Bună seara, bună seara, ziua 3 de summit, bine ați, n microfonul, da? Bună seara, bună seara, ziua 3 de summit, un summit de spiritualitate intens Am avut două seri extraordinare, urmează o a treia, prima seară cu Ovidiu Dragoș Argeșanu da, spiritualitate, în general. Aseară astrologie, da, cu Cristina Demetrescu. Mâine cu Damian Drăghici. Poi mâine avem Fecșui cu Cristina Groza. Deci, e fantastic. Dar, cumva, mult, mulți oameni v-ați înscris special pentru Anatol Basarab. Da? Eu sper să participați la tot summit-ul. Da? Însă, Anatol Basarab are ceva. Are ceva în sensul în care a ajutat foarte mulți oameni, a schimbat foarte multe vieți, vorbește pe înțelesul tuturor. Chiar în pregătirea acestui summit și al unui alt masterclass care îl facem în acest moment, l-am întrebat Anatol. Dar ce ai făcut tu de ești numerologul numărul unu din România? Adică, da, răspunsul a fost, ei, am făcut ce știu mai bine. Uh, nimic deosebit, dar cred că are un har, un dar, un dar de a vorbi pe înțelesul tuturor, un dar de a aduce lumea cifrelor în uh, viața de zi cu zi, lumea numerelor, într-un așa fel încât uh, te face curios. Da? Uh, asta e prima fază. A doua fază este aceea în care uh, te simți inconfortabil. Inconfortabil că nu prea îți place întotdeauna ce ți iese acolo la, la, numele și varianta cea mai simplă este să, să negi, să zici că nu e, nu e așa. Mi-a făcut câteva lucruri și pot să, pot să confirm lucrul acesta. Bun, pentru cei care sunt uh, pentru prima dată în acest uh, moment, vreau să văd dacă live-ul e în regulă, pare că procesul de logare funcționează. Ok, bună seara, bună seara, bună seara Diana, bună seara Cristina Mureșan, bună seara Dr. Ies, bună seara Raluca Petrici, Cristina Negoiescu, bună seara, bună seara tuturor. Deci, dacă ne spuneți bună seara, cred că ne și auziți. Uh, numele meu este Marian Rujoiu, sunt fondatorul Life University. Și ce facem noi la Life University? Căutăm pe cei mai buni din diferite domenii și realizăm masterclass-uri extraordinare. Nu sunt cursuri, atenție, sunt masterclass-uri. Ce are diferit un masterclass de un curs? Uh, are diferit partea de mentoring, partea de inspirație, partea de, uh, de poveste. Și ne uităm la domenii și căutăm cine e cel mai bun în acest domeniu și încercăm să-l găsim pe cel mai bun. E drept că e discutabil cine este, de fapt, acest cel mai bun în diferite domenii. Adică pe business am făcut și cu Dragoș Petrescu și cu Cristina Bătlan, cei doi investitori de la Imperiul Leilor. Pe masaj cu președintele Federației Mondiale de Masaj, pe parenting cu doctorul Cristiana Andrei. Uh, uneori te gândești cine e cel mai potrivit E o decizie grea pentru noi de, Drept pentru care de multe ori primești câte un mail de la noi Și uh, te întrebăm cu cine ai vrea ei bine, la numerologie n-a fost niciun dubiu. Adică, cu cine trebuie să facem? Doar cu Anatol Basarab. Și am realizat împreună cu Anatol un masterclass care este disponibil imediat ce te înscrii cu legile karmice, cu cifra de vibrație, cu ziua de naștere, cu luna, cu destinul, cu, cu tot. Deci, dacă v-ați înscris în el, știți deja, care nu v-ați înscris, puteți. Chiar și astăzi, acum, în seara aceasta, să vă înscrieți în acel masterclass este accesul imediat ce vă uh, înscrieți. Da? Acum, pe de o parte, trăgeam de timp să apucați să vă logați, pe de altă parte, profitam de ocazia de a ne cunoaște mai, uh, mai bine. Rugămintea este să apăsați, poate vezi acest live, poate îl vezi pe Facebook, dacă îl vezi pe Facebook, dă un like paginii, e binevenit, din când în când Facebook te ar, putea, ar putea să te mai anunțe când postăm lucruri grozave. La fel, dacă vezi pe YouTube, dă pe, pe video acolo în dreapta jos, e un link de subscribe. Dacă dai subscribe, din când în când YouTube ar putea să-ți trimită o notificare când consideră că postăm ceva grozav. Inclusiv live-urile pe care le facem Dacă ești abonat la canalul nostru de uh, YouTube uh, Cu mare... A, ah, uite, o să fac ceva în seara aceasta uh, dacă... da, O să mai mă gândesc la asta Vreau să acord un acces gratuit în masterclass-ul lui, masterclass lui Anatol Basarab Dar nu-mi dau seama cum să nu fie subiectivă Cred că o să mă ajute Anatol aici la, la această poveste, dacă ești abonat la canalul nostru de YouTube și cumva numele tău îl citesc aici și tu poți să ne arăți că ești că ești abonat, atunci primești acces gratuit, 1. da? Bun. O seară grozavă! Deci ați dat abonare, ai dat, ai dat like, te-ai pregătit, urmează o seară în care vorbim din nou despre creștere spirituală. De această dată, din perspectivă numerologică. Da? Bună seara, Anatol! Mulțumesc de invitație! Eu mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ai răspuns invitației. Ce... Bine te-am găsit pe tine și pe toți cei care ne privesc în momentul ăsta și în celelalte zile care deja au trecut. Întreabă-mă. Dezvoltare spirituală din punct de vedere numerologic. Numerologic, da. 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 Tematica este în felul următor. Uh, pentru aceste întâlniri, mai uh, fiind o sesiune live, uh, mai putem, da. mai pot să mergem. mai. Dar vorbim de creștere spirituală și încercăm pe parcursul acestei întâlniri să extragem, eu știu, 10 lucruri care din punct de vedere al numerologiei și al experienței tale personale, deci nu neapărat legat de numerologie, ne-ar putea ajuta să creștem spiritual. Și dacă e. Ori îmi spui tu, ori vin cu o primă întrebare, din perspectiva numerelor, a numerologiei, în ce fel ne-ar ajuta pe noi înțelegerea numerologiei în creșterea spirituală? Care e această legătură? Da? Eu aș putea spune în felul următor, călătorind înainte de asta, prin tot felul de tradiții spirituale, în unele dintre care sunt așa, aș putea spune cu oricare mândrie, musafir sau invitată cumva de onoare, pentru că le înțeleg tradiția și pentru că chiar poate am contribuit la înțelegerea anumitor lucruri în acele tradiții care lor împreună cu măieștri au ajuns până undeva, și mai departe calea părea închisă, 50 de ani, 100 de ani în tradiția respectivă, dincolo de punctul ăla nu a mai trecut nimeni. Calea adică există, există și un obstacol la care tot s-au oprit și mai departe n-au mai înaintat din, din lipsa de un o, o anumit tip de cunoaștere și anumit cunoaștere matematică sau să spunem numerologică, ceea ce este tot matematică, dar cu o componentă profund spirituală filosofică. Cifra scrisă așa pur și simplu pe hârtie e doar un semn care nu ne spune nou nimic. întreabă pe oricine de ce cifra 1 să scrie așa sau 2 așa și nu știe să ne răspunde. Este așa, este doar niște semne. Ele nu sunt doar niște semni, ele reprezintă niște simboluri, iar simbolul totdeauna este ceva viu, care, ca o entitate, aproape ca un duh, care păstrează în spatele său o istorie întreagă, o proprie biografie, o proprie poveste, ca și o proprie personalitate, spunem așa. Ei, în alte tradiții spirituale, în care am călătorit, nu au trebuit să-i ajut eu cu nimic, ci din potrivă ei m-au ajutat foarte mult, pentru că la rândul meu eu aveam o anumită necunoaștere vis a -vis chiar și de ceea ce înseamnă organismul nostru fizic. Iar dezvoltarea asta spirituală nu o putem face în afara organismului, adică ori se face în trinitate, ori nu se face deloc. Ori este dezvoltare spirituală în sensul profund al cuvântului, cuvântului ori dăm așa într-un fel de schizoterism, un fel de ezoterism prost înțeles, și în urmă la asta nu se întâmplă nimic, da nimic în sens constructiv, ci aș putea spune cu toată responsabilitatea, mai devreme sau mai târziu, se întâmplă fenomene sau lucruri destul de neplăcute în viața practicantului sau celui care merge pe o cale pe care nici el însuși nu știe ce tipuri de modificări va apare în ei o concepție, adică concepția despre eu, despre mine însumi din moment ce ai înaintezi pe o oricare cale. Indiferent care este. Acum, din perspectiva mea, aș putea spune așa, făcând o sinteză dintre toate cele tradiții spirituale, că nici nu poate să existe vreun fel de dezvoltare spirituală în afara matematicii, dar nu în sensul cantitativ al cifrelor, ci în sensul lor calitativ, în sensul lor profund filosofic. Hai să ne întrebăm. Ce reprezintă, de fapt, dezvoltarea spirituală? Uite, eu, dacă vreau să-mi dezvolt corpul, mă duc și-mi dezvolt corpul la sală. Sau muncesc, sau fac anumite exerciții, dezvolt musculatura, tendoanele, deci a respirație, deci a modul în care se oxigenează sângele și o serie întreagă de lucruri. Este adevărat? Asta se numește dezvoltare fizică. Cu asta parcă, aparent doar, parcă totul este clar. Cunoaștem biologie, cunoaștem medicina, ne ajută aici neurologia, ne ajută științele neurologice neurolog și psihologia, o serie întreagă de lucruri, lucrurile par aparent clare. Știm ce avem de făcut ca să dezvoltăm corpul nostru fizic, ca el să fie mai sănătos, ca el să prelucreze, să-și îndeplinească funcțiile mai bine și cu toate acestea vedem că oamenii unii Îmbătrânesc cu viteză foarte mare, doar în câțiva ani, adică până la 40 de ani au fost cumva, de la 40 până la 45, brusc îmbătrânit, nu mai funcționează tendoanele, nu mai funcționează o serie întreagă de lucruri, nu mai funcționează nici rețelele neuronale cum trebuie, toate întrepedații așa, îmbătrânește, se rămolește și până la 50 de ani deja pare că se pregătește de moarte, cum ar fi spus. Vezi, pe de o parte, avem știința foarte dezvoltată, urmare omul ar trebui să trăiască mai bine și mai sănătos și de aici mai tânăr, de aici mai plin de viață, de, de vitalitate. Ar trebui să fie capabil să meargă, să alerge cel puțin un kilometru, cel puțin un kilometru și la 70 de ani. Cu toate astea nu se întâmplă așa. Din potrivă, cu cât e mai dezvoltată știința, cu atât mai multe boli parcă avem. Și cu atât mai greu de trecut prin acele boli. Deși, uite, dacă ne uităm în, 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 trecut, tot era o tradiție spirituală și a neamului românesc inclusiv. Oamenii nu erau atât de mult, nu aveau atât de multe boli ca astăzi. Nu erau așa stresați ca astăzi. Nu erau așa deprimați ca astăzi. Nu exista atâtea feluri de cancer ca astăzi. Deși știința s-a dezvoltat, medicina ca, ca ramura științei S-a dezvoltat viața noastră O devenit din ce în ce mai comodă Râul e direct în casă Nu trebuie să te mai duci undeva wc e în casă, baia e în casă Pivnița e, acum l-am transformat În frigider, nu ne mai ducem jos În pivniță să aducem ceva direct din frigider Pridvorul S-a transformat în balcon Și pare că ar trebui să fie totul mai bine Cu toate acestea, noi observăm Eu cel puțin ca psiholog că viața Inclusiv psihică devine din ce în ce mai Complicată, din ce în ce mai perturbatoare din ce în ce mai multe tulburări psihice. Câteodată de-a dreptul mă șochez sau mă îngrozesc gândindu-mă în următorii 10 ani de cât, cât de mulți psihologi o să avem nevoie ca să îi ajutăm sau să-i tratăm sau să-i aducem pe linia de plutire pe un număr atât de mare de, din populație. E catastrofal, practic. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Am putea spune oare din cauza lipsei dezvoltării spirituale am putea. Dar aici fiecare o să înțeleagă ce îl vrea sau ce îl duce cap. Trebuie deci să facem prima dată o definiție. Ce e, în general, spiritualitate? Uite, ieșim afară și întrebăm pe oameni. Spirit. Ce e spirit? Ce e duh? Ce e suflet? Ce e corp? Uh, mulți dintre pe care o să întrebăm, dacă întrebăm rapid așa, nu o să știe în ce parte e În organismul lor propriu. Uh, a fost odată, doamnă pe dumneavoastră, din când în când vă dor ovarele, dar iarna din când în când mi se înflă. No. Dar eu o doamnă respectabilă. Uneori apare, adică câteodată apare pe la televizor. <laughs> <laughs> și totuși, din când în când, iarna mi se înflă ovarele și mă dor. Se întâmplă tot felul de lucruri. Suntem înstrăinați de noi înșine, foarte mult atât de mult încât uh, între eu și mine e o distanță de kilometre. Vorbește eu cu mine și nu se înțeleg. Uh, le mai rămâne de la un orizont la celălalt să comunice unul cu altul prin oricare semne, poate, poate așa să înțeleg, dar oricât de tare aș străga eu la mine, nu se aude unul pe altul. Pentru că eu are o funcție, e ocupat de alte treburi sociale, nu știu care. Eu cu mine celălalt, mine, are altceva de făcut, e preocupat cu totul de alte problematici nici nu consideră, nu dă doi bani pe problemele care le are eu, sinele se uită la ăștia ca la niște doi nebuni, eu de deci ce-s preocupați ăștia, știi? Cu ce și bate capul, adică ce stresează pe ei, când de fapt lucrurile astea pentru celălalt nu sunt deloc importante. Și atunci, Așa dacă căutăm într-un dicționar undeva, oh, o să găsim dezvoltare spirituală. Păi cum dezvolta? Asta înseamnă a scoate volții de acolo. Tensiunea acolo trebuie să rămână, dar scoatem voltajul. Adică a dezvolta, a, dezvoltare. a involta, adică a aduce, a, a aduce acolo o, o anumită tip de energie. Am putea spune că dezvoltarea spirituală înseamnă cumva a te relaxa. În primul rând, te relaxezi. Dacă corpul se dezvoltă printr-o succesiune rapidă de încordări, relaxări, încordări, relaxări, și pentru asta nu trebuie să te duci la sală. Poți să-i stai așa pe scaun, și apeși pe margele, până în tremurând, le dai drum, te relaxezi și îți faci mai muști mu mu mușchi decât dacă te duci la sală. Poți face acasă. O serie întreagă de lucruri. De ce? Polarizare, depolarizare. Încordare, relaxare. Încordare, relaxare. Dar cum facem asta cu sfera noastră când noi suntem cupuși din trei? Ne uităm la deget și vedem o falangă care e legată de, tot, de, ce, de bază, de tot ce strămoșesc, de, tot cu restul corpului, are rădăcini adânci, uite, falanga asta de jos. Falanga de mijloc, care face un fel de pod de legătură dintre falanga de jos și falanga de sus. Și falanga de sus care se leagă de asta din la mijloc, dar ea, cunoaște ce? Spațiu sau eteru sau gol. Uite, dă de cu degetul un gol. Asta, altă, dacă dăm așa, e totdeauna vă da în în, 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 în mână și de aici mai departe, în braț, în tot corpul. Adică, suntem compuși din trei elemente deodată. Corpul nostru fizic, să-l numim așa, animalul. Animalul social ne place sau nu ne place cuvântul, suntem animale sociale, trăim în haite diferite, vânăm la fel ca acum o mie de ani, mai ales bărbații, de aia sunt mai puțin stresați, pentru că n-au obdicat de la funcțiile lor, fac aceleași lucruri ca și o mie de ani, doar că altfel. Adică dacă îl întrebi un bărbat, cum e viața ta de când toată lumea asta s-a schimbat? El o să spună că e ca acum două milioane de ani în urmă, dar puțin altfel. E, și din cauza asta el s-a specializat, el face ce lucruri doar ca altfel prin alte mijloace, sulița s-a transformat în altceva, mamutul s-a transformat în milion sau în miliard, căprioara s-a transformat în sute de mii și mie de euro s-a transformat în epuraș sau epuraș s-a transformat. Pentru noi, femeia a rămas aceeași ca și cum, așa, doar că ea s-a schimbat, ea cere de la noi să nu, se schimb, să nu ne schimbăm, dar ea se schimbă în permanență, chiar după a treia zi după nuntă se schimbă. Dar cele de la bărbați sunt schimbi. E paradoxal, nu ne-a schimbat. Și uite, tot vorbim de dezvoltare și tot, inclusiv de spiritual. Ele sunt mai stresate pentru că ele au abdicat. Ele, la fiecare dată, la 100 de ani, încep să facă alte lucruri și pe urmă să plâng că nu reușesc. Și dacă nu reușesc ele, trebuie să reușim noi în locul lor. Cum e astăzi? Feministele își doresc să implementeze în viață proiectele sau ideile feministe, dar să o facă asta cu mâna noastră. ca noi singuri să o facem. Egalitatea. Dar pare că doamnele în general se adaptează mai bine situațiilor. Ele se adaptează mai bine la toate procesele Decât bărbații. naturii. Așa, bărbații nu sunt de pe planeta asta. Bine, nici ele nu sunt de planeta asta, ele sunt de pe Venus și noi de pe Marte. Dacă ne-am venit aici, ne-am hotărât că o să vorbim aceeași limbă. Și ne-am compus o limbă, așa mai în glumă, mai serios. Când am venit aici, într-adevăr, am început să vorbim aceeași limbă, numai că femeile, în aceleași cuvinte pe care le rostesc bărbații, găsesc în interiorul lor cu tot o altă semnificație. Da, nu înseamnă da la femei. La bărbați, da, înseamnă da, nu înseamnă nu la femei, da, nu înseamnă da. Fă ce vrei, nu înseamnă că poți să faci ce vrei, nici nu te gândi. chiar nu trebuie să faci nimic. Blochează și stai acolo. Cum ai să faci tu ce vrei, nu, nu înseamnă, nu, nu pot să înseamnă, nu așa, nu aici, nu acum, nu chiar așa. La bărbat nu înseamnă, nu militarește așa La femei. Am... Pare o lipsă de flexibilitate la bărbați. Da, ei chiar așa, sunt. exterior. Ei chiar așa sunt, pentru că ei sunt învățați să facă un lucru concret, se, uh, mentalitatea lor este de, de tip lentilă, adică ei focalizează tot într-un singur loc, numai cu asta se ocupă, prejesc hârtia, lupă, aprinde hârtia, face o gaură, trece mai departe, rezolvă problema. Femeile nu, ea trebuie să țină și lentila, ea se prăjească, în același timp să fardeze, în același timp să uită și ce face copilul, în același timp mai rung cu morcov în ciorbă și face șapte lucruri deodată. <laughs> Dar asta este... Nu e rău și nu e bine. Asta este o particularitate a structurii lor mentale cu totul, diferită de Din punctul ăsta de vedere, suntem în general două ființe ext extraterestre. Aici am venit numai să locuim cumva împreună, cumva să ne înțelegem. E destul de greu, pentru că el înțeleg în cuvinte cu totul alte sensuri, dar uite, asta ne obligă pe noi să ne dezvoltăm. Femeia a plâns, știi cum era povestea, femeia a plâns, bărbatul o rezolvat. Femeia a plâns încă o dată, iar atunci bărbatul arunca blana pe dealuri, undeva, unde vâna, aducea acasă numai carne. Femeia a plâns că e frig, i-a dus și blana. E cusut acolo cumva și uite, și până astăzi au rămas cu ideea că el trebuie să aibă blană obligatoriu. De ce? Pentru că blana în trecuturile îndepărtate nu era un accesoriu pe care putea să-l poarte orice femeie din trib, ci numai aceea care era în legătură cu masculul alfa, adică cu cel, cu șeful de haită. El a luat trofeu și din blana și organele vitale. Ceilalți mâncau uh, mușchi și nu știu ce, iar ultimii din haită se băteau pentru ciolan. Uite, când auzim la televizor că parlamentarii nu știu să bat pentru ciolan, asta arată că ei sunt ultimii în haită. Numai uhum. cei care sunt ultimii în haite mănâncă ciolanul. Șeful mănâncă organele vitale, adică rinichi, ficat, inima, măduva oaselor și altele. Și poți, mâncarea asta e puțină, nu te îngrașă, dar îți dă foarte multă energie. Picând când femeia ultimului din haită mănâncă ciolane, zgârciuri, oasă, mai roade de pe acolo ceva, mâncarea aia se greu, cheltui multă energie să o digeri și a doua zi ți foame din nou. Deci, adică vitalitate e multă nu ți-a Uite, dacă ne vorbim numai, uite cum s-a dus discuția, vorbim despre asta, vezi de unde încă până, când în structurile noastre strămoșești se păstrează o serie întreagă de șabloane mentale, comportamentale, atitudinale și inclusiv spirituale. Dar că înainte omul era mult mai conectat la ceea ce se numește viața, la natură. Astăzi noi suntem conectați, uite, la blocuri, la tot felul de aparate, la tot felul de microfoane, la tot felul de lucruri, așa, dar la natură nu. Noi înțelegem cum funcționează un calculator, dar nu înțelegem cum funcționează o pădure. Deși o pădure funcționează ca un calculator și pădurea poate să te îngrejească și să te vindice în momentul când intră în ea, la fel de bine poate să te atașe și să-ți distrugă sănătatea în acele jumătate de ore cât tu stai în acea pădure. Asta depinde nu de pădure, ci depinde de tine sau de relația ta cu pădurea. Și asta, vezi, este noțiune spirituală. O serie întreagă de astfel de secrete sau tainie, sau cum să le spunem noi, ale mecanismilor spirituale, în general sunt ascunse sau le ascunde lumea, unii le ascund ca să nu devină bogății sau să nu devină instrument pentru marea majoritate a masei. De ce? Pentru că atunci ar fi mai greu de controlat. Cu cât omul e mai îndepărtat de Dumnezeu, sau de ceea ce se numește divinitate sau sursă, cu atât el este mai dependent de cele materiale, adică de bani. Dar banii toți sunt la mine. Deci toți ajungeți încet, încet să fiți dependenți. De ce? De sursa banilor. De fapt nu e sursa, e o resursă a banilor. Deși este și sursa banilor. Sunt state care pot produce câți bani vor ei. Sursa banilor, sursa dolarului în America, e o firmă privată, de exemplu. Nu? Cam așa asta. Dacă mai întreabă -mă tu. Da. Ai zis că suntem din trei, că de aici am plecat. Da. Deci Care sunt cele trei, fizic? ca să închidem discuția Structura aici cu cele trei? Structura noastră psihoemoțională, adică psihofizica, primul lucru, psihofizica. Psihofizica trăiește și funcționează în bază legilor psihice și fizice. Sau putem spune așa, hardului și softului. Corpul nostru așa are un anumit tip de soft al lui. El e bine ascuns în, straturile subconștiente a noastre, dar se implementează până la nivelul celulelor. Celulele se mulțesc, comunică între ele, schimbă informații în baza anumitui soft, într-un fel și niciodată altfel. Iar corpul fizic, adică hardul, are celule, camere, web, are o box aici, are niște microfoane în partea asta, la alta. E ca și calculatorul, dar puțin altfel. Noi am creat calculatorul, din moment ce am calculat, creat calculatorul înseamnă că el e creat după chipul și asemănarea noastră adică, dar noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu adică calculatorul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu la a doua mână la mâna a doua noi nu putem crea niciodată nimic nu putem crea pe gol, pe spațiu gol al doilea strat al nostru care este interdependent și conectat cu cel de psihofizic este psihoemoțional. Sau să spunem psihoenergeticul. De ce spun emoționalul și energeticul e același lucru cumva? Pentru că emoțiile sunt acele energii care emotion, ne mișcă. Ori ne mișcă, ori ne frânează, în dependență de ce emoții avem. Uh, sunt emoții excitante Care adică excită uh, Tot sistemul nostru spre o anumită acțiune Și sunt emoții Care sunt uh, inhibatorii Adică când te gândești la ceva Te oprești să mai faci Când vine o emoție spune Ție minte ce ai pățit Mai faci dată Vezi că o să urmezi o durere uh, Unele sunt dresate Astfel de emoțional în noi Din de, de la părinți Altele uh, le-am văzut cum funcționează la alții Și ne le-am însușit și noi așa. Altele le-am copiat, așa. altele pur și simplu le-am construit noi, de la sine. De exemplu, nimeni nu te-a pus să te temi de fantome. Dar atunci odată ai apucat să gândești despre fantome, nu știi în ce sunt astea, care sunt regulile în lumea ce pot ele și ce nu pot face, ce au voie și ce nu au. Și acum te temi să dormi singur în casă pentru că fantome. Pentru că ce fantome? Nu știu, dar fantome. Ei, uite, asta este o perturbare a sferei afective emoționale, nu a sferei psihice. Iar când vorbim de sfera mai departe, următorul nivel, ăsta care are legătură cu nevăzutul, uite, de așa, și are și o unghie, nu. Este sfera noastră psihoinformațională sau, să spunem așa, psihoenergetică, dar acolo energia e de cu totul altă calitate, transcendentală viteza acelei energii, acelei informații este mult mai mare. Și chiar așa și este. Cu cât mai sus, aici viteza este peste viteza luminii, cu mult peste viteza luminii, și sunt uh, viteze în spațiul nostru spiritual, sunt viteze de 16 milioane de ori mai mare decât lumina, vite lumina, energie egal, lumina culorii galbene sau energiei galbene, solare. MOV, de exemplu, se mișcă mult mai repede. Albastru se mișcă și mai repede Dar lumina galbenă într-adevăr 300 și ceva de mii de kilometri pe secundă Noi o vedem, ea luminează totul în jur Și se manifestă în lumea asta uh, Mai jos Corp psih, uh, psihofizică noastră Psihofizica noastră funcționează cu lungimea de undă Sau cu viteza cu care se învârte pământul În jurul soarelui 34 km pe secundă uh, Asta e oricum mai repede ca un glonte noi stăm pe aceeași planetă, adică suntem perfect sincronizați cu ea și toate procesele noastre biofizice, biochimice, funcționează în regimul ăsta de viteză. Aici, în energia solară, de ea și spunem, plexul solar, asta funcționează cu viteză luminii, iar tot ce dincolo funcționează cu viteză supraluminii, ce mult mai mare decât putem vreodată să ne imaginăm. Până nu de mult era toată lumea Anumite lume științei, fie că era ferm convins că nu poate să existe vreodată o vreo viteză mai mare decât viteza luminii. Viteza luminii, asta e ultima viteză. Maximă. Maximă posibilă vreodată, nici nu puteau să-și imagineze. Deși, acum, astăzi, la, în zilele noastre, la CERN, la acceleratorul de particule, s-au descoperit viteză cu mult mai mari decât viteza luminii solare, să spunem așa. Cu mult mai mare. În general, noi trăim în lumea asta ca să înțelegem ce e spiritualitatea. Noi trăim în baza a două axe. O axă verticală, Y, care reprezintă hormonul masculin și axa masculină, adică a variabilor independente. O axă a valorilor dependente, unde în capăt acolo scriem X, adică hormonul feminin, și asta este lumea materială, dependentă. Așa. Deci așa apărut, vezi că spune străbunii noștri spirituali spuneau, femeia, adică axa Y, totdeauna să se aplece în fața bărbatului. Nu? Și la biserică câteodată asta spune. Când te întreabă chestia asta, când auzi chestia asta în biserică, că femeia totdeauna să plece în fața bărbatului, te gândești, asta e din Biblie sau e din Cama Sutra? Am înțeles. De ce vreau să spună? Mulți nu înțeleg ce-o de fapt. Și de unde e? De fapt, e, de fapt, e din, e din fizică, pur și simplu. Principiile dependente sau mecanismele dependente totdeauna se pleacă în fața celor independente. Depind ele întotdeauna. Tot așa cum am putea să spunem dacă înlocuim axa asta cu principiul feminin, tot spunem așa, principiul feminin totdeauna depinde de principiul activ. Totdeauna, în orice motor, în orice lucru, este ceva care e static și este ceva care e dinamic. Cel care e static depinde totdeauna de ceea ce e static. Adică, și lucrurile dinamice nu pot să se învârte dacă nu sunt fixate de ceva static. Este bloc motorul. De exemplu. Ăla e principiul pasiv, e femeia. Dar nu trebuie să învârte o serie de lucruri. Dacă ele nu se învârte, motorul e degeaba. Ele trebuie să învârte. Acolo e foarte multă logică. A face un bloc motor, cămașa și nu știu ce, bloc motor, e simplu. Multă minte acolo nu se trebuie. Dar uite cum se învârtele, rotesc, rotițele nimeresc unele pe alte. Când se schimbă, acolo e nevoie de foarte multă logică. Nu emoție, ci multă logică. Și totdeauna emoția va depinde de logică. Adică altfel spunem în felul următor. Totdeauna mintea corpului, care are creierul lui, intestinele, stomacul și este o minte, șarpele din noi. Uite, tot bio, adică psihofizica noastră are un stăpân. Stăpânul ăsta începe aici și se termină, trece pe noi undeva, șarpele. Încearcă să nu-l hrăni și să vezi că toată psihofizica ta se dărâmă. Și poți să fi tot dezvoltatul o spiritualului, că te de la pământ deja, spunem. O să mori. Ca prostul, da, o să mori trebuie să-ți menții totdeauna corpul într-o condiție bună. Șarpele astea nu mănâncă orice. Noi putem să-i băgăm orice, dar pe urmă îi dăunează lui și dăunează întregului corp fizic. Mai sus, sfera afectivă emoțională sau psico-emoționalitatea, -emo psihoenergetică. Ce se întâmplă aici? Asta este ca un, este principiul pasiv din de noi. Deci, ce? că emoțiile niciodată nu apar pe loc gol. Ele apar totdeauna, adică se supun unii minți, unei idei. Apare prima dată. Ideea care generează o emoție. Și emoția generează o faptă. Nu în am ăsta. Dacă cumva se întâmplă în unele situații invers, a e tulburare psihică, e boală psihică. Totdeauna așa. Apare o idee, ideea generează emoții, vezi, de sus în jos. Idei. ideea generează o emoție, emoția generează o faptă. De exemplu, eu spun un banc. Cineva l-a înțeles, adică o prins ideea, o apărut emoția și începe ha, ha, să râdă, fizic, să manifeste fizic. În același timp, cineva nu a înțeles bancul meu, deci nu prins ideea și el stă și nu poate să râde pentru că nu, emo, ideea nu i-a generat o emoție. De orimente. Dacă toți oamenii au prins ideea, toți oamenii râd la masă. Dacă patru nu au prins ideea, stau și nu înțeleg de ce râdește. ăștia. nu au prins ideea. Idee, emoție, fapte. Când se întâmplă invers, acționăm, apoi să ce am acționat, se numește mintea de pe urmă. Mintea românului de pe urmă. Adică gândim cu fundul cum ar fi, pe urmă să mamă, nu a fost bine ce am făcut. Și pe urmă căutăm justificări, asta e, e, e contra vieții, adică e contra lumii, e pe cum se spune. Târziu. Adică e cu fundul în sus, totul e cu fundul în sus. Astăzi ca am toate lumele, sau toate guvernele, am putea spune, așa funcționează exact așa. Adică întâi, trebuie să facem ceva repede, trebuie că nu știu ce, dar trebuie să facem. După ea, mamă, dar nu e și bine ce am făcut. Și a făcut. Și apoi, hai să găsim o explicație. Până la urmă, poporul divin. Cam așa. Asta e că, așa e când acțiunile se produc cu fundul în sus Psihoenergetică Asta ce înseamnă? Asta înseamnă cu adevărat ceea ce se numește spirit Deci noi suntem compuși Din spirit, suflet și corp Bun, trinitate respectivă Spirit Ceea ce e tot una cu duh că Și mulți oameni încurcă crezând că duhul este una Și spiritul este altă Nu, e același lucru doar că În tradiții diferite se folosesc de cuvinte diferite De exemplu, în Imperiul Roman spune Spiritus Sanctus În, filio, în numele Tatălui, în Filio, în Spiritus Sanctus Adică așa, Sfântului Duh La noi spune așa, numele Tatălui și a Filului și a Sfântului Duh Duh, Spirit, același lucru Unul de tradiții oamenii au învățat să atragă Duhul Sfânt asupra lor Așa se numește, Stejanie Svetova Duha Adică atragerea Duhului Sfânt forțarea lui să coboare peste tine. În alte tradiții, cum ar fi cele catolice, ei așteaptă ca Duhul Sfânt să pogoare peste ei, nu fac prea multe lucruri, și se roagă, așteptând și sperând că odată Duhul Sfânt peste ei o să coboare. Cazacii, de exemplu, de pe uh, Volga și toată Zaporojii, cum ar fi ei, au o tradiție antică și de mult în a atrage, a forța Duhul Sfânt să coboare peste ei. Ce fel de Duh Că duhurile sunt multe. De exemplu, duhul luptătorului. Păi atunci facem o anumită tehnică, pogoară Este noi duhul luptătorului și cel mai, înfri, cel mai înfricoșat dintre noi devine deodată un super luptător. A intrat duhul luptătorului în el. Adică asta se înseamnă. Mintea ai intrat. Ceea ceva ce este transcendental. Hai să spunem și altfel. Suntem compuși din corp și plăcerile lui cum ar fi olfactivi, mângâiere, miros, kinestezice, suntem făcuți din suflet, cel care poartă, păstrează legătura permanentă între corp și spirit. Și el are plăcerile lui sufletul. El este de tip emoțional totdeauna. Emoții de la care ne înalță, emoții care ne fac, ne face viața cumva sufletească mai plăcută și tinde din ce în ce mai mult spre ceea ce se numește nu doar emoții sau plăceri, că sufletul de mult și-o că plăcerile poate să-ți să-și ia viața, să-ți pierzi viața datorită căutând doar plăceri ci caută ceva mai mult. Tu te vezi și sufletul, care are și el o dezvoltare. El caută să se îndepărteze treptat de la plăceri, de la dorințe și să ajungă la bucurii. Bucuria e altceva. Bucuria niciodată nu o să se iei viața. Ea numai o să o prelungească. Pe când plăcerile poate să scurteze viața foarte mult. Cu fiecare plăcere, acum depinde și care sunt plăcerile. Eu stau cu tine acum de vorbă. Asta este o plăcere nu cunoaștem. E o plăcere să stau cu tine de vorbă, dar în același timp e o bucurie. Vedeți? E și o bucurie, adică e o plăcere orientată către o bucurie. Dar da, poate să invers, o plăcere orientată către părere de rău pe om. Știți câți oameni trăiesc astăzi tot felul de așa zise plăceri, care după ce le sunt cunună cu o anumită realizare, după aia cumva le par rău sau se gândesc da, de ce mi e trebuie să fac asta? De, nu știu ce. Majoritatea. Și din cauza asta apar perturbări de ordin sufletesc sau psihologic, plină lumea de lucruri, de astfel de chestii. Regretele? Tot felul de regrete, tot felul de acțiuni pe care le-am făcut, dar acum nu înțeleg de ce le-am făcut. Și nu că le-am făcut cu 5 ani în urmă. Ieri am făcut și asta, dar nu știu de ce. Dar de ce în general mă duc la muncă? Dar de ce în general mă duc la serviciu? Dar eu pentru asta am venit. Dar constat că asta fac birou pat, birou pat, birou pat, birou pat așa, viață de birou pat. Viața mea e între birou și pat. Și așa au trecut 5 ani de zile. N-am mai apucat să vorbesc ceva normal cu alți oameni. N-am mai apucat să fac, să mă duc la eu la pescuitul meu la care de Nu N-am mai apucat să citesc poeziile la care vreau să le citesc sau cartea pentru că viața mea e de biropat. După 5 ani de damblaua, te apucă dracii, cum se spune. Apropo, dracii taman în sfera asta și sunt. Iar ceea ce este spiritual în sensul profund al cuvântului este ceea ce transcede din mintea omului și nu mai este acolo mintea nu mai este de ordin logic sau rațional Asta e aici, în lumea asta, pe orizontală Acolo mintea este cu totul alta și despre ea nu, se, nu vorbește nici măcar în psihologie Acolo mintea este alt tip de minte Mintea intuitivă sau mintea uh, inspirațională sau mintea revelațională Acolo oamenii nu gândesc, lor le se relevă Sau lor le se dă o inspirație Omul dezvoltat spiritual, el, el înțelege că este ceva deasupra lui, transcendental, este undeva o sursă, și când lumea asta este ceva mult mai fin, mai subtil și mai puternic decât ceea ce putem noi atinge, vedea. Și caută acces la acele surse care generează pe Pământ o mulțime de resurse, și noi ne batem pentru resurse. Ei, de mult au înțeles că nu are rost să ne batem pentru resurse, trebuie să căutăm sursa. Și cum ajungem acolo? Că până la urmă despre asta e vorba. Ce putem face pentru creștere să ajungem aici în Bun. aceasta treia foarte bună. Un lucru. Păi, nu putem face asta decât într-un singur și în singur mod pe care ne-l arată nouă însă și psihofizica vieții. Uite, dacă turnăm paharul ăsta apă, o să observăm că apa, ca element al vieții, dătător de viață, curge de sus în jos. Este? Dar paharul se de jos în sus. Uite, am văzut, principiul activ vine, Sfântul Duh, El. Deci Dumnezeu, Tată, Fiul, Sfântul Duh, totul cumva se, spune așa, gen masculin. Nu? De ce? Pentru că toate sunt active. E adevărat, au apărut acum unele care vor, da, de ce Trinitatea asta e numai masculină? Să fie așa și o femeie, măcar pe acolo, știi? Adică, Dumnezeu, Tată, Dumnezeu, Fică și Sfântă Duhă. Sau ceva, așa. Adică, oamenii sunt. Adică, domnule, nu înțeleg principiul și cred că este lucruri care țin de gen. Și hai să mai băgăm acolo și Nu numai, ci Dumnezeu, Tată, Fiul, nu-l cunoaștem genul. Trebuie să zicem, Dumnezeu, Tată, nu știu cum. Transvițit. Mm -hmm fiu ei și nu știu nebunii. Aici treabă lucrurile astea, dacă nu înțelegi. Și vorbim de fizică, pur și simplu. Deci nu are gen. Nu Vorbim de elemente fizice, cuantice, adică profunde, mecanisme, nu, de... nu sunt personaje. Dumnezeu, Tată, fiu și Sfântul Duh nu sunt personaje. În sensul ca la teatru. Prin urmare, apa vine de sus în jos. E activă și dinamică în momentul respectiv. Îi împlinește funcția cum? masculină, adică uite, de pe axa verticală vine, de pe Y. Paharul se împle pe, ori... Unii se împle? pe, pe, pe orizontală, aici pe lumea Y, se împle, se împle, se împle. Când ajunge sus de tot, paharul se a umplut, el mai departe nu va ști că e plin. Dar doar că e plin, restul, fiecare picătură în plus de la Dumnezeu dată nouă, fiecare se va prelungi să vă va prelinge pe masă. Și aici că sunt furnicuță sau că iarbă, că nu contează ce, pe tine ca pahar, ca vas spiritual, pe tine asta nu te interesează. Pur și simplu din surplusul tău cade, curge jos și de ala cu lichidul, cu energia aia, oricare o fie acolo, se îmbogățește sau trăiește cineva, nu contează cine. Dar pentru asta trebuie prima dată să te ca vas spiritual majoritatea oamenilor sunt plini cu ceva. Dacă vrei să nu sunt plini, sunt pe jumătate cu ceva. Pe jumătate e gol în ei și aceea jumătate de gol produce totdeauna suferință. Cu cât e mai mare golul, pentru că natura nu suportă niciodată gol, nicăieri în natură, imediat golul se împle cu ceva. Uite, este aici un vid atmosferic, gol. În partea el alte atmosferică. Cu cât aici e mai mare vidul și acolo presiunea e mai mare, cu atât o să vină vântul sau uraganul mai mare, mai repede, cu viteză mai mare, ca să împlice balon. Uite când e uh, golul ăsta. Când balonul e plin, el cu aer, un balon. El ce? Are o presiune în interior mai mare decât presiunea atmosferică. Dacă îl spargem, s aude bubuitul. De ce bubuie? Pentru că foarte rapid se încearcă să se echilibreze presiunea care înainte era prinsă de un perete în balonul respectiv cu presiunea din spațiu înconjurător. Și atunci se produce bubuia. Majoritatea oamenilor sunt pe jumătate plini, pe jumătate goi cum e măcar spus? Pe jumătate plin sau pe jumate goi? Depinde de ce vrei să vezi în el primul. Dar pe jumătate sunt cu ceva. Dacă vrei să vezi cu ce el este în jumătatea aia, nu trebuie să faci nimic decât să-l agiți mai tare. dacă-l agiți mai tare și plin cu cafea, o să versă și o să tropiești de cafea. Dacă e plin cu mere, o să-l agiți și o să răstoarne să mere. Apă dulce, apă dulce, aghiazmă, aghiazmă. Uh, majoritatea oamenilor sunt plini cu ceva care nu-ți place să vezi dacă e agist și o să sară peste tine, cu ce murdărești, greu o să te speli. Și nu o să-ți vină a crede că omul ăsta poate să aibă în el conținutul ăsta când urma agitației stropește știi, în jur. Dar așa o să-i cunoști conținutul. Prin urmare, vreți să-i vedeți nivelul sau cu ce este plin un om, agitați-l. Înjurați-l puțin, faceți ceva, scuteți-l din sărite. Și el atunci o să împroaște cu ce are. Adică ce are. acolo? Buba o să scoată puroi, vulcanul scoate și el ce are, stomacul care e plin cu vinul o să scoată ceva afară și o să vede și conținutul și tot așa mai departe. Prin urmare, în asta nu e foarte greu de testat un om cât el... Asta e un sfat periculos, așa, să-i ca întâmplă. să vedem. Da. da, el oricum se întâmplă. A, așa. Și noi ne umplem, ce facem pentru creșterea, ce ar trebui să adică facem? Să ne umplem trebuie să ținem cont de, doar o dată de mecanismul ăsta Sus în jos, dar să umple de jos în sus Adică prima dată trebuie să avem grijă de ceea ce înseamnă corpul nostru Să înțelegem că corpul nostru este un templu E prea greu spus așa, un templu, oamenii gândesc la un fel de biserică Deci un slujitor în untru, un altar, hai să luăm mai simplu Orice om în trinitatea lui, un exemplu ca să fie pe înțelesul tuturor. Ai văzut vădată un operator care operează o dronă. O dronă. O zboară cu ea prin curte pe ea și -o ceva. O ridică la unul de înălțime, dă drumul, pierde controlul, se izbește de pământ și tot așa Exact asta suntem noi. Spiritul e cel care ține telecomanda în mână. Sufletul este spațiu sau câmpul prin care se, duc undele, oarele Iar drona este însăși corpul nostru. Dacă operatorul a pierdut legătura cu corpul, în sensul că s-a calea de comunicare, omul automat cade jos și leșină. Corpul, adică nu omul, corpul cade jos. În același timp, tu continui să gândești, continui să auzi ce facă ești la scutine, dar numai că distorsionat. Adică când îți dă cineva o palmă peste față ca să te trezască, că te stropiește cu apă, te uiți să auzi așa. Uf, 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 ce uu, 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 distorsionat, până încet, încet revine. Deci, când revine, ce? Comenzile de la telecomanda spiritului pe câmpul de, de transmisie ajung corect la corp. Și corpul deschide ochii dai tu, ca și cum îți spui, revii. Dacă revii, înseamnă că ai fost plecat. Bun. Ei, uite... Noi ne temem foarte mulți de oameni de moarte, crezând că după moarte noi undeva o să ne duce. Nu. Tu n-ai unde să te duci, pentru că de acolo nici n-ai venit vreodată. Tu, ca spirit, nici n-ai venit. Tu stai în fața unui calculator, acolo undeva, acolo undeva, între astea două degete, nu pe Marte, nu pe altă planetă, între astea două degete, între altă realitate. Și joci în fața acelui calculator sau joci pe o cale de transmisie, ai o antenă de remisie, re corpul tău are o antenă de recepție. Apropo, dacă eu tăiem a, aia, omul nebunește. Uite, te băgăm într-o cameră în care e izolată fonic total. Nu ai să auzi niciun sunet. În următoarele 15 minute o să nebunești. Pentru că uh, sistemul tău trebuie tot timpul să capteze ceva, tot timpul să recepționeze. Când el nu recepționează, doar sunete nu recepționează, deja nebunești. Dar dacă camera respectivă, cum e făcut în Rusia, e izolată, cu, așa, cu pereți de un metru de plumb, apoi de ebonit, și astfel încât la tine, în cușca ta, nu ajunge nici măcar un foton de lumină, nu străbate, nu ajunge acolo, tu după șapte minute înnebunești, începi să vezi prin pereți, începi să schimbă toată optica ta, organismul, adică trinitatea încearcă să se restructureze, crezând că a fost adusă pe altă planetă unde condițiile de viață sunt astea. Și totul începe să se restructureze, softul, operatorul începe să dă alte comenzi, ochiul începe să se modifice, creierul, rețelele neuronale, de ce? Ca să supraviețuim și în lumea asta. Altfel spus, corpul tău, cel care stă acum pe scaun, este numai un agent aici pe pământ, a cui al tău, care stai în lumea ta acolo spirituală undeva, de acolo nici nu ai plecat, pentru numai n-ai te duci, și de acolo, printr-o telecomandă, un soft, prin intermediul cititorului tău care se numește creier, operat, adică procesorul, operezi cu drona asta și ce faci? Tu ca spirit, tu nu poți să guști mărul cum e mărul la gust. Și atunci pui Cine? Laboratorul tău biochimic. Întinde la mână că roboțelul, ia mărul, mușcă din el, îți dă toate senzațiile, percepțiile, to adică ce gusturile creierului, creierul îl transmite ții, acolo și tu îți dai seama că asta e mărul. Dar oarecum e, dacă o să rost pe fata aia? Și capiești pe comenzi, roboțelul tău se duce către ea, vorbește, ea se înțelege cu ea, o sărută după ea, cum e să Asta e tot o experiență spirituală. Anticipativă una, altele sunt după, adică ne dăm seama ce s-a întâmplat după. Adică ca să înțelegi dezvoltarea spirituală, trebuie să nu zboare niciodată din cap, anume ideea asta, trinitare operatorul, calea de transmisie, wireless-ul și biorobotul sau drona sau cum vrei tu să-l numești. Toate acestea sunt atât de interconectate și interdependente în timpul unei încât nouă ni se pare iluzoriu că toate una sunt. Nu, ele sunt trei lumi diferite, se plasează în trei lumi diferite, sunt interacționate foarte strâns, dar, dar, totuși sunt diferite. Adică diferențiere majoră, diversitate majoră, dar totuși unitate. Uite, asta e interesat însă și Dumnezeu în toate aspectele și civilizații umane inclusiv. Diversitate maximă în unitate. Totuși, cât de diferiți am fi, totuși nu uleagă pe noi toți ceva. Suntem oameni, trebuie să fim oameni, suntem legați la o sursă centrală dacă ne dăm seama de asta. Dacă nu, atunci ne imaginăm că noi suntem aici Dumnezeu și facem ce vrem și nu știu ce de felul ăsta. Apoi când odată, cumva întâmplător, operatorul scapă de sub control propria dronă, te șochezi cum fac. Adică tu ieși din joc, din jocul ăsta lumesc. Și pierzi contactul cu realitatea asta. Dar aici toți vor aici și îngerii și demonii toți vor aici, aici e zona maximă condensării al Duhului, maximă. Cum ți-ar place să, uite exemplu, gândește-te tu așa, om fiind, cum ți-ar place să faci dragoste cu fantomă sau cu o femeie încarneșoasă. Și cu fantoma probabil e cumva, dar nu ca și cu o femeie încarnișoasă. Știi? E alte senzații și atunci toți vor aici. Dar numai că aici tu ca spirit nu poți veni, te dezintegrezi. Și atunci îți trimiți aici propria ta dronă, spun, sau propriul tău biorobot care îl construiește, ai grijă de tot, găsești o mamă, un tată, îți construiești robotul ăsta, așa, începi să primele comenzi că tu după ce ai creat robotul nou în condițiile este fizice, tu ai pupitrul la tine, dar nu, că nu știi să dai toate comenzile. Este robotul, tu trebuie să învețe, trebuie să meargă pe picioare, trebuie să vadă, trebuie să... o serie întreagă de lucruri. Tu devii ca spirit din ce în ce mai profesionist. În ce? În vederea controlului asupra biorobotului. Dar cu asta la mult se oprește. De fapt, tu stai acolo unde stai, nu uităm în sus de multe ori, dar nu-i sus, e doar între astea două este, la alt nivel de vibrație și de câmpuri. Și prin intermediul corpului tău caut să aduc acumulezi experiențe. Chiar vreau să te întreb, emoția unde e în toată povestea asta? Emoția este un este, e, e, uite, știi, când îi dai o comandă dronei și faci stă așa. Adică ei, acum, acum, e neutră. Nici nu urcă, nici nu coboară. Nu? Dacă ne dai o comandă așa să urci repede, acum, asta e emoție. Văzut? Apoi când vine înapoi, asta e altă emoție. Una excitantă, alta inhibatoare. Una mișcă, alta frânează. Emoțiile în, în Biblie, de exemplu, spune în general, pe emoții nu se pune niciun fel de accent, spune din potrivă, spune că a râde fără motiv e păcat. Și în general a râde e păcat, așa. Râzi pentru că n-ai înțeles. Când înțelegi ai înțeles rezultatea problemei, nu mai este de râs. Dar atâta timp cât ești ignorant, tu poți să râzi de orice. Și de Dumnezeu și de orice, pentru că tu nu înțelegi legăturile semantice, sonete, ce fonete, ce cuvintele. De unde vin cuvintele astea? Ce ceruri, ce silabe ne-au dat? Și de ce atunci tu râzi de orice. A fi trist, iar e păcat. Adică nu ca fi depresiv, trist a fi, păcat. Și asta nu numai tradiția creștină, ortodoxă, de rit, răsărătean sau nu știu ce. Ci și la oricare altă tradiție spirituală, autentică, nu una care a apărut acum 50 de ani sub forma unei secte. Și au impresia că, adică, știi, se desprind din, este și ca și copilul, știi? Se disprind dintr-o familie, mamă, tată, cu o tradiție de milioane de ani, se duce copilul într-o parte, că el face secta lui, că el e mai deștept. În cele din urmă își dă seama că, totuși, mama și tata au fost mai deștepți Dar mai târziu asta se întâmplă. La în viața unui om asta se întâmplă în 30 de ani, în viața unei societăți poți fi 300 de ani. Dar mai devreme să mă târziu își dau seama că, de fapt, mama și tata aia, Aia care îi consideram noi înapoiați când aveau iPhone, totuși aveau dreptate. Nu, acum, tu nu ai acum, atunci nu ți-ai dat seama niciodată că bunicii tele și bunicii tăi erau mult mai inteligenți decât noi? E dat seama, te-ai prins. Nu o singură dată. Deci, hai să luăm matematică acum. Da, matematic. Uite, chiar ne întreabă Gabriel, să știu ce crede domnul Anatol despre ce se întâmplă cu spiritul după moartea fizicului. Păi nimic nu se întâmplă. Te trezești odată că pur și simplu nu mai ai jucărie. Mm -hmm. și Dar după... tu rămâi. Tu ești tot timpul. Deci, te gândești erai, la te... și, vei fi. și vei fi. Până când nu te vei dobândi cea de-a doua moarte. Cea de-a doua moarte înseamnă a muri spiritual. Nu fizic. nu ți-ai pierdut numai jucăria. Ci au venit mascații în lumea ta, ți-au bătut la ușă și te au luat și te au bătut, au omorât pe tine. Că ce? Când timp ce ai stat la calculator și ai jucat 70 de ani, folosându se o, o tău, sau drona ta în lume respectivă, ai încălcat principii și legi spirituale. Adică ai trecut ca la Counter-Strike, ai trecut prin pereță, ai împușcat pe ea, ai spart un cod acolo, știi, ai acumulat puncte. Dar este un arhanghel, se numește provider, el vede ce faci tu. Sau se mai numește, nu, nu provider, se numește, cum se numește observatorul de joc? Ăștia sunt user. Supervisor. Supervisor, un fel de supervisor. Și zici, tu ești, dar tu ești un user, că aia sunt de două feluri, user și loser. Știi? În toată viața noastră sunt user și loser. Dar este un observator de joc, nu știu cum se numește el, care observă ce fac jucătorii în timpul jocului. Observat că el a spart zidul, a intrat prin zid, a împușcat pe ușă în înapoi. Sau, a modificat în codurile jocului ceva și, nu știu, unde nu avea nicio grenadă pe el, deodată se cu 10. Adică încalcă regulile jocului. Și acolo sunt numesc niște arhangeli. Tot e o pânză. El foarte, înseamnă foarte mult. Ea au șase aripi. Îi înseamnă foarte mult cu pânza de paiange. Nu te vezi? Tot nimeni un musc în pânză. Și zice că o trasă așa. Vine imediat arhanghelul. Cic, 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 cic. Ce, ce, face? Dar nu-l mângă e El Îl transformă, mumifiază. E în momentul când îți pierzi a doua viață, doua moarte o dobănești atunci noțiunea de eu se pierde cu totul, îi dispare cu totul. Adică, gata, eu, Anatol, eu, Mihai, cum te rai, tu? Dar dacă ai pierdut corpul doar, asta și în timpul unei vieți, nu moartea totală, ci moartea a, spunem așa, parțială, experiența vieții extracorporale. Omul e operat, el se duce pe sus, nu știu unde, vede ce pe acoperișul spitalului, când își revine, povestește ce văzut pe, vârful, pe acoperișul spitalului, doctorii se duc, verifică exact, acolo este, o, este lăsată de muncitorii de cândva o găleată pe jumătate cu, cu bitum alături un, un bocan, în partea el altă ceva și ei rămân uimiți. Cum de-o știut asta în timp ce noi operam? și el era aproape în comă, să vadă chestiile astea. Mai mult că atât, au auzit ce vorbim noi, o au văzut cum noi ne agităm, o serie întreagă lucruri. Vezi, asta ne demonstrează și asta, pentru asta sunt scrise cărți, sunt cercetări științifice făcute mulțime. O bună parte din experiențele astea sunt făcute în condiții absolut inumane în lagările de concentrare naziste, care deși experiențele și pe oameni vii au fost absolut inumane, adică, Doamne ferește, așa ceva nu trebuie să mai repete niciodată, totuși experimentele de acolo făcute pe oameni vii în condiții speciale au împins lumea, să spunem așa, științifică și psihologică mai degrabă, mult mai departe decât putea să fie ea acum. Adică de acolo s-au făcut foarte multe studii și învățături. Nu țin minte că el și-a adunat acolo unii dintre cei mai mari oameni de știință în domeniul, spunem, psihicului, medicinii, psihologiei și parapsihologiei umane. Parapsihologie înseamnă aceeași psihologie, dar dincolo de... de Pară înseamnă în jur, dincolo de de cercul comun de cunoaștere este o graniță până unde ceva e unanim acceptat. Dar uite, unii sunt care trec granița aia studiază ceva. Aia se numește para, știință sau științele de frontieră. Care după un timp care îi se numesc cei mai mulți din interiorul cercului nebuni după căutare nu obligatoriu nebuni psihiatrici adepță teoriei conspirație, dar cercul, ne place sau nu, el tot timpul lărgește, ca și Universul lărgește. Și peste un timp oricare, ceea ce era para devine cum? Știință, în, adică devine, ajungi în cercul științelor obiective, studiate, verificabile și experimentate, repetabile și nu mai este para. Uite, exemplu, hipnoza până nu de mult era o magie, era legată de satana, era legată, Doamne ferește, la bisericile în trecut de așa ardeu, pentru, te pe pentru capacitatea de a hipnotiza pe cineva. Dar astăzi deja vedem că ce? Că asta este o știință, este un obiect de studiu, este un domeniu de cercetare, care ce? Abia o intrat, încă nu-i totul clar. Să nu crezi că hipnoza este foarte clară în lumea științifică orice psiholog înțelege ce se întâmplă și cum putem declanșa sau cum îl putem introduce pe un om într-o stare de transă hipnotică mergând pe stradă. Pentru că și aici sunt mai multe nivele de hipnoză. Uite, cam așa. Și întrebarea cum era? Ce? Cum mă raportez eu? Uh, sau? întrebarea era... Uh da de la Gabriel. Fac o paranteză, înainte de a reveni la întrebarea lui, lui Gabriel. Văd întrebarea aici, dacă e live sau e înregistrat, deci suntem live, ora 19:59, da. Da, acum o voi face așa. Da, așa, da. Suntem, suntem live aici cu cu voi. Această întâlnire face parte din Summitul de spiritualitate 2023. Această întâlnire înregistrarea va fi pusă în masterclassul lui uh, Anatol Basarab, disponibil pe lifeuniversity.ro și acum este momentul acum, în aceste zile, să profitați de toate promoțiile de pe Life University. Asta a fost moment de promo și de precizare. Deci suntem și live și unde veți găsi înregistrarea, o veți găsi cei care sunteți înscriși în masterclassul lui Anatol Basarab, o veți găsi acolo, la fel și cei care veți achiziționa. Întorcându-mă la întrebare, ce se întâmplă cu Spiritul, întrebarea de la Gabriel, cu Spiritul după moartea fizicului. Și am, aș mai adăuga o întrebare aici da. și revin la totuși ce putem face noi? Pentru că mi s-au părut excelente metaforele și cu drona și cu câmpul de wireless și cu... Da, da. Uh, o să, o să luăm toate zecele, da. când mai mult de nu sunt. Noi în lumea asta în care trăim suntem prinși cu toții. Ne place sau nu înțelegem sau nu. E mai puțin important. Asta chiar nu e important. Adică pe Dumnezeu ăsta nu îl interesează. Pe tine trebuie să intereseze. Și am întâlnit este asta. Eu am părerea că Dumnezeu... Bă, nu e important ce părerea ai despre Dumnezeu. E important și părerea Dumnezeu despre tine. Ai tot. Dar ce părere ai tu despre Dumnezeu? Deci, este ca și cum l-ar interesa pe Napoleon, ci părerea are un soldățel acolo de undeva. De el. Nu. Deci, ce se întâmplă cu corpul? Răspunsul la întrebare este o altă întrebare. Ce se întâmplă cu omul când îi se strică total, daună totală la mașină? Merge pe jos, nu? Toți oamenii ca oameni au câte un corp pe care îl conduc, așa? adică câte o mașină, tu rămâi pe jos, rămânând odată pe jos. Trăiești din lumea șoferilor sau viilor în lumea pietonilor, adică morților cum ar fi, adică te trezești că nu ai jucărică, cam așa ceva. Omul poate veni aici pentru că e să și să se încarneze, adică să intre în carne și oasă. Adică și dobândește scafandrul ăsta, fără scafandru aici, dacă vii doar duh, spirit vie aici, tu nu poți trăi mori. Cum și aici, dacă mă duc în lumea subacvatică să trăiesc, scafandrul ăsta nu mă ajută peste scafandru ăsta trebuie să mai pun un scafandru care se la presiuni foarte mari, la adâncimi mari și să reziste. Și eu acolo o să fiu cumva, o să mișc mult mai lent, deci zilele nu o să fie atât de abile ca este alte, dar cumva, cumva acolo o să pot trăi cât timp am ce? Un cordon, nu? Prin care pot respira. Și cordonul ăla e la suprafață, adică e în altă lume, pe un vapor și e prin Furtunul la pompează mie niște aer. Te obișnuiești cu asta, trăiești o viață întreagă și îți pare că așa ce? Asta e viața. Realitatea, Câteodată singura. și uiți că acolo sus este sursa vieții Italiei. adică aerul ăla care ți-a pe un furtun nevăzut. Știi? Dar tu trăiești, spre spunem, te-ai fi născut în alt scafandru, în fundul mării. Te trăiești acolo, te naști, începi să gesticulezi cumva cu tot scafandrul ăsta, înveți din ce în ce să faci mai mișcări mai fine, mai ample, așa. Și pentru că te-ai scafandrul ăla, în subacvatic, undeva ai impresia că asta ești tu Știi, te numești. Asta sunt eu, asta nu-i tu, este în scafandrul tău. Da, eu sunt liber și independent. Nu ești liber și independent, că ai un furtun nevăzut care te leagă pe tine de vasul ăla, care e în altă lume, supraacvatică, adică transpersonal, dincolo de lumea ta. Și acolo pe vasul ăla este o pompă care o administrează niște îngeri cineva și dacă ți-au tăiat tăia oxigenul acolo, tu aici o să ce faci? O să pierzi și ieși din scafandrul ăla tău ca suflet și te urci înapoi așa sus. Unde? Într-o altă lume. Supraacvatică, trans. Că lumea subacvatică va fi lumea ta, personală. Dincolo de asta va fi lumea transpersonală. Uite, spiritualitatea e căutarea permanentă a lumei a transpersonale. Dorința de a te întoarce la ea în acea lume, știi cum? Nu doar ca spirit, ci cu tot cu corp, dacă e posibil. Adică cu totul. Adică ca cum, Hristos. Cum, vine asta? Adică ca Hristos. Adică a te întoarce înapoi -ă, cu tot cu corp. A te înălța în slavă. Ei, trebuie să știm că în trecut slavă se numea farfurie zburătoare, cum le spunem astăzi. Și în picturile foarte vechi, în momentul când piatra s-a dat la o parte și uh, Hristos a apărut de acolo, el era, deși ca și cum toată lumea îl considera mort, el era viu. Și după ce au vorbit tot ce au vorbit, deasupra capului a apărut o, și și pictată și la Vatican, pictura asta mare, o slavă, adică o farfurie zburătoare foarte mare, și în lumină, adică așa o rază de lumină, și în lumină el s-a ridicat în slavă, după care cu tot cu slavă o tăiat. Putem spune că slava aia, farfuria zburătoare, o zeneu, cum vrem noi să-l numim, este o mașinărie al lumii celeilalte? Da, e descris și în cartea lui Ezechiel și nu mulțim de alte lucruri, ni se arată, ni se pomenește deschis pe față unele lucruri niciodată nu au fost ascunse. Majoritatea, de fapt, lucrurilor niciodată nu au fost ascunse. Ni s-au spus pe față, cu text liber, altă dată într-o formă simbolică, cumva, simbolică, ca să înțeleagă cine are și nu chiar oricine, ca să nu smintească. Nu din alt motiv, doar atâta. Unii pot înțelege simbolistica și o să înțeleagă ce au de înțeles, alții nu-i bine să-i deranjezi, o să-i smintești că nu-ți crească ei mai mari, că nu se ajungă ei. Cum o să înțeleagă și simbolistica respectivă și de fapt o să dai seama că în acea simbolistică totul e pe față. E deschis. Ca și astăzi, uitați -vă, doar vă spun tuturor, ni se spune direct pe față ce vor să facă, cum o vor să întâmple, etapele. Nu, ni se pare că e o poveste, ai, na, că n-are cum. Apoi ne trezăm că deja suntem în poveste. Apoi ne că nu doar suntem în poveste, ci că ai și un rol în acea poveste. Și de unde ai zis că eu așa ceva nu o să fac niciodată? Te trezești că e rolul principal de călău în acea poveste și acum chiar unde le picioarele, acolo îi le capul. Și tu operezi cu asta. Și când acum am ajuns eu la așa ceva? Așa lumea a vrut, așa lumea s-a impus. Trebuie să și eu să mă adaptez, eu trebuie să fac ceva, avem și eu copii acasă, nu știu. Găsim o scuză. E uite, hai să luăm pe rând. Să ne oprești între 0 și 1. Zero, uite astea, la început era pustiu și gol. Ca zero. Dacă nu apărea unul, zero rămânea zero totdeauna. Nu se mai întâmpla nimic. Dar deoarece unul intră într-un în mijlocul la zero, la în mijlocul cercului, declanșează Big Bang-ul și cercul zero începe să ce, să se lărgească. Tot așa și ovulul rămâne ovul, toată viața lui rămâne ovul. Zero. Până când nu intră acolo cine? Un Dumnezeu, un spermatozoid. După care începe divizarea și mulțirea, se creează lumi multiple, se creează mânuțe, se creează organe, se creează univers întreg. Cam așa se întâmplă și în sistemul nostru, în sistemul creatorului nostru. La scară foarte, foarte înaltă, a unui cosmos, la putea spune că noi suntem doar niște celule neuro, vie, neuronale, care ne întâlnim, schimbăm niște informații, ne electrocutăm, polarizare de, polarizare, repolarizare, inervare, relaxare și uite așa transmitem tot felul de informații ca să lumea asta să se modeleze cumva. Bun. Unul cunoscându-l pe zero, împreună devin cumva zece. Deci împreună. Pentru că zero, stând în fața cuiva, nu-i crește puterea lui. Dacă în 0 stă în spatele la 1, atunci 1 îi crește puterea de 10 ori. 10 înseamnă că ce? De la 0 până la 10, la frontiere, el este stăpân peste toate cele de la 0 până la 9. 10 e de fapt 1, care înainte stătea, era 0 și 1, a intrat, l-ai cunoscut, ai trecut dincolo și acum a divice 1 și 0. Uite, între 1 și între 0 și 9, noi suntem toți prinși în lumea respectivă. Adică de la 0 la 9 procese, mecanisme, sisteme, cum vrei tu să numești, operațiuni, energii, câmpuri, toți noi suntem prinși. Ca să ne dezvoltăm spiritual, începem cu 1. Adică trebuie să... Hai să începem cu 0. 2. 0. Prima dată trebuie să învățăm foarte bine să fim 0. Adică cine ești tu? Nimeni deja ai foarte multe șanse să te dezvolți de aici încolo spiritual. Dacă ai început cu eu sunt ăsta, eu sunt ăsta, știu cine sunt eu, gata, tu deja nu mai ești. Tu deja, tu deja ești cineva, dar pe zero nu să-l cunoști niciodată. Și nici nu trebuie să-l cunoști de zero, pentru că tu ești deja cineva. Dar dacă vrei să te dezvolți, să ai o șansă măcar de a discuta despre orice tip sau orice formă, orice cale de dezvoltare spirituală, tu prima dată trebuie să accepti că ești zero. E foarte greu să accepti zero. Mai mult ca atât, să te contopești cu zero să devii zero, nu numai în declarație, ci și în trăire. Adică asta se numește meditație. Meditația nu înseamnă accelerarea gândului sau a gândi că sunt pe vârful mă, ocea, unui munte, jos e oceanul, păsările și mirosuri frumoase, verdeață în jur. Nu, acolo tu gândești. Zero înseamnă stop. Orice gând, orice emoție, orice lipsește. Te întinzi în pat, de exemplu, că nu e obligatoriu să stai în poziția de lotus sau nu știu, nu poți să întinzi în pat și te relaxezi, te scufunzi atât de tare încât relaxarea ta să fie moarte. Doar că respiri, corpul și întreține activitățile vitale, adică respiri foarte superficial, inima să-ți bate, dar din punct de vedere emoțional și psihic, tu ești mort, nu te interesează nimic. Chiar tu, tu ce te tehnică folosești pentru treaba asta? Asta o și folosesc. Adică, adică te antrenezi din ce în ce mai mult să fii zero absolut să nu ai în tine nimic. 5 minute reușești, e bine. 10 minute reușești. E și mai bine. Că cât mai mult reușești, cu atât e mai bine. Cum ți-a trecut un gând prin cap? Uite, de un minut eu n-am gândit nimic, deja tu ai gândit. Ai gândit că când ai gândit de un minut. Adică procesul s-a întrerupt. Cât de mult pot fi zero? Tu poți verifica cât de mult poți să stai fără ca prin minte și prin suflet, prin emoții, să-ți treacă vreo, vreo idee sau vreo emoție. Emoțiile sunt mai ușor de potolit, gândurile sunt mai greu de potolit, dar asta este dezvoltarea. Asta înseamnă, vezi, dezvoltă, relaxează-te. Amperii acolo se există, dar volți nu. Din ce în ce mai puțin, spre zero. Niciodată nu se să ajungi la zero, că asta înseamnă moarte. Dar dezvolta înseamnă trece de la 220 la, știu, 80 de volți, de exemplu. E renunțarea la ego aici? A... Este, e... pentru că în momentul când ești zero și accepti că ești zero și îl trăiești pe zero, pe nimic, că tu ești nimic. Iar ceea ce văd eu este doar o manifestare a ta. O, este rezultatul tuturor experiențelor din toate viețile din trecut și până în prezent și de a o anumită configurație a feței, o anumită structură hormonală, genetică și osoasă și restul. Și asta nu ești tu, ci este doar o exprimare a ta, suma tuturor experiențelor tale. Atunci, atunci începi să trăiești momentul la zero, punctul zero de acolo începe toate. Adică de acolo, de la punctul ăsta zero, încep toate celelalte. Dacă nu reușești să mori fiind în viață, tu este timp de moarte totdeauna. Dacă te temi de moarte, tu nu ai să încerci niciodată în fel de dezvoltare spirituală. Știi de ce? Pentru că pe cale, pe orice care la merge, tradiția poți fi a luptătorului, tradiția poți fi a magului, Tradiția poate să fie a speculantului, a puterii, Uite, sunt tradiții care cresc în interiorul lor, călugări să spunem așa, când ajung la un anumit nivel ei devin adepții căi luptătorilor și ei ajung prin diferite guverne, ei știu să rezolvi orice probleme, dar numai prin luptă. Și lupta la ei e diferită, nu doar lupta cum știm noi, tancuri. Ei sunt luptători și orice problemă o rezolvă pentru un anumit tip de luptă. Alții sunt speculativi și orice problemă o rezolvă prin manipulare, speculație, magii manipulative, să spunem așa, dar nu se bagă în luptă. Cel care vine din tradiția, de exemplu, ce știu eu acolo, al puterii la a ajunge și la putere la un moment dat, dar el înțelege și înseamnă puterea, care sunt limitele puterei, care sunt nivel, câte tipuri de putere există și el operează numai cu puterea lui, nu trebuie bani. El e tot un om foarte dezvoltat spiritual, dar numai că a dezvoltat o anumită, spunem așa, fațetă a diamantului spiritului, cum ar fi. Dar strălucește în schimb. Totuși el ceva ușlefuit majoritatea oamenilor, sunt un cărbune în care se vede acolo posibil un colțușor de diamant. Dar în cele de urmă, toată viața, nu au dat cărbunele la fară să scoată diamantul, fie îl și neprelucrat, toată viața. Alții au dat cărbunele într-o parte, au spălat diamantul respectiv, arată mai bine, mai dat cu sau cu ceva, arată și mai bine, dar nu l-au șlefuit, măcar o fațetă a lui. Dar sunt oameni care au șlefuit foarte multe fațete, dar că pe una ce a accesat se o De ce? prin când întorci pe ea. Pe ea. Când întorci la, cu ea spre soare, fiind atât de bine șlefuită, diamantul aruncă foarte multe culori. Când, o întorci cu oricare a celelalte părți, împrește niște culori, dar mai puțin clare, mai puțin, mai, mai așa spun, spălăcite cumva. Așa. nu? Ei, când întorci cu asta, diamantul orbește, așa, aruncă energie. Deci, de la zero începe toți nu ai făcut asta niciodată, tot restul este o păcăleală. Omul se minte pe el în timpul zilei până la 600-800 de ori pe zi, pe el însuși se minte. Permanent, în permanent, în orice, găsește, omul se teme în general de adevăr, nu-i place adevărul, pentru că adevărul ca aparece și doar numai măselele stricate, dar în noi, peste tot, sunt o mulțime de măsele stricate, dacă ești într-o sală plină de oameni și spui un mare adevăr, o să se vârcolească și o să-i doară numai acei oameni care reprezintă măselele stricate din societate. Pe ei o să-i doară asta, că i spus adevărul. Ceilalți care sunt măselele sănătoase, cu odată apă rece pe ele, nu o să nimic. Așa. Aceste măsele stricate reprezintă țesutul viu a vieții și ne arată cât de bolnavă societatea în de reacțiile la aghiazmă. Adică o cu aghiazmă, cu un adevăr în ei, Adevăr pur, nu e a meu, e matematică adevărul. Și o, imediat o să înceapă. Unele. ai domnul, tot că nu e chiar așa. Sunteți dumneavoastră misogin, aveți ceva cu femeile. Am ceva cu femeile, slava Domnului, încă n-am nimic cu bărbații. Dar asta nu înseamnă că sunt misogin. Asta înseamnă că tu nu sunteți cam misogin. Nu există cam. Eu zic că ești cam tu ignorantă, nu că eu sunt misogin. Și tu, dacă eu sunt misogin, cam misogin, atunci tu poate ești cam ignorantă pentru că nu înțelegi însă și terminul de misogin. Dacă spun un ban cu blonde, nu înseamnă că sunt, și nu ți-o plăcut ții, că te doare pe tine țăsuturile tale stricate. Atunci nu înseamnă că e problema mea, ci e la tine. Eu am că ca gheazmă doar. Dacă ții, îți fără de pe față, nu e problema mea, e a ta, nu? obligația mea e să arunc cu aghiazmă un popor. Eu arunc cu aghiazmă, îmi fac treaba. Dacă pe unul îl și îl doare și se prăjește pielea și îi cade pielea de pe față, e problema lui, nu a mea asta. evident că el nu va vedea chestia asta pentru că el nu a ajuns niciodată în zero, nu vrea să fie zero, el este cineva și imediat va întreba, dar cum vă permiteți dumneavoastră să-mi spuneți mie așa ceva? Dar eu nu s-am spus eu am spus la toată lumea tu, din toată lumea, doar ai reacționat. De ce? E adevărat, ai dreptul constituțional de a te agita. Psihomotorii Prostești, aiurea, nu ți nimeni dreptul respectiv. de asta nu înseamnă că dacă tu ai intrat într-o trepidație psihomentală sau psihofizică sau psihoemoțională, ca eu sunt problema. Ia vezi că e problema chiar la tine. Că durează motorul așa, aiurea, fără să calci pe accelerație. Fără să fie călcat cineva pe accelerație, ți-o motorul razna. Păi nu e problema mea. E, e problema lor. Înainte de asta, ca să ținem legătura și cu cei de, de aici, rugăciunea e formă de meditație, adică ne ajută pentru acest punct zero? Nu, meditația înseamnă lipsa oricărei rugăciuni. sau ce mai profund rugăciune este lipsa oricărei rugăciuni. Dar când vorbim de rugăciune, atunci vin eu și întreb, domnule, dar la cine te rogi tu, de fapt? Oare Dumnezeu tău, nu știi toți ești care o să fie primul cuvânt când tu să deschis gura? Oare nu știi deja și al doilea și al zecelea cuvânt care tu încă nu știi că o să-l pronunți, Dumnezeu deja știe că tu să le spui. Yeah. Adică știi de fapt care sunt necazurile tale înainte să deschizi tu gura, nu? Și atunci tu ce te rogi la el? Că să zice, ceri milo, milo gen, te milogești în, jur, în fața lui, este prezență în fața lui ca o victimă nu-i place, o să zic că Dumnezeu merge în fața mea, sclavul. Adică, deci, s-am dat totul ce e posibil și tu vii la mine și te că să-ți dau bani. Sau, dar ce am inventat eu bani? Ești inventat voi bani, respectiv. Du-te și ți -i ia acolo, vezi care sunt sistemele. Eu nici nu știu, poate eu ca Dumnezeu, nici nu știu dacă pe pământ sunt bani. Eu știu că sunt spirite, sunt suflete care țin legătura dintre suflet și corp. Ei acolo trebuie să dezvolte, trebuie să capte niște experiențe și înapoi să vină mai bogat decât s-o dus. Adică l-am dus, l-am trimis în cu 5 talanți și vint venit înapoi cu 10. păi dacă Dumnezeu e o afacere bună, vezi, mi-a dus capital. Ia data viitoare să dai o 10 din start. Poate ducându-te și venind înapoi, să fii cu 20 de talanți înapoi. Și atunci mă gândesc, băi, i-am dat 10, el mi-a dus z 20. Da? Deci 10 la, eu am câștigat 100% cu omul ăsta. Ia bă data viitoare să dau 100 de puncte. Să văd spiritul ăsta. Nu cum va veni cu vreo mie. Sper că da. E da 100 de puncte. Sună cam antreprenorială. Da, este economia cerurilor. cred că noi am inventat economia. Noi am copiat-o. Economia cerurilor. Politica cerurilor. E o afacere și acolo. Interesul bate fesul de la furnică până la sursa centrală. Sursa centrală nu e așa ceva. Iar un interes major. Absolut de toate lucrurile în legătură cu fiecare particulă elementară și cu fiecare atom și electron. Care e Ce interesare? Susă, să îndeplinească legea, să genereze anumite fenomene și efecte limitate pentru ele, cu o anumită putere și niciodată altă. Să nu se creadă atomul, nu știu ce, în comparație cu elementele care îl compun. Să nu se creadă electronul că el e așa de capul lui. Că cum se desprinde de aia, se ciocnește de altele electroni și se descompun în energie, e ca pierd. E el trebuie să graveteze în jurul atomului. Că deci dacă s-o desprinde, s-o dus încolo, se ciocnește de alt atom, de alt electron. E, sau este atras de ce? Din orișorul de electron din jurul ăla și gravetează acolo. S-o schimbat stăpânul, dar legea e aceeași. Ar merita o întâlnire în sine pe subiectul ăsta. Hai să ajungem la 1, de 0 și după 0, 0. 1. După care încep, după ce ai cunoscut golul, golul, golul ăsta, așa, total, moartea, în viață, nu moartea după moarte, ci moartea după viață. Că după moarte nu e niciun fel de moarte. Dar să-i spunem așa mai frumos, pauză totală. Niciodată nu niciodată noi să poți cunoaște mișcarea și nici nu să o poți face vreodată până când nu-ți cunoști pauză. Cel mai important lucru în lumea asta, uite, dacă spunem că zero e așa ca o găurică, atunci se spune și oricare puteți să verificați. Cele mai importante lucruri în lumea asta și în dezvoltarea spirituală sunt găurelele. Nimeni nu vrea o găurică în plus, dar nimeni nu vrea nici să ia stupă în 1. Ce o să dai? O să dai de o pauză, dar o să fie o pauză a corpului fizic numai. Și apropo, la, nu-i pauză, e instantanee, stop și gata. El încă vreo 40 de zile încă în mișcare, crește părul, crește unghiile, așa. Bun, am cunoscut pauza. În tradițiile luptătorilor, de exemplu, nu te învață să faci mișcări super rapide, când nici nu-ți dai seama cum le faci de luptă. Deci odată o venit ăla în cinci la, la cinque, cu două dește, te au lovit, ai și căzut jos. Ca Că o mușcătură a șarpelui, cinci cu dește, așa, uite așa chiar unii. De... Dar așa trebuie să o mișcat, când te au lovit, atic aici, ai, unii, ai și căzut. Ei învață mișcarea asta să o facă precis, lent, mulți ani la rând, până când trec, după ce o faci lent mișcarea asta, exact așa cum se duce fiecare mușchiuleț, cum trebuie să îndrăducă cu degetul să lovească, mulți mult timp la rând, după aia, după aia poți să o faci rapid. Și o să-ți iasă exact așa. De ce? Mintea noastră a corpului este mult mai lentă decât mintea rațională. Și atunci corpul trebuie învățat prin mișcări lente să facă un lucru. Și după aia o să-l poți face rapid. Dacă o să înveți să-l faci direct repede, asta este scăparea multor sisteme de antrenament, a multor sportivi, Ei învață pe sportivi să facă lucrurile la rapid. Dar antrenorul care îl învață pe copil sau pe sportiv, prima dată să facă în minte saltul, să vadă el cam cum o să fie, cam cum să îndoaie el, așa cum pune mâinile, în minte totul. Apoi încep să-l țină el și face asta cât mai lent, îl, 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 îl susține și în aer. El atinge cu mâinile pământul și i arată, uite, nu mi-așa trebuie să cadă palma acolo, când te duci pe spate, așa trebuie. Coloana trebuie să fie așa, capul trebuie să fie cât mai pe spate. Și apoi tragi picioarele după tine încet și face asta exercițiu de mai multe ori încet, încet, urmărând fiecare mișcare. După ea când începe să o facă repede, o face repede și negreșit mulți ani de aici încolo la rând. Dar dacă o să o facă rapid, repede, o face repede, dar odată nu iese, datorită unei emoții. Și ai, te-ai elunicat, deși până la antrenament, când nu aveai responsabilitate, în spatele tău nu era țara, nu era drapelul, le făceai la antrenament foarte bine. Dacă când te-ai dus acolo și sunt mulți, mulți oameni, arbitri și competiția e mare, atunci o emoție, pac, te-o Și ai pierdut la mai puține punct. Unu, începem să ne dezvoltăm ceea ce se numește caracterul. Din ce se compune caracterul? Cu un anumit tip de caracter tu nu poți ajunge să te apropii de lumea spirituală în veci. Nu te poți apropia de lumea. Ție pentru tine e închisă. Distanța, adică cu ce e închisă? Care e peretele? Peretele e de 100 de ori mai subțire decât peretele unui buli de săpun. Dar nu o să poți trece în lumea niciodată. O să fie închisă pentru tine. Caracterul se compune din ce? nu din acte sau comportamente izolate, ci din conduite, nu din fapte. Uite, uite, astăzi omul ăsta cu anumit caracter, care îl știm, nu e a făcut un lucru prost, nu-ți vine a crede că e să știe, gata, zicem că e împit, că e nu știu cum. Nu. Asta este o acțiune care i s-a întâmplat acum, din diferit. Dar conduita lui în general este alta. Adică ce înseamnă? Acele comportamente cognitive, emoționale și fizice care domină în el. Dacă domină, nu înseamnă că omul ăla, și fi tu și Hristos, n-ai din când în când câte o scăpare, nu te mai enervează câteodată câte unul. De asta sunt sporatice și din când în când, în anumite condiții. Dominanta lui e compusă din anumite gânduri sau procese cognitive, din anumite emoții și din anumite fapte fizice reale. Când învățăm să ne dezvoltăm propriul nostru caracter sau să îl aducem la un anumit nivel de șlefuire, imediat după asta se deschide următoarea poartă a următorului nivel de joc, să spunem așa, unde posibilitățile tale sunt diferite ca cu, până atunci. Primești câteva arme în plus ca la jocurile de pe calculator, așa, dar și dușmanul e mai abil. Lupta se dă în alt spațiu deja mai bogat. Provocările deci, mai mari. Provocările mai mari. Adică cum e la nivelul 2? E ca la nivelul 1, dar puțin diferit. Și așa, la nivelul 3, cu e? Că la 2, dar puțin diferit. Dar la 10, cu e? Că la 9. El vorbește de la nivelul 10 cu tine, care ești la nivelul 1, și el știe că pentru toate este o trecut. El spere că și tu acolo o să ajungi. Pentru că el ajungând, crede că toți pot să ajungă acolo. E, dar la nivelul 2 îți trebuiește deja ce? Încă o dată să-ți ajustezi trăsăturile de caracter. Ce anume? Așa, pe... Că trăsăturile tot de caracter, adică ceea ce. Suntem la doi și au trecut o oră jumate. Da. Să... Adică acele trăsături de caracter care, în care cineva sau tu poți să spui despre tine că, uite, eu asta sunt, eu așa sunt. Majoritatea oamenilor spun, domnule, eu așa sunt, eu nu pot face nimic. El nu se cunoaște pe el. Gândește, în trecut oamenii aveau 240 de elemente de trăsături de caracter. Adică ei se uitau la tine, vedeau 240 de elemente și le luau pozitive și negative. Astăzi, căutând în toate cărțile, inclusiv și de psihologie, am găsit 24. Adică noi să suntem betejiți, așa, ne uităm unii la alții, primitivi, oricum ne întoarcem în evul mediu, dar altfel de evul mediu. Să nu minte ce spun. Asta va fi nivelul următor. Cu toții treptat ne întoarcem în evul mediu. Dar în altfel de evul mediu. Tot tribalii și tot... Atunci e în meu barbare, acum sunt tot barbare, dar sunt altfel. Au, au, acum au și cravată, dar tot barbare au să fie tot lupta aia cum era, dar altfel. La alt nivel de joc, cum ar fi. Ei nu se cunosc pe ei însăși niciodată. De ce? Pentru că viața lor se modifică atât de des. Își modifică meseriile atât de des. Trebuie de la un post la altul. Trebuie să schimbi în ei rolul, personajul atât de des încât el nu mai știe ce este. Că o jucat și cerșătorul, o jucat și regile, o jucat și lingă, o jucat și... La un moment dat el nu mai știe ce este el care e trăsătura lui dominantă de personalitate, de, car de caracter? Nu știe. Bunicul nu știa. Pentru că el așa s-a născut, cu patru boi și e, două care, cu o casă, cu... E, toată viața trăit o trăit-o. Nu s a modificat la Carol, și la boia, nu a apărut niciun update în plus, nu trebuie să învețe. Coasa tot coasa a rămas, furca tot furca, femeia lui, bunica, tot femeia o rămas, s a rămas, nu s-a schimbat. Prin urmare, el nu trebuie să învețe nimic nou din lumea asta orizontală. Dar, în schimb, era preocupat că mintea trebuie să fie preocupată cu ceva, nu? Și atunci nu poate sta în repaus, în gol, că aduce suferință. Și atunci se preocupau de ce? De cele verticale. Să se apropiau prin gândirea lor și lor de caracter din ce în ce mai mult de sursa centrală. Acum suntem preocupați că odată la doi ani trebuie să ne luăm alt telefon, trebuie să facem nu știu ce. Și, numai, și mintea e ocupată, într-adevăr, dar cu lucruri muritoare, neimportante. Și pe verticală nu urcăm aproape de loc. Bunicul era un om înalt. Când spun înalt, avea un 1,70 m ceva, ca și mine. Dar era la nivel de construcții mentală. Construcție spirituală era un om înălțat. Gândurile lui îl gădilau pe Dumnezeu la talpă. Acum, gândurile noastre, pe cine naiba? Când nici cred că nici pe inger nu, nu îi deranjează. Sau îi, nu la talpă. Nici. Nu se duc gândurile noastre. Nu sunt înălțate. adică ca amplitudinea undilor mentale, e foarte mică. Noi operăm pe orizontală mai mult acum decât pe verticală. Evident că, că toate interesele noastre sunt orientate către orizontală. Nu vezi că ne batem pentru ce? Pentru resurse. Dar nimeni nu se bate pentru sursă. Noi, până acum, ar fi trebuit să ne apropiem de sursă în așa fel încât. Ce vreți, băi? Ți-ai mâncat. Uite-o și de el și la și la toți. Ce face acesta care e plin miliardar? cu cardurile de aur de tot, merge cu mine în pustiu, murim amândoi de foame. Cu ce îl ajută ăsta? Cu nimic. O să-ți dai seama că acolo, acolo el e nimeni. De el niciodată nu se ducă în pustiu undeva. Nici nu o să iei după el un popor între 40 de ani în pustiu acolo. El o să caute ce? Toată, să fie stăpân peste toată lumea asta muritoare în care chiar și el moare. Și după ce moare, mulți chiar se bucură cu murit nu sunt astăzi mulți oameni foarte bogați ai lumii, care foarte mulți oameni de printre noi se bucură dacă ei mor. Că undeva își dau seama că datorită lor și a ideilor lor se întâmplă tot felul de chestii pe globul respectiv, că la ei ghidonul, la ei butoanele, ei corupi, ei cumpără, ei obligă pe diferite popoare și guverne să acționeze într-un fel sau alt. Bun, și a vorbit numai de caracterul 1. Da. Uh, deci la acest caracter trebuie să ne găsim trăsătura dominantă sau ce e mai important. Da. Ca să stabilim caracterul aici la, da. la doi. Uite, de exemplu, onoarea este o trăsătură de caracter. Diplomația. În trăsăturile de caracter, între toate ceea ce înseamnă virtuți, foarte puțin pe care le cunoaștem noi la număr și sunt transmise inclusiv și prin Biblie, ele sunt de fapt virtuți mult mai multe de atât. Demnitatea este bărbăția. Nu masculinitatea, că avem un, un guvern plin de masculi, dar bărbați, constați de multe ori că de multe ori femeile de acolo sunt mai bărbați decât bărbații. Sau unele femei să Ce știu, curățenia sufletească și fizică este, dârzenia este trăsătură de caracter. Uite, poți să zici, asta, nu-i cunoscut cu dârzenia, nu are de el, nu are trăsătura asta de că, Nu are, nu are da? în el. El poate să vorbească lider cuvânt gol, dar nu înțelege ce înseamnă. El nu trăiește cuvântul ăsta nici într-un fel. Sau onoare, patriotism. Cuvântul, ce e patriotism? Și începe să imagineze. Adică să i Bască pe care nu sunt români sau să investe toate globul și să vorbească românești. Asta înseamnă patriotism. Nu știe, dar îi vorbesc. Gândit încă o dată, 240 de elemente pozitive și destructive de caracter. Și noi acum în toate cărțile, 24. De 24 ce am făcut, nene, că unde ne-am ajuns? 24 de trăsături de caracter, care le cunoaștem. Ca și le recunoaștem ca trăsături de caracter. Dar nu le împlinim, că dacă luăm oricare om, o să găsim în el 4-5 elemente constructive, 4-5-10 elemente destructive de caracter și asta este omul. Ești, știi, nu poți, bă, putem și le verificăm. Pentru asta avem teste, pentru asta avem chestionare, pentru asta avem teste proiective, adică îi dăm omului o temă și îl punem să desene ceva pe hârtie. Și el, ca imprimantă, o să scoată pe hârtie respectiv numai ceea ce are înăuntru. Nu o scoată niciodată nimic altceva. E ca în. E cam va încolo, știi, psihologul era în Pietelele de cerneală. Domnul, ce vedeți aici? El uită, o femeie care face sex. Ok, următorul, Aici ce vedeți? Aici un bărbat cu o femeie care face sex. Ok, aici ce vedeți? Aici doi bărbați cu două femei care fac sex. Ok, bun. Dar aici ce vedeți? Domnul psiholog, dar sunteți obsedat sexual rău de tot. Adică psihologul era obsedat sexual, nu el. Ei uite așa, tu îi pui să ceva și el va proiecta acolo. Tot ce are el în conținut. arta psihologului este să interpreteze, să știe a interpretat ce a făcut el acolo, ce a desenat el acolo. Sunt pentru asta o mulțime de teste, de pro proiecte. Da, pentru cei care nu știu, Anatol Basarab este și psiholog. Da. Întâi am fost psiholog. Întâi. Dar societatea m-a targetat ca numerolog. Aha. E ca și astea, okay. Costi Iunice, de mult nu mai este manelist, dar în conștiința colectivă rămâne Costi Iunice. Care e Costi De Manelistul. Dar el nu e manelist deja de mult. Nu? <laughs> Cam așa. Targe te, societatea te etichetează cumva. Te, targetează. e numerolog. Da, dacă duci la orice facultate mm -hmm. și spui, spuneți-mi un chirurg, lor, să, e ca să fie așa, te, chirurg, uh, ce știu eu acolo, politician, uh, și câteva nume, la, la alături scrie jos acolo undeva, nu, scrie numerolog, psiholog, uite când psiholog pui niște nume, inclusiv și Anatol Basarab, dar ei nu o să-l treacă. Dacă îți pui numerolog, poți fi o sută de nume, oamenii o să numerolog. Anatol Basarab, ala, numele o să-l să să sublinieze instantaneu. Adică în mintea colectivă s-au creat targetul sau eticheta că numerolog este Anatol Basarab. Rest și restul. Când vorbim de psiholog este Vasile Rotaru, de exemplu, și apoi după ea, după el, restul da? în vârful piramidei a semnificațiilor lor și categoriilor de semnificație, la ei se plasează, uite, în vârful piramidei Anatol. Bun. din numerolog. Superb. Următoarea cifră. 2 2 înseamnă a ne dezvolta între noi, adică în interiorul nostru, toată sfera afectivă emoțională, adică modul de a reacționa, în general, a exclude, a omorâ în tine orice a omorâ să nu a moarte. Nu, a inhiba, a frâna, cu totul până la zero, viteza zero, orice tip de reacție emoțională. Reacționează numai bioroboții, numai roboții în general. Uh, uite dacă îți dau cu boborna cu aici, el o să scoate niște sunete. Nu pentru că vrea el sau că nu vrea, pentru că reacționează. Dar în mine dacă face așa, nu e obligator să vină o jurătură imediată, să reacționeze. Poate să fie alt gen gândit de acțiune emoțională. Uh, și o să vedem că aceleași bubărnași făcuți așa la unul, o să zic că, wow, ce tare mai dai, mai de vedere când place, Aia la altul, zic cu ce faci, bu, sari la bătaie, de la niște bubărnași, ce sari la bătaie, că el percepe atingerea asta și bubărnacul ca fiind ceva umilitor, pentru că așa probabil l-a ciocnit taică sau când era copil cu bubărnacii, și al pune într-o oricare inferioritate sau așa era ta că eu șeful și tu ești, și acum eu l-am crescut mare și tatuat și acum cum să-i faci tu așa să că el e sub uh -huh. poziție de subordonat te va nerva. Repede, când o să avem timp de toate, o să fac probabil odată un curs special pentru asta. Da. Deci, Cum doi noi, să... e un fel de management emoțiilor? Putem să spunem așa. Sau tot ce de, de, de. Putem să spunem. Este și asta, dar nu, nu doar, doar asta. Nu. Deci trebuie să ne stăpânim reacțiile. Reacțiile emoționale? Da. Care da. sunt reacțiile emoționale care au efect, adică exprimare în într-o faptă? fizică măsurabilă evident, o putem filma sau o reacție sau o acțiune interioară care va cumva sângvințul înflat ficatul mm -hmm. putem spune așa, din punctul ăsta de vedere nu există boală, există doar emoții mm -hmm și manifestările acelor emoții. Adică, ficat, umflat și nu știu ce, acolo, asta este, de fapt, o emoție. Și situația în care, practic, nu te mai exteriorizezi cumva, nu mai ai reacție, spune că dacă ții în tine, mai rău îți face. Care e, de fapt, e... cadrarea corectă, mm. din punctul de vedere? Înțelegi ce zic? Am înțeleg. Adică, se întâmplă ceva, îmi controlez reacția, dar reacția asta rămâne în mine și poate îmi face mai mult de rău decât bine. Păi, da, că degeaba, acum vorbim de trei. Degeaba tu ții emoția în tine dacă tu interpretezi cu treiu sinteza informațiilor. Treiu înseamnă uh, capacități de prelucrare, de acumulare informațiilor, prelucrarea informațiilor, codificarea informațiilor, uh, păstrarea informațiilor, dezarchivarea informațiilor, reactualizarea informațiilor. Adică știi care este? Uh, tu degeaba păstrezi în tine o emoție negativă, dar ea nu e negativă inițial tu ai transformat-o prin interpretare. Adică lumea este așa cum este. Tu ești așa cum ești, nici bun, nici rău. Cărțile de acolo sunt așa cum sunt, nici bun, nici rău, nici frumoase, nici urâte. Ele încep să devină frumoase sau urâte în momentul când eu încep să le interpretez. Dar dacă eu interpretez că lumea nu e nici frumoasă, nici urâtă, cărțile alea nu sunt nici frumoase, nici urâte, nici utile, nici inutile, ele doar sunt. Pentru cineva ele joacă un rol, pentru altcineva ele nu joacă niciun rol. Pentru cineva, el abia așteaptă să-l întâlnească pe cel cineva și cineva abia așteaptă să găsească cărțile de slipoate citi. Pentru cineva, acele cărți deja sunt depășite, înțelegi? adică lumea nu e nici bună, nici rea, ea doar este. Trebuie ea devine... cu sinteza. Exact, a face sinteza. Sinte... Cel care face, știe a face sinteză este mai deștept decât ăla care știe să pună întrebări și mai deștept decât cel care știe să răspundă la întrebări. În lumea științifică de astăzi nu e important să răspunzi la întrebări. Nimeni nu dă doi bani pe tine dacă știi să răspunzi la o întrebare oarecare. Problema, adică avantajul este, sau măreția constă în a veni și a pune o întrebare sau o problemă care nu o să fie rezolvată vreo 200 de ani. Și toată lumea o să spună. Problema asta a pus -o cu 200 de ani în urmă Anatol Basarab, 200 de ani nimeni nu i-a găsit rezolvare. El la om. Știți, acum, în sfârșit, Au apărut cineva și a rezolvat problema. Lua băsarab de 200 de ani. Eu pot pune astfel de probleme. Multe am și pus. Apropo, sunt și unii oameni care lucrează la problemele pe care le-am ridicat. Deja. Nu să faci viața grea. Bun, dar sinteza înseamnă ce? A gândi, a acționa, nu oricum, ce într-un anumit fel, pentru un anumit scop și în vederea împlinirii unui anumit interes. Uite, este cinci trebuie să fie totdeauna. Dacă noi acționăm oricum, nu știm ce scop urmărim, unde vrem să ajungem, adică trei înseamnă așa, ce, hai să fac așa cu mâna, ce fac eu acum? De ce fac asta și nu orice altceva? Unde vreau să ajung cu asta? Și ce am de câștigat? Atunci mai bine oprește-te naibii. Asta e cuvântul cel mai academic, oprește-te naibii. Și nu mai fă nimic, oricum ce o să faci și o să întoarcă împotriva ta. Și o să ai de suferit. Dacă nu poți să-ți răspunzi sincer și just la toate patru întrebări, că te poți prinde că ești, pe, ești faci deja ceva. Nu ești la început, ci te-ai prins că ești pe ca, faci deja. Și atunci te oprești cu ce naiba fac eu acum? M-am prins că fac deja ceva și automat cumva. îți dus de prieteni, mergem în centru vechi. Te oprești, băi, ce naiba fac eu acum? Mă duc în centru vechi. De ce mă duc în centru vechi și nu la iubită, nu la film, nu... La... Unde vreau să ajung eu cu centrul ăsta vechi? Adică ce vrei eu să fac acolo și ce am de câștigat. Că dacă nu știi asta, ești duci în centru vechi și o să te vii înapoi acasă drogat și nu știi cum nu ai ajuns să faci asta. Dar dacă te duci în centru vechi știind și ce faci, de ce faci, unde vrei să ajungi cu asta și ce ai de câștigat, s-ar putea să te duci neinițiat să vii înapoi acasă dimineața inițiat. Să vezi atât de multe lucruri care niciodată n-ai fi putut să le vezi nicăieri decât în centru vechi. Decât în cel spațiu, care, adică, acel spa, adică acel spațiu care generează o anumită uh, stare de, a lucrurilor și numai în acea stare oamenii se pot manifesta așa. Nici pe prietenii tăi n-ai fi cunoscut vreodată atât de profund decât dacă nu ai mers cu ei în centru vechi. Dacă îi mergeai cu ei pe munte, vedeai la ei poate altceva. Astea sunt trei. Auzi, Sinteze. trei, eu, cum îl aplici în viața ta? Exact așa cum ți-am spus. Ce naiba mm -hmm. fac eu acum? De mm -hmm. ce fac asta și nu orice altceva? La unde vreau să ajung cu asta? Adică la ce îmi servește? Și ce am de câștigat? Și răspunsul la ultima asta, ce am de câștigat, care e de obicei la tine? Dacă am de câștigat o experiență, e deja un câștig. Dacă am de câștigat o, o, o așa, o observație care nu pot să o observ nicăieri decât acolo, o observație umană sau observație comportamentală sau observația cum se manifestă dorințele, cum dorința dorință posedă omul cu totul și cum îl duce pe fel de fel de căi, crezând că el gândește și că el o raționalizat, că el știe ce face, nu știe ce face. Iar emoțiile, ele ce? Ele mai trece vreo patru, sfera afectivă emoțională, el mai trece vreo 40 de zile după moartea corpului fizic. După care se dezintegrează. Toate dorințele, toate fricile, toate se dezintegrează. Și rămâi numai tu ăla care au reușit să facă sintezele toate în cursul vieții, adică cel Recivăm. care au reușit să cristalizeze în el, adică cele mai bune lucruri, ele au rămas. Celelalte se deci, dezintegrează, ele sunt toate muritoare. Corpul și sufletul sunt muritoare, spiritul doar nu e muritor. 4 uh, patru, patru. patru. înseamnă sistem, cadru. Adică trebuie să stabilești pentru tine dacă, vrei, dacă poți, dacă vrei, dacă nu că vrei, dacă intenționezi a dezvolta totul spiritual, trebuie să te gândești de la bun început în ce cadru voi face eu asta. În ce tradiții voi face asta? Prin intermediul căror mijloace, căror reguli, cine va fi șeful meu, cine va fi cel care mă va observa cum eu mă dezvolt sau nu mă dezvolt. Ca așa, știi, vin nebunile de la tot felul de cursuri și vin acasă. Dezvoltare spirituală. Și se uite la tine așa, gata, domnule, eu divorțez de tine. Dar de, de ce? Apoi, dar tu ai vibrație joasă, eu am fost la cursuri, eu am vibrație înalte, cu tine nu mai pot vorbi, că tu te gândești numai la materialism, tu ești de vibrație joasă, nu mă pot înțelege cu el. Și după cursuri dezvoltare spirituală sau unde oamenii ar trebui să vină acasă să înțeleagă și mai bine, pentru că înțeles ceva așa cum aș înțelege în sfârșit soțul de ce anume așa acționează, ei vin acasă și divorțează, pe motive că nu, nu știu cum am stat cu tine ca unul ca tine, așa cu vibrația așa de joasă, eu sunt mai spirituală. Păi, femeie, ce înseamnă asta mai spirituală? Ai, poate fi și invers, poate zic că și bărbat. Evident. Dar de cele mai multe ori se întâmplă femeile. Știi de deci, Într-un simplu motiv. La orice curs te duci, 80% sunt femei. Deci șansa ca asta să spun un bărbat este mult mai mică. Ok. <laughs> Statistică. Okay. Adică vreau eu să am ceva cu femeile. Deci și am cu și îmi doresc să am cu femeile, recunosc că asta, nu mă feresc să spună, da, am cu femeile tot timpul, am numai cu femeile ceva, îmi doresc să nu se schimbe asta vreodată. Așa. pentru că țin la ele foarte mult și le doresc, adică le doresc real viața lor să mă îmbun îmbunătățească, Trebuie să stai mai. să fii mai sever cu ele. Adică nu le. Adică să. Nu știi, ca profesorul. Dacă le pe studente așa, păi să trag mâini pe mine cu tine de șerete și nu învățați nimic. Și trebuie să le treci așa, când că sunt toți studentele tale, examenul. Adică dacă vrei să fii mai exigent puțin, ca totuși plecând de la facultate să știi ceva și mai târziu să spună, domnul profesor, anator, mi-a schimbat viața. Atunci, cu 5 ani de zile în urmă, la cursurile mele, aveam în gând cum să vă strecur un pahar cu apă să vă o cât, cât au am auzit de la dumneavoastră. Îmi venea să vă omor, dar timpul trecut și acum mi-am dat seama cât dreptatea s-a avut și de un an m apucat și mi-a schimbat de viața. De Asta cu severitate, nu știu cum mai merge astăzi, dar deschidem -o, o discuție lungă. Dar de ce nu merge astăzi? Dar cu oh, ce e omul astăzi mai puțin animal decât înainte? El chiar o dinit mai, 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 animal azi. decât. Hai să revenim la patru. Da, da. Adică care e cadrul? Cadrul inclusiv tău fizic este pregătit pentru asta. Ce trebuie să facă ca și cadru fizic să fie pentru asta pregătit? Pentru a face un pas la nivelul următor. Că poate nu să reziste inima, poate nu să reziste creierul, poate nu să reziste mintea, poate o să o iei razna. Și știind că există pericolul, în orice tradiție te duci, chiar și tradiția luptătorului, să înveți tu acolo tot felul de lupte marțiale, să le spunem așa. Cu contact fizic și fără contact fizic și restul. Ok, să ajungi până la magie cum să îl învingi pe un om fără să te răzipi pe scaun sau nu știu ce, fără să-l atingi. Dar să-l învingi fizic. Adică să-l lovești fără pumn mai tare decât dacă l-ai lovit cu pumnul. Și el să suntă durerea asta mai tare decât dacă l-ai lovit cu pumnul. Deși camera o să filmeze și o să vadă că nimeni nu s-o atins de el. Dar totuși coloana vertebrală, dar totuși ficatul o să o spartă înăuntru. Sau vizica, nu știu care, o crepată acolo, de la lovitură. Uite, știind că pe calea asta poți să nebunești, efectiv poți să nebunești dacă cadrul nu-i pregătit, adică hardul, atunci majoritatea oamenilor se limitează la a vorbi despre spiritualitate tot viața, dar nu vor face niciun pas autentic sau real în direcția asta. De ce? Pentru că poți să nebunești. Și sistemul uman așa construit de, de programator, de sursa centrală, așa, de codul sursă cum ar fi, așa e programat încât el mai grabă preferă să moară decât să trăiască, dar nebun. Gândește cam așa ceva. Tu trăiești, corpul, adică cum, drona ta e activă, are baterie în ea, are viață în ea, adică are energie în ea, urcă, coboară așa cumva, când vrea ea, tu stai, ai pupitrul în mână și n-ai nici o putere asupra ei. Adică ce-o făcut? un o nebunit? O, e nebună, adică nu-i bună calea de transmisie. Operatorul, spiritul, calea de transmisie nu este bună, ceva interferență, ceva nu știu ce se întâmplă acolo și drona din cauza asta nu îndeplinește comenzile de la cap, la coadă, tot procesul. Și pasă conectează, pasă deconectează, să de sub comenzele mele, face așa ceva ce -i vine. Tu, dacă ești operator... Eu și m-aș uita la tine. ce faci, bă, nebunule, cu telecom, Ce faci cu drona aia ta? E că, ce faci tu cu corpul bă, dar, nu fac nimic, dar nu pot să o stăpânesc. Dar de ce nu pot să până? O nebune drona, ai să spui tu. Eu o să mă uit la tine și zic nu, bă, drona parcă e ok, uite, zboară, nu ca... e nebunit tu, că nu știi să apeși pe butoane. Nu? Exact asta e relația. Asta ar trebui să o spună popa, dacă totuși vrea să spună. Dar dacă nu spune, vă spun eu și vă întreați odată, pe întotdeauna în cap. Sau principiul calul, trăsura și vizitivul, sau principiul ăsta, operatorul, calea de transmisie, wireless și drona, sau, sau calul, călăriețul și arbitru, ăla care dă note. Uite, dezvoltarea spirituală înseamnă a dezvolta, altfel spus în scena asta, a dezvolta pe arbitru care să știe exact că ca, cartonașul galben, așa nu se călărește, așa nu se sare, așa nu se înjură, așa nu se îmbracă, așa nu se pedepsește calul. Se pedepsește, dar nu așa cum ai pedepsești tu. Se hrănește calul, dar nu așa cum ai hrănit tu. Să pune în box acolo. Și la doctor trebuie să-l duci, dar nu la doctorul la care l-ai dus tu. Și el, spiritul, adică observatorul final, sau se spune marbitru, el trebuie să te fluire de fiecare dată. Și să spune așa nu sau așa da. Așa da, 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 de, da de, din ce în ce mai sus Așa nu, pentru că din ce în ce mai jos Până când o să ajungi una cu punctul zero, adică moarte Așa, dacă îți fi așa da, 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 din ce în ce mai sus O să ajungi la nou, calea transformării totale Și pe urmă o să ajungi la 10 Când o să ajungi la 10, ce o să fii? O să fii tot tu, dar cu puterea Ai fi 5, uh, uh, 5, cu 2. 5 cu 2 Sau 5 plus 5 plusul e pentru ignoranți. Să așa, am cu patru. Dar patru cu cadru. Cadru înseamnă... Poți să controlezi cadru? cadru nu înseamnă, Poți. O, nu. Unele cadre sunt create de mari inițiați, de populație, de tradiții, prin observare, prin analiză de sute de mii de ani deja. E foarte greu, Ți -ți, e foarte greu să creezi un cadru nou, absolut neexistent. Chiar dacă faci o firmă, tu să iei elemente din cadru social și o să le pui la tine acolo și să faci un cadru de relații, de angajare, o anumită biserică ta. Dar nu o să fie cu nimic nou sau ea o să fie așa, ceva ce n-am mai văzut nici într-un cadru, n-am mai, văzut. Deci căutăm cadre existente. Cadre existente, dar Eu, nu știu, biserica e un cadru? Este și biserica e, un cadru. Companiile sunt un cadru? Și orice... Familie e un cadru? Familia e cel mai bun cadru. Și primul uh, familie este copilul cu tata, cu mama, după care trece... Comunitățile, acolo. organizațiile. Deci comunități. orice este organizat, practic e un cadru. Și noi trebuie să ne gândim în ce cadru operăm, în ce cadru ne băgăm, de ce ne băgăm în cadrul ăla, unde vrem să ajungem fiind în cadrul. Poți să te dezvolți în cadrul bisericii, poți să te dezvolți în cadrul unii, asociații sau cum sunt multinaționale sataniste, să zicem, multe cu totul ăia satanistă, tu te poți duce acolo și te poți dezvolta spiritual. De la satan ai de multe dinvățat învățat. Dacă știi, pentru să te dus acolo. Dacă să știi pentru ce acolo, trebuie să ai sinteză înainte. Dar pentru asta trebuie să ai deja sfera afectiv emoțională bine pusă la punct. Dar înainte de asta trebuie să ai foarte bine pus la punct ce? Sistemul tău psihic. Dar înainte de asta trebuie să ai zero, zero. pus la punct. Dar trebuie să fii, să știi a fi zero. zero. A da, nu te judeca, nu te critica, nimic. Și după aia când să ajungi, am, am, intrat în cadru, cadrul începe să ce? O să începi să obosești să trăiești în acvariu. Cadrul înseamnă un acvariu. Îți trezești un peștișor, un discipol, un românaș, în cadrul cu neamului românesc. O să te saturi la un moment dat, pentru că tu crești. Și e posibil să crești atât de mare în cadrul, în acel acvariu, încât la un moment dat nu mai poți nici măcar să te întorci. Toți restul peștișorilor mici, îmblă pe jurul tău, îți vezi, îl trezi, dar tu stai așa prins ca într-un sicriu și nici nu poți măcar să te întorci. Te cu tot cu cadrul. Aia așa, atunci ce faci? Atunci va trebui să sari dintr-un cadru dintr-un acvariu în altul mai mare sau în general să sari și să cazi pe jos. Și așa cum a învățat crocodilul să-ți transforme piarele în piciorușe, așa o să te înveți și tu. Prea mult în jurul tău nu o să fie care să te ajute, dar o să înveți să mergi în cu totul altul lume. Și atunci o să fie pentru prima dată când ce? Cinciul înseamnă ieșirea din cadru, evadarea din cadru, rebeliunea, non-conformismul, netradiționalism Dar cine deviantul? Deviantul cinei? Omul care încalcă tot timpul o normă, o regulă sau chiar o lege. Care lege? Legea acvariului. Tu după ce ai ieșit din acvariu, mai ai legile alea? Te mai supui legilor care se produc în acvariu? Nu, că tu ești în afara acvariului. Și dacă te obișnuiești să treci în afara acvariului, ce să poți face tu? O să te poți întoarce la acel acvariu unde erai tu și îl poți modifica. Acum o să devii ce? Operator de acvariu. Știți cât de cadre sunt? Uite, îți duc oamenii ăștia în afară. Trăiesc într-un fel, într-un anumit se dezvoltă într-un fel. Și pe urmă vin înapoi și modifică acvariul, dar dependență de trăsăturile lui de caracter, îl poți să vină să răzbune pe poporul român și pe sistemul, pe cadrul român. Sau poate să vină să spune, băi, ești proști, ce să le fac, dar hai să-i ajut. Și vine cu alte, vine să le dăm mâncare la peștișor, să-i organizeze, dar, dar poate să vină cu răutate. Că de, că de, aici au plecat cu răutate sau sistemul l-a aruncat cu răutate. Și sunt doar că înapoi a venit eu înapoi, așa că nici nu se dă ei seama peștișorii. Pac, 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 patru picături și în patru zile văd pe toate peștișorii cu burtă în sus. Atunci o să fie satisfacția mea. Am și antidot. Le arăt eu cine sunt eu, cine sunt uh -huh. șeful aici, așa apoi le dau și antidotul. Ți-ar place? Dar asta o să o facă un om, real. Ce e omul ai E cinciu. Uh -huh. Cinciu de aia poți fi cu un, cor, cu un stea, colț în sus, omul perfect, uh -huh. în cadrul unui cerc, dar poți să fii și cu două colțuri în sus și ai simbolul deja cum, a opusului. Abia aici este om. Până acolo, ei nu sunt oameni. Noi numim toți oameni pentru că au chip uman. Bine, dar și mai mulți aici. Delfinul trecut la umanoid, spune mai Dar așa. trecerea la cinci conștientă sau inconștientă? Sau trecerea e trecerea la cinci o... este la fel de conștient cum tu, destul de conștient, sari, dacă stai un aragaz cu inducție și te începe a încinge la fund, independent să te doare mult sau nu, o să mai stai sau o să sari. Ești conștient că te frige că, că deja nu mai poți. Dar sper că hai încă puțin, că poate dacă mai răbd eu puțin și ei o să scadă așa intensitatea și nostru. Să mă obișnuiesc. Sau mă obișnuiesc cumva. Și uite-te-o încins la fund deja destul de multe ori Deja ai bășit pe acolo, deja pantalonii cam ars în, în ca fund Ca a pusă la temperatură din ce în exact. ce mai mare Pilește Și pe urmă ajunge să nu sară de acolo Pentru că ea se obișnuiește până ajunge să fiarbă Și două, dat, dat, adică de o dată, dat, dată, e ca fenomenul de adaptare Dacă fenomenul de adaptare este brusc Adică luăm bruscă și o aruncăm într-un vas cu apă fierbinte Ea va face tot posibilul să sară de acolo dar dacă o punem într-un vas cu apă obișnuită, temperatura care și o încălzim treptat, treptat, așa, ca ea să apuce să adapteze, treptat asta înseamnă că ridicăm câte un grad, ușor, la 3 zile poate, încă la trei zile un grad, atunci ea va ajunge să trăiască la 50, apoi la 70, după care moare și începe să fiarbă acolo, dar nu va, nu va căuta evadarea. Ei, în planurile sociale, gândește, 30 de ani eu cred că ați reușit să vă adaptați, nu după Revoluție încoace. Mm. Să vă adaptați mm. cum a vrut operatorul, nu mm -hmm. cum ați vrut voi. Așa. Vezi? Adică cine? Stăpânul sau proprietarul sau operatorul acvariului? peștișorii? peștișori, mm Nu -hmm. contează ce zic ei acolo. Când ne-a spus tăi în casă, a stat în casă. Când ne-a spus botnic sau cum se Și pe la cinci aici e evoluție. Adică înseamnă un evoluție, progres dacă numai că asta aici. este evoluție colectivă. E una să te dezvolți în cadrul acvarului. Toți peșteșorii să agită și te agiți și tu. Din toți ăștia care să agită, cineva precepe de ce să agită, restul nu. Ăla care s opreze de ce să agită, o crescut. Și o dat seama că este prostii, suntem manipulați sau influențați. Ceilalți să agită pe bune, cred. E, în acvariu. Asta se evoluția colectivă. Eu, de exemplu, le doresc succes tuturor să meargă, adică să dezvolte odată cu toată turma. Nu, mai că dacă te dezvolți odată cu toată turma, nu e obligatoriu că cel care o să rămâi în viață și o să înțelegi ce, va fi chiar tu. Poate că o să fii primul pe care turma o să-l calce pe gât în fuga ei. De... Asta dacă rămâi la patru sau la cinci se întâmplă asta? Asta dacă rămâi la patru. Okay. Așa. Apoi, mai departe, am, am scos. Am ajuns la cinci. Cinciul, deja tu ești cinci și demon în același timp nu mai este chiar om. Vedeva ceva neo-om. Sau înainte le spunem rapid despre bă, tu ești neo-om. Nu în sensul că nu ești om, ci neo-om. Dacă îmi spun repede, neo-om, Asta e neom, frate. Îi spuneau admirativ sau cumva așa. Bă, ăsta e neom, domnule. Adică nu poate omul să facă așa ceva. Dar dacă el poate, el nu e om. E ceva dincolo. Că la ăla care era în sens de nu este om, așa spune, bă, tu nu ești om. Tu ești așa, tu ești animal, porcule, animalule, ceva de felul ăsta. E că adică îi spuneau foarte clar și direcția e în jos. Dar la așa spune, bă, frate, ăsta e neom. În sensul de neo om, adică om de tip nou, care probabil și noi cândva vom ajunge ca el, peste 20 de ani, dar el deja e acolo. Uite, chiar mă prind la chestia asta, nu că la Unele articole scriam, inclusiv pe Facebook, sau vorbeam, sau le-am scris, sau vorbeam cu prietenii noștri. Uite cum mă 20 de ani în urmă. Despre asta, 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 asta. Ei se uitau la mine câteodată că la ciudat, că la nebun, că la visător, că la teoria, că la adeptul teoriei conspirații, conspiraționiștilor. Sau așa. așa, bun. Da. Dar 20 de ani au trecut foarte repede și acum îi citesc aceleși articole și văd, băi, în asta, ăsta, hare, harare, el, el Biden, ăsta vorbește cu cuvintele tale de atunci. Să se întâmple exact ce spuneai tu și nu, nu ne venea a crede că asta o să întâmple. Puțin sunt care recunosc. Da. Sunt cei care recunosc. Știi când recunosc? Când nu au ce pierde. Dar dacă el se dă și astăzi deștept și nu vrea să piardă falsa lui autoritate, atunci el nu va recunoaște că eu am dreptate. Bă, e așa întâmplător, ai zis tu ceva a, și noi am interpretat, dar de fapt nu. Așa se întâmplă întotdeauna. Independent dacă el are ceva de apărat. Dar dacă are ceva de apărat, deja nu se dezvoltă spiritual. Pentru că nu poate fi zero. Când, uite, poți să spui, domnule, eu sunt cinești? Păi ce sunt eu? O manifestare temporală pe ce? Adică nimeni. A, apropo, eu, eu real, eu nu exist. Adică nu mă poți palpa. Nu mă poți atinge. Eu nu exist ca materie, eu real. Nu mă poți apuca, nu mă poți omorâni, nu mă poți apuca de gât. Când, dacă tu ai avea mâini fizice și prin gâtul meu nefizic, cum îți trăiești de gâtul fantomă. N-ai cum, adică trece așa mâinile pe Eu, ca spirit, eu nu exist din punct de vedere material, eu sunt zero, dar totuși eu exist. Uh -huh. uh, uite exemplu, ai ul Tu când Ue, orice care, telefonul e conectat astăzi la un iCloud, nu? Bun. Uite, tot ce faci tu pe pământ, duce în iCloud-ul tău personal tot ce faci, tot ce vezi, tot ce auzi, tot ce visezi vreodată. După ce se mură, se vede, acolo și o să iei Claudul la puricat. Aia se numește că astăzi se numește cum? Inspecția digitală. Știi, când te arestează, ți telefonul, îți vadă tot ce ai avut tu pe mine Ei, E, acolo nu-i cazul, că tu orice vezi, orice auzi, să imaginezi, acolo nu ai cloud, rămâne. După moarte, vii acolo și e Claudul la purificat. Și tu spui, Anatol, uite, ai făcut sex cu Claudia Schiffer. Sunt dar nu e adevărat, așa ceva n-am făcut. Cum n-ai făcut Anatolia? Pac, îți spune cd <laughs> Și cd tău deasupra capului avem o cea care e ca o lumână așa și tot timpul trepedează și scrie în jurul aurei Cidivul CD-ul nostru e rotund. E ca și cum din interiorul ouului, oului, ou, coaja se rotește și asta prăjește tot timpul așa. Scrie pe, pe, aura noastră tot, 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 ce facem noi. Dar asta rămâne în aura noastră ca și o copie numai. Restul se duce direct în iCloud. Și n-am făcut așa ceva. Și se arată. Păi iau-te. Tu te uiți acolo, te vezi ai trăirile care le-ai avut, ai tot senzația, ca și cum trei de, vezi, totul percepi. A, ah, doamne, da, 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 da mi-aduc aminte. Dar nu a fost real. Eu nu m mi-am imaginat odată, într-o sară. Ei, nu contează, ți-ai imaginat, nu ți-ai imaginat. Eu văd că este. Da, da, ne imaginat, dar la noi nu există diferența acolo dintre imaginat și neimaginat. Pentru noi e tot o realitate. E realitatea tu vrei să ne sperii că și ce gândim ajunge acolo. Spune okay. toate tradițiile spirituale, cele mai mari păcate, adică erori, adică greșelile le faceți în gândurile cu, voastre. Cu, cu vorba cu faptul sau cu gândul. Da, și cele cu gândul sunt cele mai. De ce? Pentru că nici n-ai făcut-o, dar de luat ai luat-o. O, o să-ți iei de parcă ai făcut-o fizic real. De nu? Degeaba. Nu? Dar tu întorci înapoi, bă, data viitoare când mă duc în lumea aia, aia și de acolo, privind încoace, înseamnă evoluție spirituală. Adică trebuie să fac acolo ceva, să evoluez ca să mă pot întoarce înapoi. Pentru că aici e, știi cum? Uite, tu ca o te ai vrea tu să te întorci pe globul ăsta vreodată. Așa, știi? Ai fost odată, dar ai vrea să faci orice să te Pentru unul poți fi o plajă, pentru altul poți fi o țară, ceva. Ei, pentru noi, ca toți, ca spiritii deodată, pentru noi, locul unde mamă, măcar încă o dată să mă întorc, așa, că acolo e Totul Păi, orgasmul intens acolo, durerea intensă, gusturile sunt totul foarte intens, condensat așa, știi? E pe pământ, adică, vreau să mă mai duc încă o dată. toate spiritele visază să vină aici. Dar nu toate spiritele au voie, numai acele care pot în continuare să evolueze. Îngerii nu mai pot veni cu coace și din cauza asta ei trăiesc într-un plan mental, ei n-au lacrimi. E, lor, le foarte curios. Deci, cum râdem noi? Cum plângem? Oare ce sunt Oare ce se întâmplă noi când râdem? Când plângem? De ce e un dar faptul că suntem aici? Totdeauna, totdeauna, toate tradițiile spirituale spun că este în același timp și un dar și un blestem. Pentru că ești trimis aici pentru ce? Pentru încălcarea unor meti, coduri din codul penal spiritual. Și te trimit din nou aici, ca să ce? Ca să ispășești sau să îți isprăvești. Ispravița, a isprăvi înseamnă a te corecta. A corecta latura asta, pe mai aia altă, pe mai aia lată, până când nu să ajungi și tu de nivelul unui înger. Când nu să ajungi la nivelul ăsta de dezvoltare... și-o fi mai bine în înger. <laughs> o să ajungem și o să vedem. Dar ce e mai bine aici? E ca și cum mă întreba. E mai bine să în Europa, tu în Africa, nu era de piață. E mai bine să trăiesc? O fi mai bine păi în nu Europa. Nu știu cum o fi pe acolo. Da. Păi asta nu știm, o să murim și da. o să vedem. O, o întrebare înainte să trecem la șase ar fi tentant să ne vedem fiecare, adică eu să mă văd pe mine, toți să ne vedem la 4, gata, e momentul de 5. Ar trebui luate în ordine, 1, 2, 3, 4, 5, lucrat ca evoluție spirituală, sau în orice moment te poți duce la orice cifră. Gata, nu, eu mă duc la 5. Nu, asta sunt. Spunem așa. Are sens întrebarea? Are logică? Trebuie să luăm într-o ordine sau nu mă, ducem nu o rundă. Nu mă ordine gândește, lucrurile materiale, muritoare, tot într-o ordine, nu poți să duci direct să tu șofer de tir, nu? O e așa cu a, altele, o iei încet. Trebuie prima dată trebuie să mergi. E da, evident. Adică prima dată trebuie, nu că așa am stabilit eu, băi, dar eu știu ce fac? Eu mă duc să fiu luptător de arte marțiale. Păi, dar n-ai schelet pentru asta, n-ai musculatură, oricât te-ai antrenat. Nu ai să ajungi niciodată acolo. Tu vezi destul de gimnastică ta artistică că acolo e bine. Nu, dacă eu vreau să fiu karatist. Băi, stai, omule, că nu ești făcut pentru asta. Asta în altă viață, poate. Tu ocupă-te acum de treaba ta. Și trebuie să le iei în ordine. Când ajungi campion mondial, înainte să devinit campionul orașului, județului, tu știu, continentului tău sau ce, așa, pe urmă ajungi tu mondial, nu? E etapă, așa, pe rând. Numai nebunii. Uite, hai să spun întrebare altfel. Dar n-aș putea să mă trezesc direct la patru. Poți, Cumva, nu știu cum, nu ai boss. pare trebuie... mai tentant la 5. Că Na, pa, dar după aia, toate scările leg. pe care le-ai călcat, viața o stimpie de deci, ceodată și la rostogolul să le iei înapoi, în jos, de cu până la primul. Și apoi trebuie să se ridici toate scările de la primul până la patra, pe care n-ai călcat vreodată. Va trebui să i iei, viața te va duce înapoi unde? La ordine, la ordine de aur, adică am să spun la hoarda de aur. Asta înseamnă ordine de aur. La hoarda de aur. Și ei pas cu pas, pas cu pas și ajungi la etajul 7. Dacă ai călcat pe fiecare treaptă, nimeni nu ți-o mai ia. Dar dacă eu te-am luat pe tine și te-am făcut, nu știu, fără carieră, adică te-am luat de jos și te-am făcut secretar de stat. Găsi ce o să întâmple. O să întâmple ceva, că după care viața o să spun, du-te înapoi jos și ele pe rând. La zero, la unu. Da? Și dacă o să ajunge aici, pe puterile tale secretar de stat, nimeni nu o să te mai scopi, tot tu, tu știi tot fundamentul, nu-ți mai poate lua nimeni. Dar așa tu ești secretar de stat adus de mine. Eu îți spun ce faci și nu, că dacă nu ce fac, pop, și te duci înapoi pe scări la vale până la prima. Și tu nu vrei la prima, că te-am luat din Petroșani, nu știu, dintr-un sat de acolo, era șoferul meu cândva, știi? Vrei tu înapoi acolo? Nu vrei, nu? Și atunci ce să faci ce spun eu. Și chiar dacă o să faci ce o spun eu, cât sunt eu aici, sunt țin și pe tine în slujba aia, că am interes. Dar e pe mine odată o să mă aresteze, de exemplu. Mă duc într un nu știu, ce am făcut eu acolo, știi? Cu suspendare, cu, nu știu, ceva. Și tu o să rămâi fără cine fără stăpân, nu? E evident că îți face o, o anumită eroare și îți trezești dacă nu în pușcărie, La zero. La zero, zero. Ai bucuros să ajungi la, 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 zero și să o iei de la capă, de pe picioarele tale. Dacă nu te-o speriați suficient de mult și dacă îți mai dorești, în concercare. Că dacă te-o speriați destul de mult, oh. să ar Și o să dorești să ajungi la zero, numai să nu ajungi la pușcărie. Foarte interesant. Totul are ordine, totul are limită, totul are formă, totul are vibrații, totul are contextul său, toate lucrurile au starea sa și uite după cinci următoarea stare este cea de armonie. Adică ceea ce în noi este animal și ceea ce în noi este călărețul trebuie să fie într-o armonie totală între ele. Adică călărețul trebuie să înțeleagă nevoile calului. Uite, de exemplu, oricât de sfânt ai fi tu, dar parcă totuși să refuz de tot sexul, ce asta? Dumnezeu mi-l-a și eu o refuz? Uhum. Hai să-l practică în așa fel încât să-i fie bine calului, animalului să fie bine. Și călărețul de la asta să nu are mustrări de conștiință sau suferință sau nu știu ce. Adică exact dacă am putea spune la nivelul ăsta, calul și călărețul trebuie să fie foarte mari prieteni între ei și să înțeleagă perfect. În așa fel încât nici calul nu subjugă călărețul și îl face servitorul lui, cum e de exemplu acasă, pisica. Aia e cum nu trebuie să fie. Pisica e total, e dacă stă în brațele tine, nu pentru că vrei tu, pentru că stă ea, vrea ea, dacă nu vrea, nu stă. Nu? Câinele e sclavul tău. Tu mă spui, el la face, el tot timpul așa, știi, tu ești, uite, dezvoltarea spirituală cam așa ar trebui să fie, la început. Tu ești Așa? Și câinele e cel dresat care ascultă de tine, e servitorul tău în totale. Corpul e servitorul tău. Când îi dai tu de mâncat, mănâncă. Când tu îi dai voie. voie. Nu bagă el mâna în frigider și o băga deja o tonă. Nu când te-ai trezit. Ce ai făcut? Mă mânca toată mâncarea. Câinele s-au băgat așa și o mânca din frigider. Apoi s-au îngrășat atâta. Apoi nu mai știi să faci cu el. Dacă așa ceva se întâmplă, cum ar fi spus, animalul domină călărețul, s-au terminat de aici încolo niciun fel de dezvoltare spirituală nu mai poate fi vorba în veci. Dezvoltarea spirituală poate fi numai când în prima fază călărețul își domină în totalitate, cu duritate, corpul, dacă vreau eu calul meu să nu mănânc o săptămână, o săptămână nu mănâncă, că nu-i dau eu. Și pot să-l cu dinții de ceva și atunci îl trag de zăbală nu. Am spus o săptămână nu mâncăm, o săptămână nu mâncăm. L am băgat în apa aia rece, stai aici 5 minute, acolo el trebuie să stei. Nu, nu mai poate, deja au ieșit. Eu aș mai fi stat, dar corpul nu a vrut. Bă, dar cine stă până aici? Tu sau corpul? Dacă corpul s-a terminat orice evoluție spirituală. Dacă am luat un ac și a spus, stai liniștit, nu te mișca, că ți-l bag pe aici și l scot pe partea elălaltă. Corpul trebuie să stăie nemișcat. E acolo și îl bagi acolo și l scos pe partea respective. respectivă. Doar o durea, nu contează. Stai nemișcat. Și călărețul ce face? Cu mâna calului împinge acolo mai departe. Și l-a scoate pe partea elălaltă. Asta e dovadă că ce? Că corpul te ascultă. Dacă când tu ești atâta pentru că nu-ți poți stăpâni corpul, pentru că el vrea să mănânce și balotează, bagă acolo cât și călărețul mm. să eu, eu, știu că își face rău, dar ce să-i fac? N-l pot struni. Eu înțeleg că mi-e e rău, dar nu mă pot opri. Asta înseamnă că eu înțeleg că o să îngrașe, dar nu-l pot stăpâni. Păi sunt terminat orice evoluție spirituală de aici încolo. Când zici corp include sau nu include și emoție? Corpul, are, ca și orice animal, are emoțiile sale. Diferența dintre noi și animale este că animalele n au mușchi faciali. Și de aia nu vedem când ei sunt nervoși sau supărat sau nu le vedem emoțiile, dar ei au emoții. Dacă te uiți de multe ori foarte atent la ochi, de... să obicei. văd în felul de a privi, în felul de a merge, să văd că sunt într-o altă stare, în altă stare, fericit, de exemplu, sau nefericit, sau trist, sau deprimat cumva. Numai că neavând având uh, mușchi faciale, nu le putem vedea. Că noi asta căutăm să citim fața ochii stres. dar dacă ne uităm în ochii în atitudine, în felul în care mergem, ne dăm seama că animalul e fericit sau e nefericit și așa, e puizat e stresat și tot așa ei uite, în prima fază șase, controlul total în șase când ajungem acolo trebuie să fie deja calul e atât de bine dresat. sau să spunem masculul este atât de bine dresat, încât nici nu gândește vreodată să facă ceva care să poată ție să nu-ți placă nici nu îndrăznește, nici măcar să gândească, nu să acționeze. Adică este așa o prietenie și o încredere, un, o, fidelitate și o loialitate atât de puternic între cal și călăreț, încât calul și călărețul practic una sunt. Ei, iar după aia, dacă așa rămânem foarte, foarte mult timp prieteni, este atunci, știi cum, următoarea, uh, următoarea medalie la echitație, cum o să o luăm? Că dacă eu sunt prieten atât de mare cu calul și calul cu mine, parcă nu-mi vine să-l furțez, să-i dai așa bici să alerge mai repede, nu? E prietenul tău cel mai bun, nu? Corpul, adică. Dacă, dar metalele următoare trebuie să o luăm totul. Și cum o facem? Ne înțelegem. Băi, calule, facem pace. Uite că, nu că pace era deja, Șase da. șasele s în armonie. Pacea nu era la patru, dar la șase da. e armonie. și și rămânești. Băi, calule, uite care e chestia. Uh, mie îmi trebuie. Ții, nu știu, ție nu -ți trebuie, că tu aici o să mori Și aici o să rămâi Dar mie îmi trebuie să cunosc o experiență. Eu trebuie să mă ridic la nivelul următor. Eu trebuie să-mi demonstrez mie, nu lor. E mie că pot. Eu trebuie să ajung la nivelul ăsta. Uite cum faci. M o să fie greu. Dar tu te apuci și întinerești. Îți, îți lucrezi singur tendoanele. Îți lucrezi mușchii. Ți, te scanezi, te autoscanezi tot timpul pentru tine. Te repari singur în interior. Vezi, eu îți dau cei totuși de mâncare, suntem prieteni, eu îți dau de mâncare, eu îți dau aia, Da, dar genunchiul începe să mă doare, adică ce faci? Eu îți dau cei cam tot ce trebuie. inclusiv și sex, dar tu te lenevești și mă doare genunchiul, asta nu-i bine, asta înseamnă că îți bat joc de mine. Uite care e chestia, îți dau patru zile la dispoziție, dacă în patru zile genunchiul nu trece, nu se întoșește, garantat te trezesc dimineața la șase, plouă, ninge, nu contează, bustul gol, șase kilometri în jurul blocului. Și dacă ai zis asta, și poate că a fost prea mult și prea dur la adresa calului tău, să spunem așa, apoi în ziua în care te-ai trezit și zis o tine este asta îi faci. Că el repede o să înțeleagă, bă, nu te pui cu nebunul, cu călărețul, cu ăla de sus. Că el totdeauna să te vadă sus. Numai dacă nu cumva dacă... te pui tu în genunchi lui și l pupi în bot, atunci că să te vadă mic și prost. Ca să... când te duci și trece durerea că ai ajuns acolo de frică, de, de toate... La unii de frică. Înainte era chestia asta. Uite, omul avea o chestie oricare și moșul se ducea în spatele căsă, din n vadă baba și ce făcea? Așa amenința boala. Băi, ficatului, dacă nu treci și nu te desumfli, nu știu, nu mai... eu știu ce fac cu tine. Trei săptămâni de aici încolo, alcool, nimic. Sex, nimic muncă numai de aia, aia, aia. Și ficatul ficat -o când ficatul așa, oh, 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 te pui cu ne Dar știind deja că nu te pui cu nebunul, știi? S-a apucat și repara totul de frică. Noi să-ți mai știm, dar și copacul care nu dă roadă dacă la meninț, la anul o să ai recoltă la el. Înainte știu să amenință și un copac, că am văzut asta real, practic. Am făcut-o și eu nu o singură dată. Nu obligatoriu la mine ca chiar la alții. Copacul e pe jumătate uscat. Dar de ce e uscat? Pentru că mulți ani la rând sau câțiva ani la rând ei nu cules de partea aia unde e uscat, nu cules roadele. Când nu puteau ajunge, le are lene. Și copacul ăsta nu mai fac prune sau ce este partea asta, că ăștia nu culeg. Și în general se usucă. Nu vii odată, vorbești cu el, îl atingi, e obligatoriu să-l atingi, să, el să culeagă informații despre tine, despre transpirația ta, despre grăsimile de mâinile, acolo când le pui, ele acolo rămân codul tău genetic, vorbești cu el, îl cuprinzi așa. Și pe urmă spui, uite care e chestia. Ne înțelegem, dacă la prima vară următoare, nu ești plin de flori, eu te tai. Te tai, că nu mai, te țin degeaba aici. Faci umbră numai la aici, la aici. Și iei toporul și îl izbești toporul odată în el, ca să intri așa, cam așa, puțin. Nu l tai de tot. Înfinși toporul odată în el. Scoți toporul și spui, data viitoare te tai de tot. Și vezi, ce o să întâmplă la, la asta? Ținând minte din fizica cuantică, lucrurile se mișcă sau copacul înflorește numai pentru că există un observator. Dacă observatorul nu există, nimic nu se întâmplă. Toate lucrurile se întâmplă, adică particula trece în undă sau din undă în particulă, în moduri diferite, în dependență de observator. Să vezi că și copacul are voința lui și dacă te simți pe tine că noi să faci așa, ei zis numai, dar nu o să faci, nu o să înflorească. Dar dacă știi, te, te, te citești în duh, o văzut că tu sigur o să-l tai la anul, găsi ce face. Își supune voința tale. Și la anul va fi plin de, de flori. Incredibil. Și, cum așa? Copacul ăsta care era jumătate uscat, adică a mort cumva, acum e plin? Da. El mai pe din afară părea mort, dar într acolo se va mergea tot E uite, la șase, la șapte, te înțelegi. Dar cum te înțelegi? nu el îți spune ceva și tu te înțelegi cu el. Adică el reprezintă elementul puterii și tu te supui puterii, fii și prin negocieri. Ci tu reprezinți puterea și el se supune sau negociază cu tine elementul puterei. puterii. Abia acum începe ce șaptele. Abia acum călărețul începe să priceapă tainele și ce vrea de la el arbitru ca să primească note mai bune, pentru viteză, pentru eleganță, pentru cum ai călărit, pentru cum ai stat în șa, pentru când, știi? Ca să-ți dai o notă mai bună, ca să câștigi competiția. Totul e o competiție, dar nu i competiția asta sălbatică, umană. Competiția e pe calități, nu pe cantități. Așa. Nu cât de multe ori ai făcut o salturile, ci cât de elegant, cât... apropo, premiile competiției sportive, anume între asta și constau sportul era o, olimpiadele erau un teatru, un spectacol eleganței, a frumuseții, a mișcărilor elegante, nu obligatoriu cine mai repede, cine mai sus, cine mai, cine mai mult. În sensul ăsta cantitativ. Ce primii sportivi se prezentau la Olimpiade și acolo era mai mult un fel de spectacol, o artă Uite, așa să aleargă. Vezi cum spictați pe vazele vechi sportive, piciorul sus ridicat, mâinile, peptul, desfăcut. arta, postura, mersul. Aia era Olimpiada. Între timp, s-au transformat în ceva de ordin cantitativ. Secunde, cât mai repede sau cât mai puține, cât greutăți, cât mai mari Ei, la șapte se întâmplă în felul următor. Cam așa ceva. Gândiți. Eu îți propun, nu ți servez, îți propun să-mi dai 1000 de euro. Mm -hmm. Elementul puterii aici eu sunt eu din poziția puternicului îți propun. Poți mi-i dai, poți să nu mi-i dai. Dar vezi că dacă mi dai, probabil o să ai și niște avantaje, am eu grijă. Dacă nu mi-i dai, treaba ta. Eu ți-am propus să-mi dai. Tu acum poți să ai puterea să-mi să, să mi dai, dar poți să, ai, să nu ai puterea să-mi dai. De ce? Că nu ai. Tu ai vrea să-mi dai, dar nu ai. Adică nu ai puterea de a da. Și atunci eu înțeleg că ăsta, dar ar fi dat, dar nu are, nu are, n are putere. Nu are putere peste bani. Nu, are, nu stăpânește banii. Și atunci eu zic, ok, dar măcar l-am văzut că ce? este, poate să supune puterii mele și mi-ar fi dat dacă ar fi avut. Dar nu, vezi? Tu poți să vii la mine și să ceri bani, 1000 de euro, dar să ceri de pe poziția lipsei de putere. Anatol, dă te rog, 1000 de euro, că dacă vreau să dau, dacă vreau nu îți dau, oricum nu se întâmplă nimic dacă îți dau sau dacă nu îți dau. S-ar putea să ți dau și să-i pierd chiar, pentru că tu nu ai putere asupra banilor. Știi, că spun eu așa, Dumnezeu îți a dat 1000 de euro, De ce să-ți dau eu? A, ah, dacă Dumnezeu îți a dat 10, poți să să-ți dau și eu. Odată o să să discutăm despre asta, cum e cu zeciuiala și unde se duce zeciuiala aia și cum cu propria ze zeciuială să zicem așa, ne putem face maximum de rău și nouă și familiei noastre fără să ne dăm seama. Deși unii ne învață taman asta, cum să facem ca să ne facem rău, împachetând asta în ceva frumos și numește bine. Dar în cele de urmă constatăm că când desfacem pachetul, în cele de urmă acolo e ceva foarte neplăcut. E, după care urmează ce? 8-ul. Deci, la 7, mai dă -ne un pic, mai clarifică-ne. 7, adică începem că... să cunoaștem taina cunoaștem nevăzutul. Călărețul de începe Deci, în practică, ce ar trebui să facem noi la șapte? La șapte Înci, să începem a căuta... Să zicem că eu sunt șase și vreau să trec la șapte, la șapte și să, să termină această întâlnire și ajung acasă. Cum se manifestă în practică șaptele acesta? Uite, șapte să este să egal cu 4 plus 3. La șapte pot să fie și 5 plus 2. La șapte poți să fie și 6 plus 1. Hai să luăm că e 6 plus 1. Și asta înseamnă prietenia perfectă, armonia între cal și călăreț. Dar pe lângă ești, sunt doi, eu sunt calul, tu ești călăreț. Tu hotărești, eu mă supun și tot așa mai departe. Adică tu ești șeful și eu sunt uh, subalterul. Împreună trei și trei, că și eu am gândurile, emoțiile și faptele mele, și tu ai gândurile, emoțiile, faptele tale, dar diferite de tale mele de cal. A, împreună facem o simbioză. Așa, și... Uh, deci șase Noi așa trăim. 6 plus 1. Ai da. Spis. Noi împreună suntem 6, da? Calu și călăreț. Și acum apare 1, mm -hmm. ceva în plus. 6 1, 7. Da. Adică plângând lângă noi doi, Caloș și călărețul, mai apare 1. Și el la cine e 1? Arbitru. Abia aici arbitru coboară și spune, băi, Calule, nu te îndrăgești și tu așa, că eu de afară, tu când alergi și călărețul când te călărești, nu, nu vedeți greșelile că sunteți prinși într-un sistem, într-o acțiune. Nu ai cum să vedeți. Dar eu din afară, stând și uitându-mă, am văzut că atunci când iei curba, nu pășești că lumea. Tu când calul ajunge la obstacol, tu te îngrămădești așa în loc să te împingi înainte. Te sperii. Adică ai o problemă cu speriatul. Adică vine însă și observatorul și începe să facă ce? Ajustări. Acel nivel de ajustare se numește inducție. Uh, inducția este, este numai de ordin magnetoelectric. Și cu rezultate, pe urmă, în sfera electromagnetismului tău propriu. Deodată, calul începe să. Nu s-a schimbat nimic cu el, nu l-ai hrănit diferit, nu l-ai vaccinat diferit, nimic, nimic. Dar pentru că calul a înțeles ceva, el devine acum, cum v-a spus, Isus inspirat. Șapte ce eu fac. inspirat, Isus revelat. Nu este să vezi niciodată când arbitru vine și vorbește cu tine așa cum stau eu. Pur și simplu îți trezești ți-o inspirat. Băi, eu când iau curba cu calul trebuie să fac așa cumva, trebuie să mă țin mai aproape de el. Iar când ne apropiem de obstacolul ăla în săritură în înălțimi, eu trebuie să mă duc mai spre gâtul lui așa, ca să fiu una cu el. Uite, de aia greșeam eu și mă dădem cu capul sau cădem pe spate sau cădem în groapa aia cu Apă. Ți s-a revelat cumva. Că și cum ai avut putere să te uiți dintr-o parte la tine. Dar așa face și O Se uită cumva la el dintr-o parte și se recunoaște erorile. Adică ce? Păcatele care cele mai fine, care pentru un cal care nu a fost niciodată călărit, ăla niciodată nu o să le vadă pe ele. Și un călăresc care niciodată nu a călărit niciun cal, nu o să observe finețurile astea. Șapte, e vorba de lucruri tainice, ascunse, fine, adică a șmecherii fine ale călăritului, ale existenței în lumea respectivă. Lucruri foarte fine. Oricât le căuta, nu le dobândești. în lumea vine. noastră, care ar fi lucrurile astea? Uh în lumea noastră, uite, de exemplu, dacă ești mecanic și ești automecanic și ești foarte bun, Asta. să l- la un moment dat ceva, o să releve și ceva, o să prinzi, ce nu prinde, este care abia au venit, pe care îl trimis cu găleată, să duc cu găleată de curent și el se duce chiar și o caută curentul ăla. Înțelegi? Tu, pentru el, ești un inițiat, ești un iluminat. El o să-și rupă de schimbând lanțul ăla, rupându-se, nu știu. Tu băi, uite, omule, este o șmecherie aici, nu te omori nu țărânești nici mine. Uite, faci asta, așa, așa, pui, tragi puțin și zici, gata. Uite, asta și micile, asta e prins o gata. Vezi că ți-am arătat cum dar o cum trebuie să te antrenezi. Trebuie să te antrenezi și să le faci cu în două mâini Și ce, e făcut gata, s-a rezolvat problema. Uite, eu pot să arăt cum să faci un truc, uite, este unde eu te dispărut. Dar tu te vei duce acasă și va trebui în fața oglinzii să te antrenezi de atâtea multe ori. Cum să faci tu că el dispară și încât până când vei reuși să faci asta cum? grațios, adică cu foarte mare iscuțință, adică ce vei deveni în momentul ăla? Un fel de mag. E, uite, șapte este magul, nu magicianul. Magicianul îi place și pe acolo face, face ce... Dar ca să bunul. Adică, uite, merg pe lemn, pe cărbun încins. Eu fac Uite, mă merg pe sticlă. E și asta e al fachiriz. Ca să-ți demonstrezi celorlalți, sau mai mult tu, că tu totuși ești mai înaintat. Dar de ce ai tu nevoie să demonstrezi asta altora? Eu zic să o faci în spatele că să nu te vadă nimeni cu maestru tău, mă, și să închizi gura și nu mai povestești nimănui altora că ai mers tu pe cicărbune sau pe ceva, pentru ca să nu-i smintești și să nu te vadă pe tine. Ei nebunzi, că că este o luat o rază, auzi, tu mergi și nu spui în frigi, nu există așa ceva, e prostie, e uite la tine că la ciudat. Fă umă în spatele căsii să nu te vadă nimeni. Ca să-ți demonstrezi că lucrul ăsta este posibil, dar după ce o să-l faci, la șapte o să-ți dai seama, ce... abia la șapte o să-ți dai seama, în ce constat Că de fapt poate oricine să meargă pe Până atunci tu credeai că numai tu El a inițiat-o special, ales sânge nobil Numai tu poți merge pe cărbuni în cinci Că ai ajuns nu știu ce nivel de dezvoltare spirituală Dacă ne să ajungi pe la șapte de dai seama că erai un ciumpălac Ca toți ciumpălacii Ai făcut un fachirism și n-ai înțeles ce ai făcut Dar acum te-ai prins în ce constă șmecheria Și acum ai putea să iei tu pe toți Să-i pui să meargă pe cărbuni dar în pachetez asta, eu vă dezvolt spiritual, eu, vezi, eu vă fac să fiți... Uite, după ce faceți cu mine mersul pe cărbuni în cinci, după aia voi o să fiți alți oameni. Ei că așa o să se întâmple. Au așteptări și încep să manifeste așa-numitele previziuni cu anticipații, încep să se întâmple în viața lor câte puțin lucruri de felul ăsta. Așa, așa. așa pe urmă îți dezamăgesc, pe urmă îți dau seama că tot asta a fost ceva, nu știu cum să-i exprim, mm. dar de fapt e o vrăjală, că de fapt numărul suferințelor nu au scăzut, ci s-au mulțit. Chiar de la faptul că m-am dus eu la serviciu și a început boi, eu sunt special, eu am făcut cărburi Habar n-aveți, voi sunteți lipsiți Eu sunt dezvoltat spiritual Toți începe să uite la tine, te ignoră, nu știu ce Te etichetează, marginalizează Apoi exclud cu totul și ai rămas tu dezvoltat Z Zâmbesc ca să știi ce de acasă De ce zâmbesc Întâmplător hmm. eu am o legătură cu focul Adică am organizat sesiuni de mers pe cărbuni în cinci. Da, dar le da spus, ca să știți? Da, dar le-ai spus, spus, le spus lor în ce va consta modificarea în eu concepție din moment ce vei merge pe cărbuni. Adică, uite, vă, fraților, eu vă propun Luc Lucrurile lucruri mai complicate. În fine, da, de asta zâmbe, zâmbeam. Să vezi lucruri interesante. Da, cât da, lucrurile da, sunt da. mai complicate. Da, să știi că am fost pe la 4 și m-am stat în Robin și cum face tipul ăsta treaba cu mersul pe cărbun? M-am da. gândit că e o șmecherie, că e ceva. După m-am okay, dus, m-am certificat să înțeleg cum se fac lucrurile și, într-adevăr, poate, acum din punct de vedere al fireworking ului spun, da. dacă tot ai intrat pe. Da. fac o precizare, da. uh, mers pe că e o metaforă de a înțelege că, de fapt, câte lucruri crezi tu, că stau într-un fel, dar, de fapt, e sta Hai diferit. Asta a, e cel mai important. Da, uite, rest, uh, dacă ai ajuns să înțelegi asta, sunt în nu e, lor, e o metaforă. Hai bun. Dacă asta e înțeles și asta le explicat lor și, le, și au înțeles și la rândul lor asta. Asta și la certificare, adică nu e că asta este o metodă, dar sau o, o mică experiență mm -hmm. pe care te ajută tine să înțelegi că uh, orice șablon se sparge. Da. Și poți trece dincolo de el, trece în afara acelui șablon sau să-l numim acvariu, da. toată viața da. să nu ieși din el. Uite, când ai făcut asta, din acvariu ăla, tu deja ai sărit. Tu deja știi că asta e posibil. Sau știi Șablonul că poți sări? nu Neapărat că sări. Știi că să, uh, poate fi și diferit. Bine, sunt peștișori da. care dacă le-ai scos din acvariu, el va face tot posibilul ca să ară înapoi. Da. Deci, tu tocmai l-ai eliberat. De șapte magus, să zicem, opt. Da. Și în viața noastră tot suntem, eu o schep pe ea de la prostituată, de la bărbatul care avea grijă de ea. Ce? El o bătea. Tu o scoți, o eliberezi de acolo după un timp în care se întoarce la el. Pentru că îi pare că viața în acvariu totuși era mai bună. Viața aia în libertate. Viața în cadru, în sistem. Sistemul în îți dictează în patru. Adică sistemul îți dictează viața, îți dictează ordinea, ce să faci, ce nu faci, pentru ce ți-ai mângâiat sau bombonica și pentru ce e biciu sau durerea uh, și porția de durere. Și nu trebuie să gândești foarte mult, de aia și mulți duc să trăiască în astfel de sisteme, pe care eu le consider uh, sisteme a oamenilor care sunt reduși în gândire, orice sistem, militar, că de ce, când trebuie să gândești tu, acolo gândești cineva pentru tine, cât trebuie să mănânci, cu ce trebuie să te îmbraci, cum trebuie să fii bocancii tăi, cum trebuie să fii arma, cum trebuie să o păstrezi, tu nu trebuie să faci nimic. Ei gândesc tot în locul tău. Cât trebuie să lupți, ce droguri trebuie să iei în timpul luptului sau ce tipuri de băuturi, ce, așa, ca să fii mai rezistent. Cum te tratăm în caz că ești rănit. Tu nu faci nimic, tu faci numai câteva lucruri foarte clare. Și atât. Ei, a trăi în afara sistemului e mult mai interesant, dar și mult mai greu. Pentru că, de ce? Pentru că trebuie să gândești singur. Totul. Totul, totul trebuie să gândești. De-aia, exemplu. Eu prețuiesc foarte mult oameni care au avut măcar o dată în viață o firmă, care au avut măcar o factură. După asta el pot să ajung undeva să înțeleagă cum... Dar așa el e liberal, dar în viața lui nu a tăiat o factură. Și este angajat la stat, liberal fiind. Și mai mult decât atât, este sub subordonarea unui partid de guvernământ care nu este liberal, care este, nu știu, nu contează. Da, Adică, cum poți, tu ești pus în situații și în cadre nenaturale, contraproductive, pentru contra naturii tale în general și tu vrei să faci lucrurile să meargă într-un fel. Nu o să Bun. 8. Când ai ajuns la lucrul respectiv, la variant, la nivelul ăsta 8, atunci tu ai să înțelegi ca niciodată altă dată tot setul de norme, responsabilități, sarcini și datorii. Dar nu sarcinile obligațiile și datoriile cele sociale față de contribuții la stat, față de nu știu ce acolo, comportament pe stradă sau ce o să înțelegi, toate sarcinile, obligațiile și datoriile pe care trebuie să le ai tu ca, ca ce? Ca cel care se pregătește să transforme din, din umid în fluturi și încep să te gândești, datoria mea este să nu mă opresc, sarcina mea este cu tare, obligația mea este să nu merg mai înainte, e greu și înainte mă așteaptă ceva, mă, mă așteaptă o pierdere. Adică eu o să mă pierd pe mine, eu sunt conștient mă duc acolo, că mă voi pierde ca o midă. N-am nicio garanție că o să mă nasc în fluturi, că o să reușesc, dar nu pot să dobândesc ceva înainte să plătesc. Adică înainte de a pierde ceva. Nu există. Majoritatea oamenilor vor să câștige și nu, numai să câștige, nu se întreabă niciodată ce au de pierdut. Dar printr-o analiză numerologică puteți spui, uite, tu dacă vrei să faci o firmă, tu îți să faci o firmă, legea îți permite, tu ești să te înaintezi, dar firma ta dacă să înceapă să câștige, dacă o să înceapă să câștige, tu să începe plăti cu sănătatea copilului. Nu-i vrei? Firma cum? A, păi nu vreau. Pe păi, dar atunci gândește-te. Dar poți să fac cumva o firmă, dar să nu plătesc sănătatea copilului? Poți, dacă firma ta o să fie legată, de exemplu, de sănătate. Să zicem așa că e de, de sănătate. idee. Să i doar un scenariu, nu înseamnă că se întâmplă, nu? Nu. Scenariu înseamnă că se întâmplă, dar nu toate scenariile se întâmplă ție. Uh -huh. ok. Un scenariu se întâmplă numai luia și în anumite condiții, alt scenariu se întâmplă ție și în alte condiții. Okay. Și împotrivă, poți spune, uite, dacă o să faci lucrul ăsta, firma asta, nu e să ai de câștigat la bun început. Dar fiecare an ce trece, tu o să acumulezi energie vitală. Bani nu știu dacă o să acumulezi prea mult, dar o să acumulezi energie vitală, o să acumulezi ceva cu cunoștință, cunoaștere, relații oameni, o să le iei pe tine. Pe tine, de tine o să fii legat sub o de oameni Și orice mișcare a lor spirituală O să respecte ca într-un ciorchine Ca un cluster O să manifeste și asupra ta De ce? Că tu ai legat în jurul tău Prin ceea ce faci O mulțime de oameni Și tocmai la început Ai și numit câțiva dintre ei Orice mișcare a lor fizică sau psihică ca într-un cluster, uniți fiind, de ce? De Life Academy, uniți de un proiect, nu știu. Orice mișcare a lor, în sens pozitiv sau destructiv, se va manifesta asupra ta. E atunci trebuie să ai grijă ce oameni îi aduni, îi clusterizez în ciorchinul ăsta, ca într-un strugure, de o anumită calitate, toți trebuie să fie. De ce? Pentru că orice mișcare a lor o face, chiar și negativă, e negativă de aici până aici numai. Nu e negativă ca la alții de aici până la pământ. Adică pozitiv, negativ trebuie să fie tot timpul. Dar o să fie în parametri ăștia, în comparație cu alt om care tot timpul e pozitiv și negativ de aici în jos. O să vibrați amândoi. Deci o să răsfrângă asupra ta. Și odată ce oamenii ăștia cresc, ce faci tu? Automat crești și tu. Adică ei, tu îi împingi și ei te trag pe tine. Așa. Vezi cum se manifestă. Și atunci, uite, de la bun început, știi, o tipul ăsta de afacere pentru tine îți va da asta, și vei plăti cu timpul, de exemplu. Timpul care trebuie să-l aloci. Dar dacă era alt om în locul tău și s-a apucat să facă același lucru, el poate că, conform structurii sale, matriciale, el poate că plătea cu ce? Cu răzvrătirea copilului. Făcea asta 2-3 ani de zile, după care își pierde controlul, copilul, copilul de sub control și avea atâtea necazuri. Când veneam eu și spun, cum adică tu faci așa ceva, Toată trei la rând ai vorbit numai de educație, parenting și nu știu ce, în tot ce faci tu pe acolo, câți oameni ai avut și n-ai învățat nimic, s a ieșit copilul tot de sub control în halul ăsta, te bate, aruncă cu tine în tine cu obiecte, dă foc la casă, tu n-l poți să vă înjură pe toți, vă fugărește prin sabia prin casă. Cum e posibil așa ceva? E, da, asta puteți să o știi de la bun început. Adică tu, dacă era în altul loc, tău și s-a apucat să facă așa ceva. Poate că în scenariul lui, plata pentru ceea ce face era ieșirea copilului de sub control. Deci întotdeauna există un preț plătit pentru... Nu există ceva care să nu plătești. La noi, la oameni, adică, îți dai seama, nu există. La oameni, economia noastră, adică totdeauna plătim ceva. Nu obligatoriu cu bani, că, de exemplu, eu îți plătesc cafeaua și îți plătesc restaurantul, dar tu îți plătești cu supunere nu? Că noi te întâlnești data în viitoare cu cel care ți-a plătit masa și nu știu ce, o să fii puțin mai așa plecat și indulgent. Și dacă vrei să scrii o carte, să faci un blog, să... Orice. orce Că și să dacă faci ceva, plătești. Da. Sexul fără, pl fără plată e mai scump de obicei. Mm -hmm. Nu? Observat? Că atunci să zic că da, e rău, să zic că nu e. <gâ��> asta, at, atunci când faci sex fără să plătești, de regulă te costă mai mult. Și timp mai îndelungat plătești, da, altfel. Și e, cum se leagă asta cu opt? Ca să-l aducem înapoi. Ei, optul înseamnă că te pregătești pe tine niște rupă din cer cu mare, de jos, al lumii, spunem așa, obișnuite, sau nu știu cum să numesc, a turmii. Și stimute din lumea turmei în, într-o altă lume acea lume se numește, putem să o numim elită dacă vrei, dar nu în sensul, de, elită din sensul în care percepe pe televiziunile. Elita în sensul adevărat al cuvântului. Adică te scoate pe tine din turmă și te pune deasupra lor ca să zice, Că dacă vrei să-i conduci, dacă nu să servești pentru ei drept un far, fără să faci nimic, că dar farul nu face nimic, nu învață pe nimeni nimic, dar totuși ghidează o mulțime și salvează o de vieți. El stă acolo, își luminează, atâta faci. Sunt și astfel de oameni care îndeplinesc funcția de far. Nu trebuie să fac nimic, el doar mă trebuie să existe și să lumineze și atât tot. Vreți să vă uitați, să vă ghidați după el, dacă nu, nu vă ghidați după el, dar știi, dacă te uiți după el, o să ajungi la malul ăla așa acolo, nu știu, o țară. Așa e dinainte cunoscută, așa e portul. Sunt unii oameni care au alt ceva de făcut, dar optul te pregătești, te scoate din lumea muritorilor, să spunem, și te transformă în ceva care se numește Luceafra, desigur. Și uite, Cătălin au rămas în cercul mare, în turmă, o fată obișnuită, se uită la Luceafar, care e tot și el prins într-un cerc mai mic. Și cu cât mai sus cercul se îngustează, și cât mai mult cercul se îngustează, și când ajungem așa, e ca o piramidă din cer, aici cercul mare, deasupra cercul, știi că o floare, un cerc mare și aici are o elită. Uite și mafia, lumea, mafia e mult. Dar aici mafia are un cerculeț mic, elita lor, care stăpânește tot cercul ăsta. Uh -huh. Tot aici sunt și actori, mulți actori. Dar aici este alt cerc călător, aceștia și alt cerc, Uite așa ca o floare, pe tale, pe tale, multe, multe. Aia sunt elitele lor. Ei, dar elitele le mai au câte o elită. Până și așa, așa, și și până te duci, cerculețele se îngustează, se îngustează, se îngustează și, la un moment cercul devine atât de mic încât nu faci diferență un, că e cerc sau punct. Ești cerc și punct în același timp. După care Punctul se micșorează într-atât de mic încât aproape, nu știu, nu mai poți vedea. Și în, în acolo, un vârf de ac, într-un echilibru perfect, de fapt, e, de fapt, e un spațiu de zeci de mii, milioane de ori mai fin, decât, mai mic decât vârful unui de ac. Și acolo, pe teritoriul, ăla, în vârful ăla, stă unul care se numește Creator, într-un echilibru perfect și niciodată nu simte că este e, cum, limitat de spațiu. Noi avem tot spațiu, tot globul uhum. la îndemână și suntem foarte limitați, ne suntem limitați. Dar el stă într-un vârf de ac, cum ar fi, și nu se simte e, constrâns că n-ar avea spațiu. Pentru că dincolo de vârful ăla de ac, totul e al lui. Dar vârful ăla de ac, știi că în poveste, vârful ăla de ac, află, sau acul în sine, se află într-un ou. Povestele nu i spun, ascuns într-un ou. Dar ou într-un cuib de vulturi, dar cuibul ăla de într-un vârf de munte. Și uite, așa ne-au arătat paradigma ce? cercuri, ce? Cercul mai mare, cercuri mai mici, mai mici, mai mici, mici, și în vârful muntelui este un ac ascuns, într-un ou, într-un cerc. Și în vârful ăla de -a, dacă ai pus mâna pe el, e ca bagheta fermecată. Cu el poți face orice. Adică tu când ajungi acolo și spargi ouul ăsta de jos, îți trezești imediat într-un ou mai mic. Se numește a doua naștere. O. A doua naștere. Prima naștere este constă ieșim din burta mamei, mamei biologice, și ne merim în burta mamei natură, dintr-o burtă înaltă. A doua naștere înseamnă că ai, ai trecut din burta mamei natură și te, te naști unde? În lume. Mama natură te scapă, te lasă, te naști și dincolo de acolo mai departe, legile naturii, cum ar fi spus, pentru tine sunt vizibile, poți să pui mâna pe ele și poți să operezi cu ele. Uite, copilul, după ce se naște, nu poate să o tragă pe mama de păr. Poate să o mângâie, poate să o sărute, poate să o împingă, nu? poate să o țină de mână, poate să o manipuleze chiar. Tot așa când te naști din burta lumii, afară, ce o să întâmple cu tine? Este un timp după ce crești puțin mai mare, poți să o tragi pe mama lume de mână, în general, trebuie să în viață. Poți să o tragi de mână, poți să te joci cu ea, poți să o păcălești, poți să te, ce, manipulezi. Bine, că niciodată ții îți pare cum manipulezi. Mama știe că tu încerci să o manipulezi. Ca orice mamă, râde la chestia asta, dar te admiră E eu te mic, dar deja începe să mă, să mă mintă, începe să mă prostească, încearcă să facă ceva. Evident că nu o să-ți facă nimic, dar vede că crești și în ochii nu mamii natură, dincolo de lume, în momentul ăla, cu adevărat de cetățean al lumii. Tu înțelegi că nu ești a mamei natură, tu ești un om care nu ești al neamului românesc. Acolo te-ai născut, a fost cândva. Eu nu sunt băiatul lui mama, deși de mama m-am născut de mult. Între timp mama o și murit. Și chiar când eram în viață, eu nu mă consideram, ce știu eu, acolo, obiectul ei. Din potriva ajungea să mama să depindă de mine. Și ea să-mi ceară favorul sau ajutoare, înțelegi cum? Tot așa se întâmplă și când te naște a doua dar după un timp. Atunci o să-ți dai seama că tu, ca om, așa cum te știi și cum sunt toți, ai murit. Dar automat e născut în altceva, în nouă. Cine nouă? Ui, pusul o șase Dacă tu până acum în șase călători prietenei maximum și echilibru perfect între tine și animal, acum lucrurile astea se răsucesc. Acum o să, fi, o să trebuiască să echilibru maximum fiind pe în continuare, vă grijă de el, pentru că dacă moare, pierde calul aici mm -hmm. în lume, este pe pierde tu vrei să fie aici cât mai mult, Caos, nimurirea. murirea. Dar în timpul ăsta, tu, procesul ăsta, eu și calul, l-am stabilit, l-am dresat, ne-am înțeles, perfect, gata, știi? I-am cunoscut tainele. Dar acum tu faci o comuniune perfectă între cine? Între tine și Dumnezeu, spunem așa. Numai că în relația asta tu vei fi calul. Și Dumnezeu te va mm -hmm. călări. Deci totul se întoarce, tu devii Deascule, calul... Că în lumea asta ai două șanse, ori să călărești, ori să fi călărit. Da. Numai că chiar dacă ajungi la un moment dat să călărești propriul cal și lumea foarte bine, la un moment dat îți trezești pe verticală că este unul care tu pringă el atât de mic mm -hmm. cât o să te și eu zic. că, nu, no, Anatol, acum te încalești eu mm -hmm. și împreună avem ceva de făcut. Mm -hmm. Și tu în numele meu, pentru mine, și cu mine, și prin mine, o să faci ce o să spun nu o să spunem la dreapta, la dreapta, când o să spun trap, trap, când o să spun galop, galop, când o să spun mâncăm, mâncăm, când o să spun nechezem, nichezem, când o să spun nu nechezem nici dacă apare lup în față. Că avem de făcut împreună ceva. E da, atunci tu te vei deveni ce? Atunci putem să spunem că ai ajuns robul lui Dumnezeu. Apropo, nu sclavul, robul. Abia acolo ești. Până atunci nici nu există. Până atunci ești în burta mamei natură, Dumnezeu nici nu te vede cum eu nu... Vede. Nu are cum că tu ai văzut copilul când era în burtă. Știi că e acolo, știi că e într-un proces de creștere și știi că procesul durează 9 luni de zile după care vrei nu vrei trebuie să iasă. În, dincolo de mama biologică, procesul de stat în burta mamei în natură sau mamei societăți sau cum spune, a lumii, procesul ăsta poți dureze tot restul vieții și în o viață după aia. Nu-ți stă în 9 luni de zile. Ar fi bine, că după 9 ani din stat în burta mamei socium, nu? mama lumii, cum ar fi, mama românica. Mm -hmm. După aia se întâmplă așa un fel de travaliu și pac a ieșit afară, pac a ieșit afară. Tu îți dai seama cât sfinți iluminați așa am avea? Mm -hmm. adică din jumătate dintre noi, după vreo 3, 40 de ani, încolo toți ar fi așa, știi, o ieșit, o născut uh, a doua oară, o ieșit din lume. Apoi a treia naștere este să te naști, că uite, o naștere, a doua a treia, treia oră te naști din burta nu lumii, ci din burta mamei natură. Și trezește așa: uite, asta e mama natură. Și asta e soțul ei. Tatăl ceresc, ultimul meu. Ăsta e vârful, ultimul meu, tată. Până acum am avut tați câți căți. Tatăl biologic. Statul social în sens de justiție, de jandarmerie, oricine care în mod coercitiv sau direct îți impun limite, norme, reguli. E principiul patern. Mama, mama te iubește oricum. Și chiar dacă ești criminal, uite, tot te iubește. Doar nu te înghite pământul. Chiar dacă e făcut. Te băgăm într-o pușcărie, acolo, pe deapsă, nu știu ce. Asta e principiul patern, dar sunt pușcărie tu trăiești, nu mori, Nu se întâmplă nimic. Tihic, mental, știu. Deci, dacă Dumnezeu te vede avea pe la nou tu poți face orice până la nou? sau n ajungi la nou dacă faci orice. Păi nu, că în cadrele este, nu poți face orice. Că tatăl, de exemplu, tatăl lumii, adică, cum spunem așa, principiul legislativ, nu? Te va pedepse, Nu poți face orice. E călcat Dumnezeu pe ți-a luat o amendă, nu? Cine vine? Polițistul ăla este reprezentantul Tatălui bă, bă, te bă, tu ce crezi că faci așa? ți spus, așa te-a învățat să faci? stai pe roșu? Ia, amindă, ia, 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 adică ce? Nu poți face faci orice. Poți să faci ceva ce tata nu vede. Dar dacă vede, ți-ai luat-o. Este? Când te-ai născut din burta sociului, din burta românicii afară și te mergi din burta mamei natură, acolo poți să faci ce vrei tu. Dar ce? Uh, dar mult diferit de ceea ce poți face în burta mamei. De exemplu, poți să te joci cu anul timp, în schimb, nu știu, te, te, joci cu legile naturii, o trăiești pe mama natură de fustă. Mamă, vreau puțină ploaie, poți? Eu te joci cu mama natură, a treia ta mamă. Dacă când te joci cu mama ta natură, te uiți în dreapta aici și îl vezi pe tatăl, pe care, ceresc. Ei, poți să faci față de ceilalți oameni, tu ai foarte multe puteri, dar ai și foarte multe obligații. Cu cât te duci mai sus, cu atât cresc drepturile tale, știi? Adică cresc drepturile, puterile tale, dar se limitează libertățile. Păi tu ești președinte de țară, nu poți face orice vrei, nu? Dar puterile tu multe, este? Da, eu o semnătură și e străcat viața la un milion de oameni. Din prostie, din neatenție. Este? 10, 15. 20. Poți să pierzi statul cu totul, spunem, Este? Dar puterile tale cresc în dezvoltarea spirituală, în, în dezvoltarea chiar profesională, de orice natură. când cresc, cresc puterile tale, dar se limitează drepturile, adică libertățile. libertățile. Nu poți face ce vrei. el care e acolo jos, el poate să facă treaba mică la monument și nu o spățească nimic. Nici polițistul nu-l amendează că îl vede că tâmpit. E de un baston de luat, după care îl trimite acasă. Ei, dar dacă face președintele țării aceeași treabă la monument sau în spatele lui, și l-au văzut, nu polițistul, cineva, o poză, va, e scandal mare. Nu știu dacă mai este a doua oară. Exact, pentru că ce? el are puterea să facă ce-a făcut și Gigel. Dar libertățile lui sunt mult limitate. Nu mai este liber să facă lucrurile astea. Trebuie să asumi ce o postură, o conduită. Nu poți fi fiul lui Dumnezeu aproape și să fii oricum. Ce? Nu, trebuie să ai o anumită poziție, postură, responsabilitate, înțelegerea mecanismului. Te uiți de sus în jos și vezi pe oameni care sunt în acvariu, dar nu-ți bați joc de ei. Că te uiți la ei cu dragoste, tot așa cum te uiți la peștișorii te dă din acvariu. La propriu. Ei să trăiască bine, să fii fericit, cumva ai au responsabilitate vis-a-vis -vis de ei, nu? Deși ei nu ți-au făcut nimic și nici nu-ți plătesc să iei cu nimic înapoi doar cu faptul că sunt frumoși și nu atât pe acolo, trăiesc. Ce gândesc e, ce probleme au acolo în sufletele lor, cum se mulțesc ei acolo, că au și probleme, probă, ca și oamenii, nu? Dar la nivelul lor acolo. Tu încerci să le rezolvi, le mai pui faun, le mai schimbi apa, nu? Așa fac și cei oameni care, de gen Arsenii Boca sau nu știu, să zicem de exemplu, au ajuns acolo undeva el, el se uită în jos și vede, băi, cât de săraci, de limitați, plin de frici, nu vor să învețe, nu vor să trăiască așa cum se trăiește. Să tem tot timpul de ceva, îmblă ca și să se roagă, ce să le faci, că nu asta puc să-i schimb pe toți. Că la un moment dat înțelegi că este limitat în viața asta, nu o să poată ajunge E clasa a treia, nu o să-l poți tu face clasa 7 într-o viață. Dacă se termină clasa a treia și ajunge în a patra, e mare succes. În clasa a patra aveții, să spunem așa. Dacă nu cumva o să rămână și repetent. Păi, dar să rămână și repetent, dar măcar să nu rămână de trei ori repetent la aceeași clasă cât se închide calea pe urmă, știi? Adică poți să rămâi repetent. Poți să fii prost de trei ori la rând în aceeași problemă aveți, dar după aia o să închidă calea, o să o pățești. Știi? Nu știu cum te ori la rând, e ce? Ai da. de șanse. ghicește din 3 ori, încearcă de trei ori, știi? Uite, tu trebuie să ajungi să dobândești puterea. Ai încercat în viață, asta nu ți-a reușit. Ceva n-ai prins, nu știu. N-ai fost mai de silința, și străduința necesară. Ei mai încearcă o dată. Ei, data asta parcă ceva, ceva ai reușit. Scopul era că tu trebuie să termin cu lecția asta. Ii mai încearcă a treia oară. Ei a treia oară e terminat. Ai înțeles totul, secret, toate tainele clasei. E a treia și cum? Te duci în a patra. Cum e în a patra? Ca în a treia, dar puțin diferit. Dacă și a treia oară n-a reușit, atunci te eu și te trimit la o școală de corecție și data viitoare este naște într-o civilizație de asta, așa ca să o iei din clasa a doua, cu un an în urmă, dar crâncine condițiile de viață. De ce? pentru că suferința te va mântuie. N-ai vrut să înveți de bineșor, condiții normale de viață, școală, căldură, nu știu, acum o să înveți de nevoie. Dar o să înveți totuși. Și eu sunt Dumnezeu, în economia cerurilor nu există pierdere. Tu se să pierzi dacă vrei, dar eu nu se să pierd niciodată nimic. E, da. Dumnezeu nu pierde în afacere peste. Așa. Și atunci o să te pun într-o condiție încât cu forța, cu scrâșne de dinți, să înveți alfabetul, dacă n-ai vrut să-l înveți trei de ani la rând, trei la rând, în condiții normale de viață. Atunci nevoia o să te și dacă eu sau cineva ar considera că duci o viață prea grea din perspectiva acestor nouă cifre, cum s-ar vedea Puți asta? Poți să consideri, pentru că tu și niciunul dintre cei care privesc astăzi la noi, nu știu cu adevărat ce înseamnă cu adevărat grea. Uh, știi, cu adevărat grea. După ce cunoști ce înseamnă cu adevărat grea, o să te întorci și ne poți și o spui pământul. Zici, domnule, de, de fapt în România străiește super mișto, domnule, de fapt aici e raiul. Nu, nu e ce... în spălat Depinde de cu ce compari, nu? Evident, depinde care sunt, care sunt nivelele cu ce cumpărăm verticala cu verticală și orizontala cu orizontală sau cumpărăm verticala cu orizontală. Uite, de exemplu, în America străiește bine. De ce punct de vedere străiește bine? Că ai tot ce trebuie pentru corp și hârtie de viceu? Asta înseamnă a trăi bine. Eu, alte cult coduri culturale pentru mine, folosesc și ele la cursuri, de la prum, cum ar fi, mulți sute de ani am folosit. Dar nu asta e important, ci pentru noi, trăitul înseamnă agitația sufletului. Adică să ne punem întrebări, să căutăm. Eu așa știu că trăiesc bine. Ce am mâncat și ce n-am mâncat nu contează. Cum e aerul condiționat mm. în autobuz, nu-i contează. Eu, eu de deprins genetic, mă urcam peste dealuri, peste mulți cu coasa în spate, cum mă și cu brânză și cu ceapă acolo, în, în, în desagă, și mă duceam la coset. Pentru mine viața înseamnă a avea trăiri sufletești, a avea zbuciuni sufletesc, a hori, a doinie, căuta în tine, ceva tot timpul. Faptul că am toate acestea și stau ca așa, robotul pe mine, nu, mă mm. nebunește. Dacă ei consideră că asta este viață bună, adică viața corpului este bună, adică armăsarul, calul se îngrașă din nu mai poate și călărețul devine un tâmpit care e în subordinea calului tot timpul și toată viața trăiește ca să-și satisfacă propriul cal, animal muritor, păi nu-i viață, domnule, aia e, e, e contra Dumnezeu, adică asta e degradarea, aia nu-i viață. Viața spirituală înseamnă căutarea ceva tot timpul mai sus, ceva mai nevăzut. Uite omul care știe toată chimia, dar își dă seama că undeva acolo este ceva ascuns pe care încă n-am preceput, intuitiv își dă seama că asta trebuie să fie, dar nu a văzut încă. El este un om spiritual, îl a caută în nevăzut. Și odată ce îi se va face? Vezi, ajungem la șapte. Îi se va revela sau îi se va inspira acea taină de care el intuitiv își dădea seama că există în urma tuturor sintezelor pe care le-a făcut vreodată. Dar nu putea să -o pun în cuvinte, nu puteți să o formuleze cumva. Și odată, într-o noapte, îi se revelează, se trezește dimineața, asta e, tablița Mendeleie, poftim, luați-o, folosiți-o, de aici încolo. Mimi s-o revelat. Apropo, el și a spus că el a inventat o inventat-o. El a spus că a văzut o văzut-o. Și i s-o dat să o vadă. Cam așa. Genial. Da, vin, vin multe, multe, întrebări din, nu știu, o să luăm și câteva din, din acestea. O întrebare generală, având în vedere că da, am făcut și cursul de numerologie cu tine, master ul nu așa. Vin multe întrebări legate de cifra destinului, de ciclurile vieții, de luna nașterii, de Uh, fricile fiecarei cifre, de vibrația fiecarei zile. Uh, lucrurile acestea, cumva, Anatol intră în detaliu în, master uh, masterclass, nu știu cât are, 12-13 ore, nu știu cât are. Asta. Da, ca să da. te ajut eu să da. te scot frumos da. da. întrebările respective. Este sunt întrebări care. Uh, nu se referă la Tema noastră de astăzi, da, odată, da. eu și așa am tendința mm -hmm. de a explica și a, a devia. Dar n-ai deviat, am rămas la evoluția nu, spirituală. Adevia înseamnă da. bine, înseamnă adică ce, a depăși, a, a încălca o normă, regulă și a, morală câteodată pentru a găsi alte căi da. de a înainta. Da. Așa, sau de a trăi. Uh, și tema noastră este, ca să nu ne ducem da. în, în, în altă, este totuși dezvoltarea spirituală da. din perspectivă numerologică Numero da. Prima este dezvoltarea spirituală Prima problemă pe care cei mai mulți nu înțeleg profund până la capăt este însăși termenul din spiritualitate Ce reprezintă spiritualitatea? Care e definiția spiritului? Care e funcția, rolul uh, spiritului? Dacă nu știm definiția, funcția, rolul, principiile de bază, nu ne cunoaștem nici, vorbim degeaba. E ca și cum aș vorbi despre electricitate, dar nu ne cunoaștem funcția, rolul, electricității, principiile lor de bază, definiția electricității, ce înseamnă electricitate. Nu. Uite, deci ne folosim de asta de foarte mult timp, în știință nu există încă o noțiune a, a generală acceptată, unanim acceptată, și e electricitate. Noi o folosim, dar noi nu știm prea multe. Noi mâncăm mărul, știința noastră cât e de mult dezvoltată, dintr-un măr, maxim 15% cunoaște. Restul din mărul ăla pentru știință, oricare știință, e necunoscută totală. apoi despre om. Vine psihologia, vine medicina, spune, uite, asta este om. Noi ce cunoaștem despre om este în măsura a ceea ce putem conștientiza. Creierul nostru funcționează 100% tot timpul și când dorim chiar mai mult. Dar noi conștientizăm doar din volumul total de informații, numai vreo 10-15%, cine prelucrează și conștientizează din volumul total care trece prin capul nostru, 15% e genial. Restul așa, 7 ca la nivelul frecvenței pământului, 7. 14, pe acolo variem, așa, unii înțeleg mai mult, alții înțeleg mai puțin. Cel care înțelege, conștientizează mai mult cu un, cu un procent decât celălalt, diferența e foarte mare vizibilă, măsurabilă, foarte mare. E, când înțelegem lucrurile astea, atunci ne punem serios pe treaba asta, că spiritul ăsta nu e chiar așa orice, are funcție, are rol, are definiție, are limite, are principii, apoi ce înseamnă dezvoltarea, că principiul am înțeles. Eu am înțeles ce e asta paharul, dar acum începe, dezvoltarea paharului. E, hai să ne gândim acum, cum îl dezvoltăm. Îl mai putem dezvolta sau nu îl mai putem dezvolta? Ce putem face din el? Ce operațiuni creative putem să facem? Până unde îl putem uh, dezvolta? Că după anumite limite o să-l spargem, o să străcăm, o să facem naiba ceva din el, dar paharul nu va mai fi. Da. O facem scrumieră din el, îl dezvoltăm, știi? Dar pentru asta paharul. Facem este... ceva. Da. Da. El a fost funcția lui pentru ceva, noi am transformat funcția cu totul și da. rolul și principiile în scrumieră. El va juca rolul de scrumieră o perioadă de timp, dar undeva ceva, o țigară în estins, îl va sparge. Adică cam ca mai trebuie să înțelegem foarte bine. Da, dar dacă a am înțeles bine aceste nouă cifre, cumva ele se leagă apoi cu destinul, cu cifra de vibrație, cu. Adică semnificația lui 0, 1, 2, 3, apoi puse, ca și cum ai dat un fel de cod. Nu, nu, poate exista nimic în afara matematicii. De ea, în Dumnezeu trebuie să crezi, înțelegi? Pentru că nu l-ai văzut. În Anatol sau în tine poți să crezi sau poți să nu crezi în povești, în istorie, poți să crezi că așa au fost sau mai înflorit o pe acolo, mai tăiat că așa i convenit învingătorului sau nu i au convenit învinsului. Și învinsul tot să se rescrie propria lui istorie, eliminând din istoria proprie acele lucruri care nici lui nu-i plac. Lili, nu a fost așa. Chiar ha, și învingătorii. Și, ce, învingătorii și cu atât alții. mai mult își schimbă istoria lor și a celorlalți pe care i au învins. Dar ei modifică istoria sub, din poziția puterii. Adică tu schimbi istoria sau eu -ți o schimb și tu în istoria ta trebuie să scrii că ai pierdut. Și copiii trebuie să știe că ai pierdut. Și când și cum și anume. Eu a mea o scriu că ai câștigat. E, tu numai pentru că o scrii istoria sub, pre sub presiunea mea ci o să mai tai din propria ta istoria cei lucruri care ții personal nu-ți plac. Că și tu ai făcut niște pogromuri, ții minte cu propria ta populație, și tu ți-ai chilărit soldații a de multe ori. ai făcut operațiuni militare total prostești și ți-ai pierdut două batalioane, pur și simplu. Și atunci o să le ștergi de acolo, că nu a fost chiar așa, că de fapt, știi, nu noi, dar Rusia. Putin au vrut, sau nu, nu, nu a manipulat cineva. -a. Dar noi n-am venit și bine, noi suntem băieți buni, de fapt, dar așa nu s-au fost timpurile și să nu le scos. Uh, ma, dar uh, matematică matematica nu-ți cere să o crezi. De uite, nu credeți în mine, nu știu, trebuie, nu vă cer nimănui să credeți în mine. Sau să credeți că numerologia este, nu știu ce, odată mi-a spus cineva, uh, uh, numerologie egal, ghiceală, nu știu ce acolo, anti-biblie, nu știu ce acolo. Și, băi, am stat și m-am gândit cât de omul la care o scris, ori chiar asta crede, dar atunci trebuie să-i răspund cumva și îi spun, băi, că, cum adică ghiceală? Că și bun când pronunți, scrii, mai ales când scrii. A scrie este mai mare nebunie decât dacă o vorbești. De aia, că, te știi, tu vrei să pleci de la serviciu, gata, eu plec. Ea scrie tu aici cerere de plecare. Că de zis ușor, știi, dar până scrii toate alea, poate te răzgândești, poate te gândești ce faci, poate îți vine în cap și tâmpieni, produci, ca așa e ușor. Da, mama voastră, a nu știu, am plecat de la voi, din firmă, crăpați, dracu, ia scrii tu cererea de plecare. Și vezi că deja parcă vă rog frumos <laughs> să-mi aprobați, <laughs> nu știu ce acolo, să începe, știi? <laughs> așa și cu asta. Cum adică, adică? Adică numai copiii și proștii, proștii cu pâine mare, care nu, acum ducându-ne spre mievul mediu, o să fie din ce în ce mai mulți ăștia, și peste tot. Și o să conducă. Și înțeleptul va trebui să, să prefacă că e prost ca să poată. O să vedeți, o să fie foarte interesant. Următorii 15. De um, numai copilul și prostul poate să creadă când îl pui în fața faptului 2 plus 3 egal cu ghici. cât Copilul zic șapte. Ghici, nu, nu, e adevărat. Prostul zic șase. Nu e adevărat. Până când nu, nu să o dibuiască. Cinci, bravo. Dar cum ai ghicit? Cum ți-ai dat tu? Ea e ghiceală. Băi, dar copilul are o scuză. Pentru că el încă nu a învățat. Dar dacă tu ai 30 de ani și vii și spui că numerologia e o ghiceală, atunci ești prost, rău de tot. Tămi. Adică, nu știu cum să spun. Cum să fie ghiceală 2 plus 3 egal cu 5? Cum să fie ghiceală o spermatozoid plus ovul egal cu măr? Tu ești prost, omul. Asta totdeauna la nivelul ăsta de realitate sau de echivalentă aplica de, de aplicabilitate, ovolul plus spermatozoidul va fi egal cel puțin prima dată cu divizarea. Adică 1 plus 2 va fi egal cu 3. Apoi, 3, apoi, 1 plus 2 începe să se din două și apoi fiecare încă o dată în două și apoi fiecare la nivelul ăsta să avem 16 și apoi sunt 34, 36, uite 16 și 36 și restul sunt și matematice care le găsești și în natură. 1, 2, apoi 4, nu? Apoi patru, fiecare se mai dezvoltă câteodată, o să dăm de 16, de 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 apoi 32, apoi restul, restul, e un rând mai... Asta nu-i Cei care au făcut master clasul de numerologie, sigur, înțeleg, pe mine mai convins de că nu e... Matematica aveți, pur și simplu. De nu că vrem noi să, să trebuie să ghicim. A da, nu știu, arunca niște pe pe, masă și începi să interpretezi tu ceva, da, aia e ghiceală, pentru că tu nu te bazezi pe niciun fapt concret ci totul un subiectiv, adică dacă să duc pietrele mai mult în partea ăla, înseamnă că o să fii fericită. Dacă îți duc pietrele mai mult în partea asta, de masă înseamnă că o să fii nefericită. E ca și cum te înțelegi cu ansa, depinde cum te înțelegi cu ea. Da, nu se răspundă. Ansa cu radiestezia pentru da. cei care... Uite, Madalina, te... după trei ore de vorbit, continuu aveți vibrația și energia magnifică. Deci, Anatol, au trecut trei ore. Da. da. Au trecut trei ore, care au trecut foarte, foarte repede. Observ foarte Uite multe... Uite asta. Au trecut trei ore, asta ne omoară. Pentru că timpul este o noțiune constantă. Dar noi am învățat-o să o împărțim în, în elemente mici, Așa. din ce în ce mai mici, pentru a măsura ce? Doar pentru a măsura procese. Nu pentru a trăi în baza lor. Adică timpul e o noțiune constantă și circulară tot timpul. Dar noi împărțim în ore, în zile, în săptămâni. Da, o trebuie să facem asta pentru ce? Pentru a putea măsura diferite fenomene. Dar nu a ne măsura pe noi în cadrul lor. Noi suntem temporari. Când trăiești fără noțiune. Timp, ce se mai de maxim o oră. Da, în vezi, cumat, de că oră. că două ori ne-am adică îmbătrânit. am mai putea. Exact. Însă înseamnă că eu aș putea să până dimineață. Unul o să le pare că au trecut patru ore, deși au trecut opt. Înseamnă că în ele patru ore pe care le-au perceput le-au trăit așa, restul timpului pentru ei n-au îmbătrânit. Dar dacă unii au stat cu noi și câte ori au trecut două, dar lor le-au părut că au trecut șase, Mai înseamnă că șase. de la două până la 6, patru ore, ei ce-au făcut? Ei au trăit în plus, adică ei au îmbătrânit. Mm -hmm. Au stat aici, ai Ai percepția că trece greu? Deci trece cum tu că trece? Te îmbătrânește cât percepi? Evident. Noi oricum percepim timpul. Mm -hmm dar îl putem frâna sau uite o dată am căzut de la etajul nou din partea de jos a clădirii, adică etajul încă de țoclu, asta înseamnă că am etajul 11. Dacă ar fi plan, dacă clădirea fi fost o suprafață dreaptă, nu așa suprafață înclinată, știi? Adică un clădire construit pe așa în deal. În partea de jos a clădirii mai sunt încă două etaje, țoclu, etajul, subsolul care tot în aer stau. Ei de la 9 până la 1 timpul să delata atât de mult încât să reușești să vezi cum mori, cum o să te mormânteze, cum o să se zică mama, ce o să plângă, cum o să plângă tata. Ajunge să înțelegi, nu-ți placă scenariul ăsta, să zici, că nu, nu, nu vreau așa altfel. Începi să înțelegi că ce trebuie să fac ca să nu se întâmple, cum trebuie să cad ca să nu pățesc nimic și începi să gândești, acolo sunt două secunde în general totul caz, dar tu ai impresia că ai stat o zi și ai gândit cum ca ajute acolo să pui piciorul, nu ții picioarele încordate, că dacă o ții așa o să zboare picioarele din șolduri, o să rupă bazinul, și oasele, trebuie să pui picioarele așa, să amortizezi, imediat să te rostogolești, imediat să faci aia. Și în timp ce caz reușești să faci scenariul ăsta în cap de două, de trei ori, îl repeți în cap, apoi caz, apoi nu pățești nimic. Dar sunt și lucruri care se întâmplă Bani la rând. Dar ți-o ți părut cu durat o secundă. Asta depinde de ce? De aparatul cu care privim noi. Adică știi că bine Vrem așa, atunci totul o să fie aproape. Vrem invers, totul o să fie departe. Și depinde de, de optica noi. ta. Da, de optica. Exact. Adică atunci când faci un lucru că ți îți place, Practic, poate tot, să fie da. maratonul da. oricât de mare. Fie tu noi da. să îmbătrânești. Dar dacă faci lucruri patru ore pe zi, dar alea patru îți pare că eu veșnicii nu se mai termină băgame și tu abia știi să mă duc acasă că m-a de ăștia, din firmă, de șeful, nu știu ce și ele. Pe de altă parte, pe mine uneori mă sperie că trece o zi și nu mi-am dat seama când a trecut, parcă a fost o clipă și mi se pare că poate că n-am trăit suficient pe de parte. Așa mă gândesc uneori la sfârșitul de -o. De trăit oricum nu trăim suficient. Da. De ce? Pentru eu că foarte multe, lucruri le, da, foarte multe, lucruri, le faci pe pilot automat, adică robotizat. Și atunci n-ai când să trăiești. Pentru că nu, robotizată facem. <hânt> Adică tu știi că trăiești zău, dar tu nu ai acumulat experiență Pentru că tot ceea ce ai făcut, o făcut prin mod mașinal, automat, cumva, biorobot Și atunci te dezguste chestia asta, că timpul trece, dar tu nu acumulezi experiență noi. Adică nu șlefuiești fațete diferite, a ciudii, a iubirii a unui. am că șlefuiești, dar probabil așa are impresia fiecare da, Nu știu cât da, o face sau nu. nu Dacă le faci, atunci sara când ajungi acasă știi că e așa Uf, Am făcut o treabă astăzi să știi că așa o să zic și astăzi. Adică după întâlnirea, de, după întâlnirea de, astăzi, ca o precizare, că am văzut că au apărut multe întrebări legate de înregistrări. De... Ne-am dorit foarte mult ca acest summit să fie live, să ne conectăm la energia fiecăruia, pentru că cumva vin lucrurile și prin energie. Și cu noi ne-am vrut să fie live, am depus toate eforturile. Stai aici o armată de oameni care asigură tot setup-ul. Ne dorim ca pe parcursul acestui summit să fii și tu alături de noi. Uh, am văzut că scrie pe aici că o să rămână câteva ore. Așa este. Ne facem că uh, punem înregistrarea imediat deoparte după. Adică că scoatem înregistrarea de pe YouTube. Într-adevăr, o mai lăsăm câteva ore, dar asta este uh, tot. O vom pune apoi la Masterclass-ul tău, în întâlnirea din această seară și ne dorim ca și mâine și poimine și mine să vii live pentru că e o energie, e o vibrație care se simte. Adică când văd că sunt mii de oameni care privesc, se întâmplă ceva, se creează un câmp, se creează o energie. Și am observat în ordinea comentariilor am imediat o surpriză, nu ne părăsiți, da? Am observat în ordinea comentariilor cumva că pe parcurs pe parcursul în Întâlnirii acestui eveniment, ele cumva s-au rearefiat. Adică au apărut ahaurile, au apărut mulțumirile, au apărut no. uh, apăru recunoștința, a apărut Spiritul de spre de la început, unde oamenii erau să spun, Un, oamenii, un pic mai no. agitați. Stai că n-am înțeles, stai că așa, stai că cum e cu femeia, stai că o agitație, să zic. Dar no. a adus o energie fantastică. Și am propus la începutul acestei întâlniri lui uh, uh, Anatol. Probabil a... Ați văzut în cadrul aici este un, este un instrument Inspire for Performance că tot am mai primit întrebări legate de, întrebări legate de el. Găsiți detalii pe training-games.ro Deci îi rog pe colegi să pună ei undeva în bară pentru că nu este nu e un promo la acest instrument. dar vă spun unde Mi-ar trebui un marker pe unde l-am pus, ce am făcut. Până, până găsesc markerul, stai o secundă, da? Poți să dai cadru doar pe mine? Așa, ca să pot să primești și eu un marker. Așa. Avem aici uh, roata, roata vieții uh, și am propus la Anator, mai natur, poate ești poate și tu un om, știi? Mm -hmm. Ai vrea să fii, ai vrea să, uh, Pentru că spiritualitatea este și despre vulnerabilitate, este despre creștere, este despre a descoperi și a recunoaște ce vrei să dezvolți. Și alături de alte 13 roți din 13 13 roți din acest instrument, Arată tu puțin, e mult, e cu o hartă cu. Deci, vedeți pe Training Games. Nu vreau să modific, să mut focusul întâlnirii uh, acum. Da? A? E bine așa. Da. Uh, aici, Anatol, pe o scară de la 1 la 6, o să, o să privim puțin în gaură cheie, să zicem așa, în sufletul tău, cum da. se văd lucrurile de la, de la tine și discutăm apoi puțin pe ea. Ia, da. să vedem că asta sună da. interesant, orice provocare de asta mă îmi place, orice nou, sau orice faci, nu faci în fiecare zi. Roata deci vieții... poți să ne și spui, în timp ce faci acolo, ca să fim cu tine. E, deci, de deci... o spiță, este Roata Vieții ce înseamnă? O radiografie a fiecăruia dintre -am noi, zis, am zis. O... o spuneam și celor care nu. Uh, Evaluăm diferite aspecte, ne. Ne uităm, ne autoevaluăm, ne Bun. stabilim noi repere. Am două variante. Trebuie să răspund la asta cum sunt maximum de cinci, sincer sau cum mi-ar place să fiu? Păi între, între sau ele, adică trebuie să. cum sunt în raport cu ce dori și sau ce-ți-ar plăcea. Sau cum nu vreau să fiu. De când în psihologie avem astfel de teste Eu îi pun pe oameni Ca să descoperă real adevărul Să completeze același test după un timp care de trei ori la rând Dar prima dată îi îl spun îl Rog să completeze formularul sau testul respectiv Cu răspunsuri Deschise sau închise Cum nu ar vrea el să fie La toate întrebările să așa Pixul și hârtia în mână Și să se bifeze din perspectiva Cum nu i-ar place să fie uh -huh. Apoi, după un timp, care el uită cum bifat. Mm -hmm. Așa și așa îl mai chemă o dată și îl spune, da, acum spune maxim de sincer așa cum ești tu, <laughs> cum te simți tu că ești, da, maxim de sincer, oricum asta rămâne <laughs> <între> o <noștri. laughs> Da, între da, noi da, da. el da. răspunde așa cum e el maxim de sincer, după mm -hmm. aia, care a uitat cum bifează, că nu durează mult de vreo șapte zile să uiți, mm -hmm. după care îl mai chem o dată și îl răspunde acum cum ți-ar place să fii nu cum ești sau cum nu ți-ar place, ci cum ți-ar place să fii tu. Te răspunde că ești așa cum ți-ar place să fii. Și după ce prelucrez chestionarul respectiv mm -hmm. în toate trei variante, Am înțeles. atunci îmi dau seama exact cum el cum este. E, cum e eu o să răspund este. atunci maximum de sincer cum cred eu că sau cum mă simt eu că sunt. Acum. Deci, prima, cu cât mai aproac, mai departe din de centru. Uh, înseamnă... Zero e în centru și e până la șase. Așa, scara. Deci, deci ce avem acolo pe o Avem... Cariera. Carieră. Pe carieră unde te vezi? Eu trebuie să bifez, foarte da. interesant, pe carieră trebuie să bifez înspre margine. Da, înspre margine. Înseamnă mai mult. Mai mult. Dar, de fapt, cariera, în sensul de la cuvântul, înseamnă spre centru. Uh -huh. okay. Și atunci eu să-ți fac, fac care nu da. vă pot plânge de asta. Adică da, la carieră, de deci undeva pe la șase. Ok. Așa. Mai departe. Bani. Păi, banii totdeauna nu-ți ajung. Oricât ai avea, ai nevoi mai mare sau cheltui pentru mai multe uh -huh. lucruri sau declanșezi mai multe proiecte <gric> care trebuie susținute cu bani și nu toate obligatorii în favoarea ta numai. Mult, eu aș face foarte multe în favoarea lumii, dar nu mă pot susține pe mine, economic sau financiar, pentru toate acele lucruri care necesită bani. <gri> Bun. Asta, hai să spun. Dar, totuși, în același timp, ar fi păcat să mă plâng. De ce? Uh -huh. Pentru că de unde am, de unde nu am, reușesc să dau și la alții. Adică hmm. sunt bogat. Da. Adică o să punem pe aici undeva să fie, uite, așa, la mijloc. Pe la patru, da. Așa, prieteni. Patru, cinci, pe acolo, nu? E, da. Eu trac ochiul și da. vă spun e, în prieteni. timp real. O să vă și e, arăt. Prieteni, nu pot să spun că am foarte mulți prieteni. De ce? Pentru că a prietenie înseamnă cu totul altceva. Prietenia se verifică în timp. Așa, amici, relații bune, amiciții, parteneriate, cum vrei, prieteni cu beneficii, cum ar fi, este, cu interese reciproc, pe care să satisfac reciproc. Dar prieteni în sensul adevărat al cuvântului, așa cum știu eu, hai să dau puțin mai jos. Eu sunt prieten cu toată lumea, dar nu toată, nu, toată lumea e prietenă cu mine, dar nu eu sunt prieten cu toți. Adică ei hmm. toți mă iubesc, să zicem așa, hmm. dar degeaba, că trebuie să-l iubesc și eu, știi? Deci ai pus pe la 3, cred deci, că, 1, 2, 3, pe acolo. Da. Sănătate. Bă, sănătate, slava Domnului, nu pot să mă plâng de asta. Dar dacă aș face ceva în lume, care îmi consumă timp, nu energie, ci timp, aș putea avea mai multă sănătate. Dar asta... Deci a pus la 5, da. 5 din 6. Dezvoltare personală. Dezvoltarea asta personală deja. Adică. Pe la 6. Da, adică nu poți. Adică cu asta mă hrănesc, nu știu cum spun. Adică, nu știu, este ceva dincolo de asta, probabil 7, 8, 9, dar mm -hmm. pornind de aici, da. a, însemnând nu, Bineșor bine, foarte, ex, cum se numește, De trecere, da. și excelent sau foarte da. bine, aici undeva, așa că. Ce este? Timp și management. Ti, nu? Uh, time management. Așa. Cum strădușim asta pentru ei? Uh, Managementul timpului. Cum îți organizezi tu timpul? Cum te... Bă, adevărul este că mie timpul nu mi-ajunge. Pe undeva. Nu că chiar că e zero, dar mie timpul nu mi-ajunge, tot timpul nu mi-ajunge. Timp. <laughs> Cred că ești dur rău cu tine. Așa. Așa. Uh... Fericire. Vă las pe voi să vedeți cum se vă arăt imediat. Fericire, așa, bun. Orice, dar n-aș putea spune că sunt nefericit. Zvor zvorul fericirii. Deci mine. următoarea fericire Familie și, și, și dragoste. Familie. Am, adică ce trebuie să fac? Familie. Eu știu ce trebuie să faci, tu ce trebuie să faci. E... Cum o vezi pe acolo, se familie, familia. dragoste? chestia asta în spital treci medicul cu rezidența și spune uitați-vă aici stă pe pat și zace un bărbat care o iubit-o pe o domnișoară extrem de mult și a cerut mâna și inima dar ea l-a refuzat și uite s-o acum o să mergem în palata următoare și o să-l cunoaștem pe cel pe care ea nu l-a refuzat deci erau smintiți amândoi, știi? -am Unul când nu l-a luat de soț și el al altul când l-a luat de Călbat, soț. Da. Așa, cum nu o dai rău. În familie nu pot să spun, adică ar fi păcat mă plâng niciodată, nici într-o familie, dacă este vie și nu e făcută din bio-roboți și nu se bazează relația lor pe nu știu ce interese, totdeauna există tensiuni, certuri, tensiuni, crește împereajul câteodată și la voce și la restul. Dar toate acestea sunt constructive dacă oamenii trăiesc aceea relație a, a, a real. Dacă înghițăm așa ceea, pentru că mă tem să l supăr, pentru că nu, la mine familia este, familie pornește cu F uh -huh. cu F mare la alții F-ul ăsta se transformă în L la milie, un fel așa, pentru că la ei e important Lungi, de la L, de la ligen, de la lungit. Adică ea să fie obiect sexual, sex mașină, sex bomb, ceva și mai departe nu contează nimic. La alții trebuie să fie cu trei de Emilie, adică știi, trei conexiuni. Nu, la noi, la mine e familie. Nu sunt perfect, eu bănuiesc ca soți și nici ea nu-i perfectă ca soție, dar tocmai asta îi face să fie viața cum vie. Adică fac ceva și am atins un să sud viu. U țipă face ceva acolo, interesant face ceva și mi atinge mie un țăsut că mi pune sare pe rană. Dar asta îți arată că ce? Că tu ai acolo o rană, că altfel nu putea să pună sare acolo. Și încet, încet, în familie îți arată tot de-a unde tu ești slab, unde tu ești imperfect. Și femeia are un talent deosebit de a săpa și a găsi cele mai profunde neajunsuri. Avem și o roată pentru viața de cupă, dacă așa. Vrei. Bun. E, contribuții. Asta să înțeleg de cum contribuie eu la ceea ce îți da. Da. viața socială sau lumea. Mm -hmm. e, ok. Da. Asta spun ei, adică okay. am confirmări, nu obligă Și acum mai sunt. Da, le unește acum. Asta va fi diagrama mea. Așa. 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 Prin urmare, ar trebui să mai lucrez la ceea ce se numește timpul, în managementul timpului, și la ceea ce se numește bani. Dar atunci, sigur, aici se ar duce linia mai încolo și asta mai spre margine, dar ar scăde altele. Deci este așa cum este, Doamne Bine ajută La... Doamne ajute și Doamne iartă -ne. A, așa, și dacă tot... Uh, uh, deci așa arată roata vieții, o puteți face și voi, da. Uh, pur și simplu e un moment de sinceritate la care te uiți, instrumentul e mult mai complex, cu 13 roți, cu fotografii, cu cartonaș. Dacă ai trage de acolo o întrebare, să vedem ce întrebare îți oferă destinul acum. La întâmplare? Da, alege la întâmplare, de pe masă de acolo. Uh, dă puțin cadru larg. Da? Masă acolo, sunt cartonașe tot din zona de Inspire, sunt întrebări de, de coaching. Alege una, oricare. Da, una, oricare. Trebuie. Da. Ia să văd. Ce, ce să... îmi provoacă bucurie? Uitându-te la roata ta. <sus> A, uitându-mă acolo și de acolo, trec din experiență. De acolo, din experiența aia, gândind sau să se, să, 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 provo să se nască răspunsul de la sine. Bucurie, cu adevărat, îmi provoacă, știi, ce, elementele. Când sau... te uiți la roata ta. Așa. Da, când mă uit la roata mea. Ar fi mai multe, dar cu adevărat și profund sunt acele experiențe care nu sunt numai plăceri, ci sunt bucurii care îți lungește viața, adică sunt cum un florit ceva în tine, a apărut un fel de nectar, este ceea ce se întâmplă în cadrul familiei. Adică, ceea ce se întâmplă cu iubita, ceea ce se întâmplă mai ales cu, băieț cu băiețelul meu, cu Andrei. Câte sunt câți în stresă, are acum? Patru. Patru și atunci când reușește să facă un lucru, când pur și simplu te joci cu el, când el se uită la tine ca la Dumnezeu, că îl înveți un lucru, îl înveți altul, el te vede cel mai deștept om de pe fața pământului, el se uită la tine așa cu admirație și tu ai grijă tot timpul să nu îl dezamăgești în ceva, dar nici să nu lești, că sunt foarte manipulativ, nici să nu lești să te iei subtil, subtil, așa stincalece nici eu nu tind să-l călăresc, adică nu avem tință, el trebuie să fac din el un călăreț, nu să fac din el un cal Pe care să-l călărească alții Dar Nici nu-l lăs Călărească decât în câteva Locuri, momente ca să-i dau curaj Să-i dau putere, să înțeleagă că poate Și după care să-l arăt măsura Acolo într-adevăr apar momente Care nu știu cum să le numesc Nu sunt doar fericiri sau momente de fericire Ci sunt ceva Cumva mult mai puternic Adică pur și simplu sunt mi spun de că uite ăsta o așa cum este, când vezi ce face cu mama lui sau cum interacționează, cum vezi cum încearcă el să te păcălească câteodată, să pe tine sau să te învețe el ceva, când îi vezi rezultatele, să naște așa, dar probabil și toată lumea știe asta, care, este, care au copii, care au știu, e așa o, o chestie cum vezi că pe lângă tine se naște dintr-un boțuleț așa de carne, animăluț perfect, să naște așa un om cu abilitățile, cu creativitatea lui, cu micile lui șmecherii, cu trăsăturile lui de caracter care se formează acum. Pur și simplu vezi cum în fața ta yeah. se naște, o, o, se naște și se dezvoltă în același timp un univers întreg. E așa o, e așa o plăcere câteodată că fără să vrei să se pune nodul în gât, știi? dar nu nu doar la fericire, știi? Da. Mulțumim celor care. Vă mulțumim, de fapt, celor care, tuturor, da, care v-ați înscris, care ați participat alături de noi în această minunată seară. Un eveniment remarcabil, o lecție plină de înțelepciune, care continuă în orice formă, împreună cu Panatol, împreună cu Life University, împreună cu familia, împreună cu. Cei dragi, împreună cu o carte, împreună cu Damian Drăghici, mâine, împreună cu masterclass-ul lui Anatol. Călătoria cumva continuă. Pentru mine a fost o seară pentru care nu pot spune decât că sunt recunoscător, recunoscător că am avut această experiență directă a dialogului, care sper să fi fost productivă și eficientă și pentru tine, să-ți fi fost de ajutor. Uh, ca, interlocutor și, ca interlocutor și pentru cei care ne-au, uh, ne urmărit multe mesaje, multe, multe mesaje de uh, uh, transmit stafeta Mulțumire. Măi. Ce mesaj Prânj. ne lași tu la final? Uh, adică celor care transmit stafeta de la mine mai departe prin tine lui Damian Drăghici. Salut mâine din partea mea. Așa, îi strângi mâna și îl și tot din partea mea, că el o să înțeleagă. E, îi doresc lui succes la și multe putere de a. Penetra, Ați cunoscut, vă știți, da, și... de, a, de a pătrunde din sufletele oamenilor care are real cu ce și despre ce. Iar tuturor celorlalți ce? O întâlnire plăcută și maxim de productivă cu mâini de seară cu Damian Drăghici. Iar prin viață, um, aș putea spune așa, ca să fiu maximum de sincer, dar asta o să fie și dureros. Uh, necunoașterea este mai puțin dăunătoare decât cunoașterea parțială. Este mult mai bine să nu cunoști nimic despre spirit și nu-ți spui problema asta vreodată. Îți vezi de treburile tale, văcuța, casa, grădina ta, să fii totul umenește, să fii totul frumos, decât să începi a vorbi despre spiritualitate, psihologie, astrologie, orice o fi pe lumea respectivă la care nu te precep până la capăt. Uite, pe vremurile îndepărtate nu, întâmplă, nu era, era nu deloc întâmplător. De exemplu, în misteria, în școală, cum ar fi lui Pitagora, ucenicii și cei din afară matematicienii n-aveau voie să stăi în sală unde stătea Pitagora cu ucenicii lui cei medie să Stăteau după o cortină așa în spate și cinci ani la rând ei stăteau acolo fără să aibă dreptul să pună vreo întrebare măcar. Ca, știa că abia după vreo cinci ani de zile este pot înțelege ceva din taina numerelor cifrelor și după ei o să vină cu o întrebare cât de cât rațional sau rezonabilă. Știți ce înseamnă rezonabilă? Adică rezonează întrebarea lui cu învățătorul. Ești om rezonabil. De ce? Pentru mine ești rezonabil. De ce? Că rezonezi cu mine. Altfel ești... Nu. Ești om um, ok, dar nu ești rezonabil. Nu rezonezi cu mine nimic. În adică tu îți vezi de viața ta pe undeva și întâlnirea noastră nu e rezonabilă. Viitorul nostru nu e rezonabil. Nu rezonează nimic. Cam așa ceva. Dacă rezonează, atunci imediat începe să ne dăm Cinci ani nu pune o întrebări. Dacă totuși vă apucați să faceți dezvoltare spirituală, dezvoltare musculară, dezvoltare caracterului, dezvoltarea, ce știu eu, de exemplu, mecanismelor de a memora, dezvoltarea pe mecanismelor volutive, adică de a vă putea impune voința asupra unui busole și ea să se învârte, să se arate nordul, unde e sudul și invers ați dezvolta puterea de concentrare atunci trebuie să știți despre cele lucruri totul până la capăt nu va apucați să practicați orice o fi dacă nu știți totul până la capăt, uite, unul e o, o pățită cu ce? vaccinarea sau cu orice altceva să spune una, dar de fapt e alta de... informează-te până la capăt cunoaște aspectele care teoretice, în profunzime teoria nu e nimic altceva decât practica în repaus și bine că e în pauză pentru că nu se întâmplă nimic Că, Doamne ferește, se întâmple și a, ceea ce se urmează, pasul următor, este explozie. Și tu nu ai spus la explozia. Dar pentru că nu ai avut baza teoretică, acum explozia se va manifesta și te va omorâ și pe tine. Practica este teoria în desfășurare. Dar dacă teoria deja a început să desfășoare, ea se manifestă în plan fizic, autentic, real. Poți să vindece, poți să omoare, poți să calicească, poți să... Și abia atunci când cunoști aspectele teoretice în profunzime, când îți dai seama ce modificări se vor produce în eu concepție, inclusiv de la un curs parcă nevinovat de astrologie, după aia te apuci teoretic bazele, toate funcțiile, rolurile, principiile, asimilările, adică similitudinile, unde găsim asta în alte parte, cum funcționează în alte lumi sau în alte legi sau în alte domenii sau în alte știință lucrurile astea, trebuie să găsești minimum trei domenii în care lucrul ăsta se manifestă, chiar dacă sub altă formă echivalentă de manifestare, dar totuși echivalentă, și abia după aceea te apuci să faci. Până atunci, ca să vă fie vouă mai bine și să nu-i faceți pe unii care chiar se percep să râdă de voi, că nu știi, eu ca și cum aș apuca să vorbesc cu tine despre camere de fotografiat. Și eu nu știu că tu ești expert în asta, da? Te dau eu rotund așa, la o masă. E tu râzi în ținea ta de mine cât de prost sunt, că habar n-am de camere, nu? Așa puteți să ne meriți. Și râde echipa de noi că nici eu da. nu mă pricep. Da, da. da, că e era despre camere și da. râde ei de noi. Da. Da, așa. Da, era, e... și atunci, uite, stai la o masă cu niște oameni sau pe undeva, vorbești da. în autobuz și altul stă și se uite la tine și te vede ca pe un nebun limitat, care, domne habar n-ai despre ce vorbești atunci Atunci mai bine nu vorbi. Tăcerea este mai productivă decât vorbăra aia, aiure. De ce? Pentru că atunci când vorbim, în cap ne se generează imagini. Noi nu putem să vorbim fără imagini. El acele imagini se înregistrează acolo undeva în iCloud și la un moment dat el o să formeze, o, să formeze ce? o emoție și emoția o să te împingă către o faptă. Taci și faci. Prima dată taci și învață. Nu spune nimănui nici măcar când înveți Adică măcar că acumulezi informații teoretice. După ce ai terminat și crezi că ai suficient de multă informație ca să treci la un pas fizic real, în sens de experiență, experiment, taci și experimentează. Așa o să te duci până la un nivel după care nu-ți mai poți singur, că o să ai nevoie de ce? O să ai nevoie de un asistent, o să ai nevoie de cineva care te ajută, o să ai nevoie de cineva -un care mentor, te de Un mentor, un profesor. -un... De... Așa. Și atunci, taci și îl găsește. Nu ți în gura mare că l-ai găsit, că asta înseamnă că nu l-ai găsit. Dacă l-ai găsit, nu vorbești despre asta. Dovadă. Când nu aveți televizor acasă, toți vorbesc despre televizoare. Ce televizoare sunt, dacă e mai bună, care e clasa A, clasa B, dar ce înseamnă asta, clasa A, care, care e diferența între ele. După ce l-ai cumpărat, ai văzut că ai încetat să mai vorbești despre televizor. Când aveai mobil în casă, bucătării, te gândeai, dar unde sunt bucătării? Dar la Kaufland, da, cu, da, unde sunt, da, de cum sunt bucătării? Numai despre bucătării vorbeai. Te uitai, găsai, căutai, numai fătura. În oriunde te uitai în orice revistă, aveai impresia că cineva special a pus pentru tine o bucătărie ca să o poți vedea acolo să te umpli din nervi că, uite, ea este și tu nu ai. Dar după ce ai cumpărat-o, după visele tale și ai instalat-o acolo și e funcțională, ai încetat să mai vorbești despre bucătărie. de parcă problema asta nu a fost niciodată. Așa se întâmplă și în plan spiritual. Cei care pe mult, Uh, ei uh, ce fac? Uh, ei caută obiectele pe care Încă nu le-au găsit, dar cel care deja Au găsit uh, știe Cu ce să mănâncă, cât e de dureros Care sunt avantajele și care sunt dezavantajele Și taci acolo nu. Nu este să vezi niciodată un maestru adevărat care vine și țipă în gura mare să-și bage ucenicilor sau să facă proliferare pentru știința lui. El știe, este calea mea, a voastră o să fie puțin diferită, tot în direcția aia, dar puțin diferită. Dar cel care nu și-a găsit nicio cale încă, el țipă în gura mare că e maestru. Eu n-am spus niciodată despre mine, de când mă știu eu că sunt maestru sau că sunt iluminat sau cum. Asta spun oamenii, fac și eu că Hristos. Tu ai spus asta. Dacă ai spus tu, probabil așa se vede în realitatea ta, Înspre realitatea mea, lucrurile așa se văd. Dar eu nu știu dacă sunt iluminat. Eu nu știu dacă sunt maestru. Eu nu știu dacă sunt înțelept. Așa a spus voi. Ai niște daruri. Cu siguranță. Darurile... Multe. Darurile nu avem. Nu, 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 există niciun fel de discriminare. Când ne naștem, naștem tot tabula Toți Dar da, cred că noi acum începem un alt curs. Nu cu asta da, spune Dar urmă, în dependență, ceva, cât da. de harnic ești, cu ce, e, cu ce te ocupi sau ești pasionat sau îți place, se dezvoltă în tine acele haruri, haruri de la hărnicie. Cu hărnicie multă, dedicație, ai făcut niște lucruri care la început erau grele, dar acum tu le faci foarte spontan și natural și acum au venit oameni și bă, dar ăsta știi care e chestia? Ăsta are un har, domnule. Adică eu pus Dumnezeu în mână în cap, nu de ce nu? Uite, ăsta nu a făcut nimic. Nu, domnule, harul vine de la hărnicie. Știi? Adică e o muncă în spate. E o muncă în spate. Nu există așa, te-ai născut, n-ai făcut nimic, te-ai peste noapte și ai, ai creat tablița Mendeleev, așa că tot căzut. Nu avea Dumnezeu ce face și toată o ții Trebuie să ai un creier specializat, un creier antrenat să poată înțelege formulele, ce înseamnă, logica lor. Că dacă tu la fizică și la chimie n-ai gândit niciodată, poți să-ți dai o tabliță următoare desăvârșită, îmbunătățită, adaptată elementelor chimice și, perio și perio periodicității elementelor. Și noi nu, nu să înțelegi. Nu ai să înțelegi ce ai văzut. Prin urmare, asta, feriți-vă să... Uh, spiritualitatea nu e un joc. Nu vă jucați cu asta, că mai degrabă o să vă smintiți. decât o să ajungeți numai. Dar dacă totuși vreți să o faceți, atunci asta se face cu maximă seriozitate, cu maximă atenție, și în modul discreție. cel discreție, în primul rând, asta nu e o laudă, este treaba ta, e între tine și între Dumnezeu, nu e între tine și mine. E între tine și scopul tău de viață, e între tine și evoluția ta. E treaba ta personală, intimă și privată. N-ai de ce să te lauzi cu asta sau să... A, când cineva te întreabă, poți spune, domnule, eu pe drumul, eu în calea mea am cunoscut asta și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa. Eu îți spun cum am văzut eu, cum o să vezi tu Dumnezeu, știi, poate tu asta nu o să vezi niciodată. Mie mi s-au întâmplat lucruri care ție nu o să se întâmple niciodată, că ești în alt metric, în altă idee, în alt vis, în alt scenariu. Cam asta. Prin urmare, dacă tot vrei să o faceți, faceți-o cu atenție, cu discreție și înaintați. Trebuie să știți de la bun început că nu va fi ușor, dar odată ce înaintezi, Îți vor crește puterile, drepturile, vei avea mult, multe drepturi, dar îți vor scade libertățile. Dar drepturi multe să ai. Dar libertăți din ce în ce mai puține. Dar asta este taman ceea ce este maximum de, de valoros. Succes! Nu știu ce să vă spun. Mulțumim frumos! Pentru această minunată lecție de înțelepciune Dacă nu sunteți abonați la canalul nostru de YouTube Dați subscribe pentru că în felul acesta YouTube vă va notifica De următoarele întâlniri, probabil, dar bine ar fi să dați Like la pagină, lăsați-ne o impresie în chat Pentru mine a fost o întâlnire magică Sper că și pentru voi la fel Să ne vedem sănătoși și ceva mai înțelepți. Cum spune și moto nostru, lasă-te inspirat de cei mai buni. O seară frumoasă!